Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați venit la o ediție specială de Fanatic Superliga, o ediție care evident va celebra frumoasa calificare a Naționalei României la campionatul european Euro 2024 de anul viitor. Suntem în direct și în exclusivitate pe site-ul www.fanatic.ro, așa cum v-am obișnuit de peste un an de zile de când am început Fanatic Superliga. Deci ne urmăriți live, stați aici cu noi pentru a vedea discuția, analiza, evident intervenții și foarte multe videouri, momente extrem de emoționante, surprinse de echipa Fanatic la Budapesta. Este vorba despre Cristi Coste și despre Răzvan Nicolae. În primul rând, trebuie să începem cu începutul. Felicitări tuturor celor care au pus umărul la calificarea națională. Ultima calificare în 2016, tot la un campionat european. Deci, iată, după 8 ani de zile, mergem la Euro 2024. Felicitări Edi Ordănescu, un tehnician care a trebuit să suporte foarte multe, dar și-a văzut neabătut de drumul lui și iată, până la urmă a reușit să ne aducă o mare bucurie. Felicitări, evident, jucătorilor, da? Un grup din ce în ce mai sudat, felicitări tuturor celor de la federație, felicitări președintelui Răzvan Burleanu, lui Stoichiță, absolut tuturor celor care până la urmă au pus umărul și, bineînțeles, fanilor noștri, care marți vor face o atmosferă infernală și sperăm că ne vor ajuta să terminăm aproape incredibil grupa aceasta pe primul loc și să ne ducem cu șanse foarte bune pentru o tragere la sorți pe 2 decembrie extrem de favorabile, pentru că de ce nu? Nu putem să visăm, da? Avem voie să visăm, de ce să nu credem că putem să ieșim din grupă și de ce să nu visăm până la capăt că putem să fie un Euro 2024 de povestit nepoților. Încă o dată felicitări tuturor, în frunte bineînțeles cu Edi Ordănescu, este evident că el este artizanul acestei calificări și în mod special felicitări lui Pușcaș, nu? Despre care am tot discutat, un atacant contestat, e puțin spus, la un moment dat s-a cerut să nu-l mai primim nici în țară, da, pe George Pușcaș. Iată o partidă bună, Edi Ordănescu a fost consecvent și a văzut de strategia lui, deși au fost momente delicate și până la urmă ce să mai e ieșit, nu bine, e ieșit extraordinar. Bun, deci felicitări tuturor, hai România, așteptăm o partidă descătușată marți împotriva Elveție. Mi-ar plăcea tare mult să-i batem pe aroganții ăștia, deci aș fi foarte încântat să terminăm așa preliminarele și evident o țară întreagă, la fel ca și noi aici la Fanatic, suntem bucuroși că în sfârșit a apărut o performanță și la nivelul echipei mari și mergem la Euro 2024. Și dacă toți suntem la capitolul mulțumiri, le mulțumim sponsorilor, sponsorul principal Superbet și sponsorul premium Aqua Carpatica, care îi ține în formă și pe jucători și pe noi aici la emisiune și pe toți cei care savurează acest produs de excepție, apa plată și minerală Aqua Carpatica. Suntem cu analiștii noștri pe care deja îi știți, Vivi Răchit, analiști bucuroși, bineînțeles, fericiți, s-a tăiat și un tort dincolo și pentru că e ziua lui Adi Barna, producătorul meu, și îi spunem la mulți ani să fie sănătos și tot ce își dorește, dar am tăiat un tort și de bucurie că în sfârșit a mai venit soarele și pe strada noastră și iată, naționala noastră a făcut din nou după 30 de ani români fericiți. O să discutăm și despre acest card al istoriei, pentru că practic pare un destin istoric ceea ce s-a întâmplat acum 30 de ani, minus o zi, doar atâta, minus o zi. La Cardiff, România bătea cu 2-1 țara galilor și se năștea o națională extrem de puternică care ne-a dus mare fericire. Acum, iată, am câștigat și noi cu 2-1 împotriva Israelului. Similitudinile sunt incredibile. 2-1, da, același scor. Iordănești pe bancă, Anghel Iordănescu atunci, Edi Iordănescu acum. Goluri tot cu stângul, Gică Hagi atunci, Ianis Hagi acum. V-am spus niște similitudini care într-adevăr te duc și te gândești că există un destin și că lucrurile sunt cumva aranjate undeva în spațiu mistic sau cosmic sau cum vreți dumneavoastră, sau de credință, da? Și după fix 30 de ani, după acel moment, iată se naște o nouă națională după o victorie cu 2-1,
cu Iordănescu pe bancă și cu Hagi în teren. Salut, Vivi! Salut, Horia, și mă gândeam că dacă aveam cu ce, veneam cu freza aia afro astăzi în emisiune, dar n-am la ce. Da. Salut, Robert, bine ai venit! Neața, felicitări băieților, staff-ului și în sfârșit sper să fie toți mulțumiți. Da, să sperăm. Nu o cred. Să, mai, o nu să cred. Aflăm, da? Salut, Cobra, Ilie, salut, Adi, și la fel bine ai venit. Aceasta este trupa... Felicitări celor... A, da, aceasta e trupa noastră de șoc. Bineînțeles că toată lumea este fericită. Haideți să începem cu momentele frumoase, nu? Da? Pentru că timp să tot vorbim și să disecăm, o să tot avem. Haideți să vedem imaginile care deja fac, ca să spun așa, ocolul tuturor site-urilor din România. Este prin social media de aceste imagini. Edi Iordănescu la conferința de presă aseară și ce s-a întâmplat cu jucătorii. Unul dintre momentele minunate, unul dintre momentele magice. În sfârșit învățăm și noi să ne bucurăm, pentru că ăsta e adevărul. Chiar nu mai știm să ne bucurăm. Și eu aseară nu mai știam, nici nu știam. Îmi venea să țip, să urlu de fericire. Pe de altă parte, nu prea știam aseară, m-am pupat cu ei amicii, cu nevastă mea aseară, când au venit ei amicii peste mine, tati, am câștigat, da, copiii, dar știi, eram așa, nici nu mai știam, nu mai știam să ne bucurăm, pur și simplu. Nu, deci nu mai, n-am mai știut. Rar. Nu? Adică, nu știu, așa, adică aș fi vrut să era scot, o emoție, da, să scot mai mult din mine, să urlu așa, dar eram și puțin blocat. Și au venit ei amicii, m-au luat în brațe, tati, România, ne-am calificat. Eu m-am bucurat ca de obicei și cel mai mult m-am bucurat la ratarea lui Mihăilă și la eliminare. Adică am fost ăla de tot timpul, știi, am început să înjur prin casă, bă, ce face ăsta, ce, știi? Românește! Românește, da. Cum sunt toți. Noi, la noi, indiferent ce se întâmplă, da, tot românești. Bun, haideți să vedem momentele de fericire de la conferința de presă. Edi Iordănescu, arhitectul acestei calificări, știți foarte bine, ați văzut și emisiunea, sau mulți dintre dumneavoastră sunt convins că ați văzut emisiunea și vineri. Noi chiar credem și am crezut în Edi Iordănescu, nu e că vreun geniu Edi Iordănescu sau așa mai departe, dar e un om care își face meseria și își face profesia cu multă pasiune și în primul rând cu o seriozitate și cu un profesionalism care l-au caracterizat în toată cariera și care a caracterizat în general familia Iordănescu. Imaginile bucuriei, imaginile descătușeri. Am condus meciul, meritam să câștigăm din prima repriză. Am avut mai multe ocazii, am fost peste ei, mulțumim frumos! Bravo, Andrei! La melodii! Hai, da! Da, imagini foarte frumoase, dar hai să le mai vedem o dată cu sunet. Ia mai dați-le așa. România, ole, 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 România, România, ole, 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 România, România, ole, ole, ole. Am condus meciul, meritam să câștigăm din prima repriză. Am avut mai multe ocazii, am fost peste ei, mulțumim frumos! Bravo, Andrei! Da, ne vedem în Germania. Spune Burcă la fel, unul dintre stâlpii apărării noastre, a jucat foarte bine și o să rog acum, o să-i rog pe colegii mei, haide să vedem și bucuria din vestiar, iar apoi vom merge la Cristi Costă la Budapesta, care ne va povesti ce nu s-a văzut, ca să zic așa, la televizor. Da. E un privilegiu că mă întâlnesc. E cea mai mare bucurie și mândria mea. Și în același timp România a uitat să se bucure. Hai să le arătăm cum să bucure!
Da, spectaculoase imagini o să... E un privilegiu, m-am întâlnit, nici da. Am o mare bucurie și mândria mea. Și în același timp România a uitat să se bucure. Hai să le arătăm cum să bucure! Imagini superbe, haide să vedem imagini superbe. Haide să mergem la Budapesta la colegul meu, la Cristi Coste, care s-a culcat spre dimineață, echipa Fanatic care v-a transmis cele mai interesante știri. O să vedeți și materiale inedite pe care nu le-ați găsit până acum pe nicăieri, transmise de Cristi Coste și Răzvan Nicolae, colegii noștri care undeva pe la 4:30 dimineață s-au culcat, evident obosiți, extenuați, dar fericiți. Cristi nici nu prea mai are voce. A fost o seară minunată. Și haide să vedem ce nu s-a văzut, lucruri în premieră aflate de acolo, de la Felciut, de la colegul nostru Cristi. Cristi, te salutăm! Neața! Neața, neața! Chiar, mă auzi? Chiar că e neața! Chiar că da. E neața! Neața bună! Neața bună din toate punctele de vedere, chiar dacă o cea mai puțin, să spun așa. Și din cauza faptului că a fost frig și datorită faptului că am țipat și am țipat ca un suporter adevărat. Au fost români mulți la fel, ciut, pentru că dacă facem o proporție, ce vă spuneam și în emisiunea ioară, în jur de 500 de români, cu tot cu staff, cu astea 600-700 din cei 3.000 care au fost pe stadionul din Felciut. Și vedem și imaginile care le puneți. E incredibil, am trăit meciul între israelieni, deci erau doar două sau trei rânduri de ziariști români sau alți români care erau acolo, plin de israelieni în jurul nostru, care ne-au sufocat în minutul 2. Ne-am făcut mici, ne-am băgat sub scaune, ce să mai, după golul lui Zahavi. Apoi, încet, încet am început să punem noi stăpânire și pe stadion și pe joc și să ducem calificarea acasă. Așa cum Edi Ordănescu promitea că duce naționala la Euro, să spun așa, păstrând proporțiile și noi când am plecat la Felciut, eu cu Răzvan am spus că o să o aducem și o să o aducem de sâmbătă seara, că nu mai stăm până marți, că deja este prea mult. Cristi, a avut Gabi Balint o postare foarte simpatică, un băiat foarte inteligent, Gabi Balint, a avut o postare înainte de meci, să nu lăsăm pe marți ce putem să facem în seara asta. Bună postare, o postare foarte bună și inspirată a lui Gabi Balint. Deci să nu lăsăm pe marți ce putem să facem în seara asta și uite-te că a avut dreptate. Te rog, povestește-ne ce nu s-a văzut, asta, lucrurile care nu s-au văzut la televizor, lucrurile pe care le-ai observat, mai ales în Hotelul Naționalei, pentru că știu că ați fost și la Hotelul Naționalei după bucurie, starea de spirit a tuturor, adică lucrurile astea care până la urmă emoționează, Cristi, știi? Lucrurile astea pe care îi vedem și ca oameni pe acei jucători și pe antrenori, mulți dintre ei nu criticați, desfințați în frunte cu Edi Ordănescu. Păi în frunte cu băiatule care ne-a calificat la Euro, ce să spun. Apropo de remarca pe care Cică Popescu nefericit a făcut-o pe parcursul calificărilor, am văzut că a avut și acum o reacție. Dar o reacție scurtă pe Instagram, eu în locul lui m-aș fi bucurat mai mult, pentru că el știe foarte bine, Cică Popescu, ce înseamnă bucuria la echipa națională. Ce am trăit la Felciut aseară, Horia și cei invitații care sunt în studio, cei care ne ascultă, bineînțeles, că am trăit ce am trăit și acum 4 ani în Italia. Crede-mă, paralela este aproape perfectă. Ce am trăit la turneul final de tineret și nu este întâmplător acest lucru, pentru că în sfârșit am simțit încă o dată ce înseamnă un stadion care să vibreze, chiar dacă au fost o mână de 500 de oameni veniți din Iași, Gherla, Satul Mare, Baia Mare, și ce am trăit în Italia în 2019. Nu este deloc întâmplătoare, pentru că mă și uitam în timpul meciului, mai ales după ce am reușit să întoarcem scorul, jumătate din lotul de aseară este lotul de la Euro Under 2019. Piticii aceia care ne-au dus în semifinale s-au făcut mari și uite, s-au făcut mari și ne duc și la un turneu final de Euro.
patru dintre ei au fost titulari, Iannis, Pușcaș, cine a mai fost? Iannis, Pușcaș, Drăguț și Răzvan Marin. Spun și Răzvan Marin pentru că Răzvan Marin la ora aceea, dacă vă amintiți sau nu, el se transferase la Ajax și nu l-a mai lăsat Ajaxul să meargă la acel turneu final, dar era acea generație. Acea generație din 2019, la care s-au adăugat cei care au fost pe bancă aseară. Să nu uităm, Ionuț Radu, portarul din 2019, Alin Rus, Cicăldău, Olaru, Florinel Coman. Adică jumate din lotul de aseară al României a fost și în 2019 și s-a văzut. S-a văzut și pe tren. Uitați-l pe Pușcaș, în care nimeni nu a crezut, cel mai culit jucător din fotbalul românesc. În care nimeni nu a crezut, în afara lui Edi Iordănescu. Nimeni în afara lui Edi Iordănescu, bineînțeles. Iar reacția pe care Pușcaș a avut-o după ce a marcat și s-a dus și s-a îmbrățișat cu Edi Iordănescu spune foarte, foarte mult. Și după meci ei au avut încă o discuție așa, cap în cap, care și-au spus ce și-au spus. Edi Iordănescu nu a vrut să dezvăluie la conferință despre ce este vorba. A spus că dacă o va face, o va face George Pușcaș, pentru că a fost ceva, până la urmă, intim. Spune atunci de o paralelă cu acum 30 de ani. Să știi că ieri dimineață, ca să vă povestesc o chestie foarte scurtă, Răzvan Nicolae, colegul nostru, îmi spunea, dacă tot se face arcul ăsta peste timp de 30 de ani și atunci au marcat Hagi și Răducioiu, uite, din seară o să marcheze un alt Hagi și un alt jucător care joacă în Italia, că Răducioiu juca în Italia. Ne gândeam pe cine să fie, că Pușcaș nu marchează, poate Răzvan Marin. Nu, nu. O să marcheze Iannis Hagi și George Pușcaș. Asta a fost predicția lui Răzvan de dimineață și uite, uite ce s-a întâmplat aseară. Bucurie enormă pe gazon. Am văzut în sfârșit grupul acela despre care se vorbea și acea familie care s-a descătușat. Jucători, antrenori, staff, toți s-au dus spre suporte și am retrăit momentele care le trăiam pe Dino Manuți din Cesena, când o peluză întreagă, un stadion întreg, de fapt, în Italia era o tribună a doua, toată galbenă, care cânta cu tricolori, așa s-a întâmplat și aseară. Uite, vă și imaginele cu Iannis, care a marcat cu câteva secunde înainte să fie înlocuit. Deci, înainte de golul lui Iannis Hagi, voi pe transmisia TV ați văzut accidentarea capitanului Israelului, a lui Elida Sa, care cred că a avut o ruptură, iar la margine au venit Iannis Hagi și cu George Pușcaș și au discutat cu Edi Iordănescu. Edi l-a întrebat pe Pușcaș dacă mai poate, i-a pus semn că e tot ok, iar lui Iannis i-a spus ceva de genul pregătește-te de schimbare. La 30 de secunde, la un minut după acea fază, Iannis Hagi a dat gol și Edi Iordănescu a mers până la capăt cu intenția sa, pentru că imediat a urmat înlocuirile. A ieșit Iannis Hagi imediat după gol. Era nemulțumit puțin de faptul că este scos tocmai atunci când a reușit să marcheze, dar a înțeles rațiunea tactică a lui Iordănescu și până la urmă s-a dovedit că mutările au fost câștigătoare. Toate mutările de aseară ale lui Edi Iordănescu au fost câștigătoare. Începând cu Pușcaș, continuând cu Drăguș în banda stângă, care a făcut poate cel mai bun meci la echipa națională, a fost responsabilul cu barele. Drăguș, după bara din care a marcat Pușcaș, a venit bara aceea la care n-a reușit să o fructifice Iannis Hagi. Asta a fost la stadion, deși Cristi, la stadion vreau o mică paranteză să fac. În mod normal, eu cred că Edi Iordănescu are în contract că îi se prelungește automat, nu? Pentru următorii 2 ani, nu? Eu cred că așa are. Indiferent că au fost niște discuții că, domne, nu vreau să mai continui după turneul final dacă mă calific, eu sincer îl văd pe Edi Iordănescu și în preliminarii, pentru că eu așa știu că este o clauză care îi permite lui Edi Iordănescu contractul să îi se prelungească automat în caz de atingerea obiectivului. Eu știu că Edi Iordănescu avea contract până la finalul acestor preliminarii, iar contractul se prelungea automat în caz de calificare până după turneul final. Apoi, clauza despre care spui, cred că este la latitudinea Federației Române de Fotbal, dacă este mulțumită să prelungească contractul. Dar, până la urmă, e o chestie
mutual valabilă. Nu, asta e o chestie tehnică deja. Părerea mea că Edi Ordănescu, mai ales, eu am vorbit și aseară cu președintele Federației, cu Răzvan Burleanu, și care știi foarte bine, care mare încredere în Edi Ordănescu. Cred că șansele sunt de 99% ca Edi Ordănescu să meargă mai departe cu naționala și în preliminarele pentru campionatul mondial, doar dacă nu vrea Edi, nu știu, dar mă îndoiesc, sincer, mă îndoiesc, că știi cum e, e păcat să nu începe acum să culegi cu adevărat roadele, da, pentru preliminarile următoare, adică grupul acum l-ai format. Păi, uite, o decizie managerială luată după National League, când am terminat pe locul 4 și am retrogradat, deși era clauză că dacă nu termină pe primele două locuri, stafful echipei naționale a fost păstrat. Bine, pentru că s-au văzut lucruri care acum dau roadele. Asta e echilibru. Spre deosebire de Gigi, care vorbim, când a avut pe Ionescu la PCSB, deși a câștigat meciul și a făcut un meci egal, nu-i plăcea lui Gigi cum joacă echipa și l-a dat afară, l-a făcut să plece. Da. Astea sunt decizii manageriale. Da. Decizii manageriale care uite, aduc roade. Nu, ideea e în felul următor, nu vreau să fac comparații, ideea e în felul următor. Răzvan Buleanu, un tip echilibrat, care l-a susținut pe Edi până la final. Și până la urmă știi cum e consecvența, un plan de care te ții, îți aduc succesul. Cristi, noi o să discutăm, o să revenim. Te rog, Cristi. Deci și tu crezi că, bănuiesc că și tu crezi că va rămâne, nu? Totuși, Edi, chiar dacă era supărat zilele trecute sau săptămânile trecute, îl vezi totuși plecând după turneul final? Adică îl vezi să nu înceapă, să rateze șansa de a începe și preliminarele mondialului cu acest grup pe care deja l-a format, îl cunoaște. Practic lucrurile sunt mult mai simplificate acum. La cum îl cunosc eu pe Edi Ordănescu, îl văd, iau în calcul și varianta de a pleca după turneul final. Bravo. Pentru că eu știu prin ce a trecut, din ce am vorbit și cu el și cu cei din staff, prin ce a trecut în această campanie. Iar obiectivul era foarte clar, 100% o să ducem echipa la Euro, iar după Euro plecăm. Eu spun ce era acum, să spun, o lună de zile, nu neapărat după remiza cu Belarus. Edi Ordănescu vrea să ajungă aici în vârf, adică să ajungă la o performanță, dar tot stresul pe care l-a înregistrat el și nu neapărat el, că duce la tăvăleală. Edi, toată familia, inclusiv frații, copiii la școală, a trăit într-un stres foarte, foarte mare în aceste luni. Dacă naționala făcea un rezultat, juca urât, inclusiv copiii la școală aveau probleme. Iar n-a jucat nimic. Îți dai seama, sunt râcile acelea între puști care n-au căzut deloc bine în familia Ordănescu și lucruri pe care știe și Edi, le știe și tatălui. N-am înțeles. Cine a pățit la școală? Copiii lui Edi? Da. Edi au suportat multe miștouri ale. Păi da, dar oriunde merge să antreneze, o să pățească la fel. Că dacă pleacă pe afară. Ori de pleacă afară, ori de rămâne în țară. Deci copiii lui Edi au purtat și ei povara, ca să spun așa, vezi, Doamne, jocului. Povara, de fapt, povara numelui tatălui? Povara postului de selecționer, pentru că în momentul când e selecționerul național ai României, se discută orice după meciul național, în orice mediu. Că e vorba de școală, de parc, de cismidiu, de ce vreți voi. Colegii făceau mișto sau se luau de ei, iară, bă, nu jucați, zic, ce face tactul acolo, chestii exact, de genul ăsta, nu? Exact. Iar toate astea, Edi le-a dus în spate fără să le spună nimănui și era foarte hotărât, cred că și Robert, acum vreo lună de zile, două luni, a spus în direct la fanatic că are informații că după Euro sau după preliminarii, indiferent de ce se va întâmpla, Edi Ordănescu va pleca. Nu știu dacă, apropo de ce a trăit Edi aseară, ar putea schimba decizia care o avea luat acum vreo două luni, pentru că a trăit ceva emoționant, a fost mândru. Vreau să spun că a fost aplaudat de ziariști la ieșirea din sala de conferință. Pentru prima oară l-am văzut pe Edi Ordănescu dându-i lacrimile. Deci nu i-au dat lacrimile când au venit jucătorii peste el și au cântat împreună, ați văzut imaginile mai devreme, i-au dat lacrimile când a fost aplaudat de masa de ziariști. Probabil mulți dintre ei contestatari ai selecționerului Edi Ordănescu, pentru că văd acum pe site-uri peste tot oameni care știi cum fac parte din categoria mai învins Rodioane. Nu mai contează. Au fost foarte mulți oameni care nu au crezut în această națională. Eu am fost printre ceilalți puțini care am crezut că se va ajunge acolo, pentru că îl cunosc pe Edi.
Dar apropo ce spunea Vivi, îi spun lui Vivi și comparația care a făcut-o cu Gigi Becali, că Edi Ordănescu ajungea cu FCSB unde a ajuns cu Naționala. Adică lua titlul dacă era lăsat de Becali. Eram convins, Cristi, dar și noi eram convins, pentru că Edi nu poți să faci după zi pe alta. Edi construise un grup foarte bun la FCSB, avea o strategie de joc și își fixase obiectiv câștigarea campionatului. Că erau meciuri mai puțin bune, dar punctele s-adunau. E, asta n-a înțeles Gigi Becali. În schimb, au înțeles staful echipei naționale. Păi n-a înțeles pentru că FCSB-ul cu jocul acela lui Edi aduna victorii după victorii. Păi asta spun, Edi da. A fost dat afară de la FCSB după 7 victorii și 2 egale. Așa este. De asta spun că e mare diferență. Ascultați-mă ce vă spun, da? I-a făcut un bine Gigi Becali. Până la urmă i-a făcut un bine, că a ajuns la Națională, a calificat Naționala și știi cum e cu Gigi, da? Și când poate îi contestăm deciziile, până la urmă tot bine le face la antrenori. Apare Gigi acum și zice, v-am dat antrenorul echipei naționale. Exact, v-am dat selecționer să vă calificați, ce mai vreți de la mine, mai interes? Știi? Las, mai bine că s-au certat, înțeles, și a venit la Națională și ne-a calificat. Cum a fost? Iar la vară se va ruga Gigi Becali de Edi Ordănescu, va pune din nou presiune așa cum îl știm, că vrea jucători în lotul de euro, normal, nu? Are nevoie de Coman acolo, de Olaru acolo, de Târnovanu. Cristi, Burleanu, președintele Burleanu, cum a fost? Că n-a avut nicio reacție până acum și e unul dintre oamenii foarte fericiți. Nu s-a prea văzut președintele Burleanu. Era cu oamenii din jurul său care a lucrat la federație. S-au bucurat sus acolo la loja României. Au stat pe stadion până când jucătorii au fost și au cântat cu cei 460, 70, 500 de suporteri care erau în zona de nord-vest a stadionului. Apoi au urcat în microbuzele, autocarele care au fost pentru ei și s-au întors la hotel, unde au ajuns în jurul orei 1 noaptea, când am ajuns și noi cei din presă, pentru că nu au fost de acord cei din federație, nu știu dacă cei din federație, nu au mai fost de acord să se filmeze la masă, jucătorii se mai filmeze în hotel, să acorde Răzvan Burleanu interviuri, pur și simplu s-a mai făcut un interviu pe care și noi îl avem în fața hotelului Hilton pe la 1:30 noaptea cu Mihai Stoichiță. Până la urmă, Mihai Stoichiță este omul care e responsabil de relația cu media și este și un porbonior. Să știi că cei din presă, mai ales cei din televiziune, îl solicită pe Mihai Stoichiță clar când Național joacă în deplasare, imediat a venit la hotel a jucătorilor, pentru că de câte ori a venit, Național nu a pierdut. Să vină Nea Mihai. Pur și simplu este o chestie de coincidență fericită. Da, și de superstiție. Deci președintele Burleanu n-a dat declarații. Președintele Burleanu n-a dat declarații deloc. Nicio declarație. Și nu s-a lăsat presa aseară. Aseară presa nu s-a lăsat să filmeze nimic, nu la hotel. Nu, pentru că cred că a fost dorința jucătorilor, au vrut să se bucure și ei în intimitate, să nu aibă strângerea asta de inimă a unei camere TV, pentru că pe surse așa s-a transmis ideea, nu aduceți presa peste noi. Probabil că Horia, dacă era ultimul meci, cu asta se încheia campania, probabil că era lucru puțin diferit, dar mai este și meciul cu Elveția, urma o deplasare la București. Cum e, Cristi, Ianis Hagi, cum s-a bucurat Ianis Hagi, cât de fericit a fost Ianis? Ianis Hagi s-a bucurat exact cum o făcea în 2019. Mă repet pentru că l-am văzut și acolo, l-am văzut și acum. Un jucător mult mai matur și-a dat jos pantalonii pentru că el fusese la schimbare. Și sunt niște imagini în care merge spre Galeria României, sare în spatele lui Răzvan Marin, apoi sare în spatele lui Alibec. Toți trei, uitați-vă și aici, este cu cine? Cu Drăgușin. Drăgușin, 2019, era la Primavera. Acum este calificat la turneul final. Probabil cel mai tare produs de export al fotbalului românesc. Deși el e exportat deja, fiind în Italia, dar ceea ce se anunță cu Premier League nu sunt deloc zvonuri și fusuri de presă. Ați discutat și voi în emisiune. Ianis Hagi, care după ce a venit la hotel a avut parte de o primire surprinzătoare. Au fost și cei doi frați al lui Edi Ordănescu, Alex, uitați aici sunt și imaginile, l-au așteptat și s-au filmat cu Ianis.
Bravo, bărbate! I-a spus Alex lui Iannis, s-au îmbrățișat, au făcut pozele acestea chiar în fața liftului. Sunt imagini în interiorul hotelului. Deși nu am avut voie, am intrat și noi cum am putut până la urmă, pentru că erau toți prietenii noștri și la bucurie parcă se mai deschid puțin unele uși. Da, multe. Da, astea sunt filmări în premieră, Marca Fanatic, nu? Cu frații lui Edi Iordănescu care se bucură și își fac poze împreună cu Iannis. Cu Alex Iordănescu și cu Andrei Iordănescu, cei doi frați al lui Edi care au fost la partidă. Aha. Apropo, tatălui Iordănescu a fost, Angel Iordănescu? Nu, a fost la București, a avut mari emoții, a fost la București și știu că l-a sunat Mihai Stoichiță, l-a sunat din vestiar, imediat după meci și l-a felicitat pe Neapuiu și l-a dat și pe Edi la telefon. Deci Edi a vorbit cu taicăsul în vestiar pe telefonul lui Stoichiță. Aha. Imediat. Emoționat, cred că au fost foarte emoționați amândoi, familia Iordănescu. Am fost, dar știu povestea. Da, am înțeles. Probabil că au fost foarte emoționați. Da. Edi Iordănescu mult mai liniștit, normal, până la urmă, obiectiv îndeplinit, pentru că există o imagine, eu am văzut-o de undeva de sus din tribună, dar Adi Barna a pus-o pe grupul nostru de sport de fanatic. Este o imagine în care se fluieră finalul meciului. Hai să vedem și imaginea. Imaginea. Iată, imaginea este fix secunda exact în care se fluieră finalul meciului. Este o imagine surprinsă de colegul nostru, de Daniel Șendre. Da? Și o imagine... Asta este, dacă vreți, poza totem a calificării. Da? O poză, o captură, Marca Fanatic, ca să spun așa. Aceasta este secunda în care se fluieră fluierul final, în care se aude fluierul final, suntem calificați, iar Edi Iordănescu se uită în sus spre divinitate, spre Dumnezeu, se știe că ei sunt foarte credincioși, așa, se uită în sus și își face o cruce, începe să-și facă o cruce mare, cu toate fericirea, cu o fericire divină pe chip, divino-fotbalistică pe chip. Cred că asta este, dacă vrei, poza serii, poza campaniei, poza simbol a întregii calificări. Nu? Da, Edi Iordănescu se închină, iar Denis Alibec și ceilalți din staff de pe bancă merg spre centrul terenului și apoi spre grupul de suporte. Apropo, ca o comparație, precedenta performanță a lui Edi Iordănescu a fost titlul câștigat cu CFR Cluj. L-a câștigat matematic după un meci la Botoșani, 1-0 gol Burcă, și atunci, după ce s-a terminat partida, vă spun că am fost la meci, Edi Iordănescu a plecat repede pe teren și s-a dus în vestiar și s-a închinat după acel rezultat. Deci este modul lui de a se manifesta și a mulțumi lui Dumnezeu. El sunt foarte credincios după fiecare performanță pe care o realizează. Deci, vrei să spun ceva? Vrei să spun ceva, Cristi? Răsând fotbalul într-o lume care își pierde, cum să spun, reperele, credința, și asta se întâmplă și în România, e foarte bine că se întâmplă și lucruri din astea cu ajutorul lui Dumnezeu. E, cum să spun, e minunat și asta știi cum e. O să dea un imbol și mai mare oamenilor să fie credincioși. Credința e un lucru, zic eu, minunat. Bineînțeles, fiecare crede în ce vrea sau nu crede în ce vrea. E libertate, mai înțeles, dar cred că și faptul și această poză, da, ca să zic așa, va da puțin vânt în pupă și bisericii ortodoxe române, ca să spun așa, știi? Ceea ce e foarte bine, e bine ca oamenii să creadă în ceva și uite și Angel Iordănescu și Edi Iordănescu, care se știe că sunt niște oameni credincioși, care cred în Dumnezeu, îl roagă pe Dumnezeu, mulțumesc, da, e credința lor și uite credința asta și cu credința asta a mers la Euro. Deci, dacă vrei, e încă o victorie în plus a românilor, dacă vrei să spun așa. Este. Și apropo de acest lucru și de credință și de ce ai povestit tu, să vă spun o discuție care am avut-o, nu o să se dupere Emil, cu Emil Grădinescu înainte de meci. Eram amândoi și ne uitam pe formații și pe astea, bineînțeles că le știam și le știa și el, știam și noi primul și pe al României și se uită Emil așa și face ce facem, că eu sunt destul de sceptic, îmi spunea Emil de meciuri de cu Iosifelu și spună păi eu cred că ne calificăm în seara asta, că prea s-au legat toate, s-au lipit, da, întrerupeți puțin, au fost lucruri care au venit de susțin și de Dumnezeu și de noroc și face Emil
Alo, ne mai auzim? Da, da, ne mai auzim, spune-te rog, da. Da, și spunea Emil că e foarte sceptic, că eu și vis-a-vis de ce se întâmplă, că parcă vin israelenii peste noi și ne bat. Și fac Emil, dacă am ajuns aici, înseamnă că am ajuns cu un scop, s-au legat prea multe. Face Emil, dar parcă o să le luăm în cap. Poate ni se întâmplă chiar nouă să ne necăm la mal. Nouă ni s-a întâmplat, dar nu cred că îi se întâmplă familiei Ordănescu, care chiar are și noroc și credință și tot ce s-a întâmplat o să fie până la capăt. Și face Emil, dacă e vorba de credință, cred că ne calificăm înainte să înceapă meciul. Da, foarte asta frumos. Asta a fost ceea care am avut eu cu Emil Grădinescu. Foarte frumos, Cristi, îți mulțumim. Doamne ajută să terminăm pe primul loc, pentru că e foarte important la tragerea la sorți. Va fi orice pun câștiga ne ajută. Iar dacă terminăm pe locul întâi, vom fi în urna a doua valorică și sună bine, ca să zic așa. Sună neașteptat de bine. O urnă a doua valorică cu o grupă în care să luăm Franța din prima urnă, Olanda din a doua urnă și Elveția din urna a patra. Așa este. Așa este. Bine, mai e ceva care poate nu te-am întrebat sau poate mai vrei să ne povestești? Nu știu, acum chiar... Cred că am povestit destule, poate ai o să povestit. Mai amintesc ulterior. Nu-i problemă, mai avem și mâine emisiune, nu se nu intră zilele în sac, da. Ca să zic așa. Deci, copiii ăștia i-ai văzut în sfârșit fericiți, nu? Și descătușați. Da, i-am văzut în sfârșit, hai România, ce spunea și Ianis Hagi la conferință înainte să înceapă meciul, un mesaj pentru suporteri români din țară și din fața televizorilor, România, te iubesc. Da, Cristi, mulțumim mult. A fost Cristi Costea de la Budapesta cu amănunte foarte, foarte, foarte interesante. Haideți să vedem și un video în premieră, întâlnirea la hotel după meci între Ianis Hagi și frații selecționerului. Iată o familie unită, frații care au fost după selecționer. Haideți să vedem acest video realizat de Cristi Costea și Răzvan Nicolae, colegii noștri, aseară la Budapesta după marea victorie. Ia, uite-l pe Ianis, le are și cu tehnologia. Auzi, le are și cu tehnologia, dar lume fericită. Ia zi, bă, Robert, da? Bă, nici nu mai știm să ne bucurăm, pe cuvântul meu de onoare. Serios. Păi nici nu mai știm, adică așa, deja... da, adică da. Am și eu am niște sentimente așa, cum să zic. Adică îmi vine să urlu, cum v-am povestit și aseară, dar parcă nici nu mai știm să... Bă, bravo, bă, hai România! Și uite, mă bucur pentru că, referitor și la ceea ce a spus colegul nostru Cristi Coste... Doar eu... atâta mai vreau să mai dau o informație. Naționala se îmbarcă acum deja... Și în jur de ora 13, Naționala va fi la Otopeni. Cine vrea să meargă, fani care vor să încurajeze Naționala și să le facă o primire frumoasă, în jur de 12:30, 13 maximum, nu-mi dau seama cât se face, Naționala va ajunge la București, așa că duceți-vă, aplaudați, scandați numele, faceți galerie acestor băieți, lui Edi, tuturor, că merită. Deci dacă vreți să felicitați Naționala României, în jur de 12:30, 13, îi găsiți, îi așteptați la aeroportul Otopeni. Ar fi frumos să fie cât mai multă lume. Da, sper ca lumea să se reîntoarcă acum mai mult
către echipa națională. Stai, nu-s de acord cu tine? Nu, lumea, mă refer la lumea care era nemulțumită. Ok, dar să știi că lumea s-a jucat cu stadionul plin. S-a jucat cu stadionul plin, pare. Și oamenii au cumpărat bilete și la meciul cu Elveția, neștiind deznodământul de aseară. Da, îmi spune Cristi Costea, îmi transmite mai exact, la 13:20 aterizează Naționala pe Otopeni, duceți-vă să-i încurajați, duceți-vă să fiți alături de ei, să le faceți o primire așa cum merită o primire pentru niște campioni. Mihai Stoichiță este la telefon, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Mihai, te salut și felicitări! Nu mai e, mai încercăm. Vă dați seama, la check-in acum, vedem dacă reușim să-l prindem. Da, te rog. Cum spunea că mulți jucători au fost la sub 21, la Rimini, au fost la Tineret. Eu am văzut toate meciurile de la Tineret. Atunci am fost la toate meciurile și sincer mă așteptam, văzându-i în meciurile cu Anglia, cu Franța, toate care s-au jucat acolo, mă așteptam la o calificare mai devreme. Uh-huh. Cu acel grup de jucători, că acum au fost mai mult de jumătate, eu mă așteptam mai devreme. Da, bine și acum. Da. Haide că avem pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, care și el, bineînțeles, merită felicitări, la fel ca Edi, jucătorii, tot ștaful. Mihai, salut! Salut, Corică! Salut! Cum e că vorbeam aici, nici nu mai știm să ne bucurăm, nu mai avem acele instincte. Cum e, Mihai? Cum a fost? Păi cum să fie... Cu de toate, ai văzut. Toate sentimentele au fost trăite în timpul acestui meci. La început, cu un pic de teamă, un pic de cum sper de la ce se va întâmpla și după aia tot un plin pentru bucuria finală. Asta a fost. Da? A fost cum am zis noi, că am mai vorbit cu cineva teori în emisiuni, ce suntem siguri de calificare. Că te aude toată lumea, că ești pe speaker și îmi pare bine că e așa, că nu te vedem la televizor, dacă te vedeam la televizor, da, să știi. Mai era nevoie. Da, exact. Mihai, toți suntem fericiți, de asta îți spuneam, nici nu mai știm să ne bucurăm. Le povesteam celor de aici că aseară mă pupam cu nevastă-mea și au năvălit copiii peste mine. Tati, am bătut, ne-am calificat, copiii care au 9 ani. Nu pentru asta, că erai fost la cumpărături, le-ai luat globuri, le-ai luat brad, le-ai luat cărdouri. Normal. Nu, dar să știi că au fost foarte fericiți și mie îmi venea să ies pe balcon și să urlu, este, mai ales că eu sunt vecin acolo, la vreo 200 de metri cu Edi Ordănescu, avem casele. Așa am aflat că avem casele foarte și îmi venea să spun Edi, bravo, bă, necalificat, ai România. Dar pe de altă parte, parcă nici nu știam, nu mai aveam instinctele, Mihai, nu mai știam să mă bucur, jur. Și sunt fericit. Sunt fericit că băieții ne-au redat treaba asta. Ne-au reînvățat să ne bucurăm, Mihai. Așa e, să știi. Mihai, contestatarii te-au felicitat. Cine, mă, contestatarii? Da. Dar e contestatari, mă, că Federația nu are contestatari, mă. Toată lumea e cu Federația, mă. Acum, în seara asta. Acum, mă rog. Asta e ce să mai... Da, înțelegi? Nu cred că e momentul acum să vorbim de contestatari. Robert! Da. E bine că te bucuri și tu, chiar dacă ești rapidist. Da, mulțumesc! Așa. Tot cu râie, Nea Mihai. România, Rapid, e acolo. Mihai, spune-mi, povestește-ne puțin că ce a fost la stadion, știm. Ce a fost la hotel aseară? Dă-ne câteva informații. Meniu. Pui de vită, pulpe de pui, niște salate și am pus o bere, un pat de vișne culcat. Asta a fost, activitul. Da, cât a... dacă a fost altceva, Horia, că știi că nu sunt mincinos. Da, cât a durat? Adică cât a stat? O oră? Cât a stat? Nu, vreo două ore am stat. Ce? De când am ajuns la hotel. Pentru că gândește-te, am mai făcut o oră de acolo, de la fel, ce s-a mai stat după mei, să mă duc. Și pe la ce oră s-au dus băieții la culcare, așa? Nu știu, cred că la vreo... Două noaptea, cred că era ceasul atunci. Aha. Da, cât... Te-a sculat de vreme și acum suntem în mașină, ajungem la aeroport în 5 minute la
la aeroportul de aici, la Budapest. Aha. Mihai, spune-mi un lucru. Ce s-a discutat ieri, azi noapte, la masă? Vrem să câștigăm grupa, să batem Elveția? Care e obiectivul acum? Păi da, s-a durat și două ore toată berea aia. Pentru că dacă vin 50.000 de oameni la București la meci, îți dai seama că toți se gândesc să te oferă o bucurie în continuare. Nu numai cea de aseară, dar dacă tot am ajuns aici, de ce să nu profităm de moment? Așa vorbeau și băieții, și toată lumea, și conducerea, și toată lumea. E păcat să nu apuci când ți se oferă ceva, să nu apuci să găsești el. Da, așa e. Ne gândim. De ce să temim? Ne gândim la primul loc ce să mai... Și asta și băieții asta vorbeau că trebuie să încercăm să batem Elveția? Absolut. Absolut. Nu te supăra. În momentul în care în întâlnirile cu terțe echipe, cu Kosovo, cu știu eu, cu toate celelalte echipe care le-au pus probleme, Belarus, cine m-a mai pot, le-au pus probleme Elveției, nu le-au pus probleme, că până la urmă n-am fost oprit în drumul nostru de niciuna dintre ele. Și atunci am decis să nu încerc. Noi am avut un moment nefericit cu Israelul, zic eu, la București, o zi mai proastă în care ei ne-au dominat și au fost mai, poate mai estetic decât noi, așa ca exprimare. Dar uite că aseară cred că noi am fost mai buni ca ei, mai cu știința fotbalului, că cine mai e acolo? Robert Mică, cine mai e? Robert, Vivi Răchită, Cobra Ilie. Da, băi, acolo. Așa. Am Pradi și pe Vivi, n-au fost fotbaliști. Da, ei știu și cu Robert ce înseamnă să simți jocul, să știi să suferi când trebuie și să lovești când trebuie. Asta e cel mai important lucru. Băieții, cum i-ai văzut? Nu știu, ce te-a emoționat, Mihai? Lucruri care noi nu le-am văzut. Ce te-a emoționat, apropo de... Nu știu, poate ai văzut lucruri care noi nu le știm. Ce să mă emoționeze mai mult decât postura în care sunt și eu pus acum, să trăiesc cu o calificare a grupului din care fac parte. Ăsta e cel mai emoționat moment. Zic eu. Bine, e și Everestul tău, ca să zic așa. Ei, al meu, ia lor, ce al meu, ce mai cori am jucat eu? Dacă fotbaliștii, antrenorii, noi facem tot ceea ce trebuie pe lângă ei, să asigurăm ceea ce trebuie să asigurăm, să nu fie niciun fel de problemă. Că dacă ai fi auzit că nu e, știu eu, diurnă, nu e bani pentru nu știu ce, nu avem medicamente, nu avem condiții bune de hotel, atunci e vina noastră. Dar așa, ce știm noi să facem, nu facem. Mihai, acum câteva săptămâni Edi părea ferm că după turneul final vrea să plece după toată tensiunea și mă rog, toate nedreptățile la care a fost supus, dar ăsta e fotbalul. Salintă, nu-l crede. Eu sunt familia, Ionescu-l cunoști pe traică. Salintă. Adică tu crezi că merge mai departe și în preliminarii? Păi e prea tânăr ca să nu cred că până sunt pe unde am mai fost eu, până cu ia globul la pas, că nu e cea mai mare fericire. Mai bine stai la tine acasă, dacă poți să faci o treabă bună, pentru că e cu totul altceva. Zic deci eu. Care e părerea ta, Mihai? Rămâne în continuare, mai ales după ce s-a întâmplat? Eu așa știu din discuțiile care le-au avut cu el, că rămâne în continuare. Adică și încă 2 ani, nu și în preliminarele mondialului. Nu știu, asta e treaba lui cea președintelui, că ei negociază perioada, nu eu. Eu doar poate îi spun domnului președinte ce îi propun ceva, sau mă rog. Dar treaba asta este între el și... Am înțeles, dar tu știi că rămâne și după turneul final. Eu asta am vorbit cu el. Am înțeles. Deci că rămâne, da. E o informație importantă asta și mă bucur că ne-o confirmi. Ce se întâmplă cu președintele? Pentru că Mihai și Răzvan Burleanu este unul dintre marii artizani ai acestei calificări. În primul rând, pentru faptul că a respectat... N-am spus-o eu.
Da, are spus-o tu, n-am spus-o eu. Da. Păi stai, ar fi culmea să nu lăudăm oamenii. Adică stai, ce suntem oameni, suntem nebuni sau ce? L-ai lăudat tot timpul, bă, președinte. Cred că ai o relație cu el pe care nu știu eu. Nu are nicio legătură. Eu laud pe Burleanu și l-am lăudat mereu pentru că a făcut niște lucruri bune pentru fotbalul românesc. De la regula U21, care e o regulă fantastică, până la această calificare pe care, iată, vine în mandatul lui. Și cred că e rodul muncii și a gândirii până la urma unui om echilibrat care e Burleanu. Pentru că să nu uităm, Mihai, a fost un moment de cumpănă după Liga Națiunilor în care Naționala n-a arătat deloc bine, Edi n-a arătat deloc bine și totuși Burleanu a venit și a spus am încredere, mergem mai departe cu Edi Ordănescu. Există posibilitatea ca alți președinți de federație să spună hai să încercăm altceva, pentru că nu prea se vedeau muguri după meciurile din Liga Națiunilor. Dar Răzvan Burleanu a dovedit constanța, a dovedit că se ține de plan, a dovedit strategie și până la urmă a dovedit viziune și da laud. Care e problema? Ce mai nou, mai nou ne e rușine sau ne e frică să-i lăudăm pe oameni sau ce? Astea moderne, e mare lucru să știi chestiile astea. Nu, dar stai, ne e frică să-i lăudăm pe oameni pentru că alții critică, fiecare cu părerea lui. Tu știi, nu ar fi corect să-l laud eu, că pur mai zice lumea Mihai, că are un interes. Mihai, hai să spun ceva. Hai să spun ceva. Aici nu e că ridici ode osanale lui Burleanu, bla 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 bla. Contează ce a făcut, se vede ce a făcut, da? M-ai înțeles? Că e bun, că nu-i bun, da, cum zic cei care nu-l plac sau care îl contestă, că n-a jucat, că n-a făcut cadres. Calificarea, da, a venit mult râvnită calificare, mult așteptată calificare. Aseară, a venit în mandatul lui Burleanu. Și scuză-mă, nu cred că e întâmplător. Aseară, dacă pierdeam, Corică, da. Dacă pierdeam aseară, era de vină Burleanu? Evident că nu. Întrebare. Da. Evident că nu. Mulțumesc frumos, Corică, nu mai întrebe nimic, ești un om mai mult decât echilibrat și mai mult decât rațional. Nu, da, în primul rând, cred că pe Burleanu cuvântul ăsta îl caracterizează, echilibru. Cred că ăsta e marele atual lui Burleanu. Nu o fi el cel mai plăcut de presă, de oameni din fotbal, dar cred că domnul ăsta are un echilibru foarte mare și îți mai spun ceva. Eu cred că are merite mari și în următorul sens. Influența lui la UEFA e foarte importantă pentru că iacătă, până la urmă, Israelul joacă 4 meciuri în 10 zile. Nu mă ia cu el la UEFA, nu pot să-l confirm. Mihai, ascultă-mă puțin. Israelul joacă totuși 4 meciuri în 10 zile, care contează, s-a văzut și aseară. Arbitrajele au fost nu perfecte, impecabile. Sunt lucruri care par mici, dar tu știi foarte bine că sunt mari. Zice Vati de Chiro, te rog eu frumos, nu mai dă Burleanu. De cine dă? De cine dă? Chiros Vasaras. Ah, de Chiros. Ah, da. Așa, da. Băi, Robertică, că te-am auzit pe tine jucător la Steaua. Tu faci pe Rapid Bici. Da. Mihai, deci bucurie mare, nu? Bucurie mare, Horica, am ajuns la aeroport, intrăm la controlul ăsta aici. Am și o rugăminte la tine, da, dacă poți, după ce treci din control, poate vorbești cu Edi să intre 5 minute și cu noi pe telefon, dacă poate. Te rog să vorbești. Încercarea. Da, știu, nu contează. Dar după ce treci de check-in, vorbește și cu Edi, poate intră 5-10 minute să vorbim cu el, să-l felicităm așa cum merită și așa cum știi cum e. Noi aici știi bine că l-am susținut mereu, pentru că este un tip care merită susținut, nu din alte motive. Te sun eu. Te rog, ar fi minunat după check-in dacă am vorbit 10 minute cu Edi, pentru că e momentul lui și merită celebrat sub toate formele, Mihai. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! A fost Mihai Stoică. Pa lipi! Să fiți sănătoși și vă mulțumesc că mi-a fost jucător pentru că am învățat de la voi câte ceva. Of ce! Hai, Mihai, că merge cu fără globuri și noi după ce am după calificare. Așteaptă mari că vin, mergem să cumpărăm globuri. Când m-am dus ieri dimineață... mergem la grill. Când m-am dus ieri dimineață cu copiii și cu Ioana și am cumpărat cele mai frumoase globuri din lume, mai înțeles? Cred că au fost niște cumpărături premonitorii că vine, la noi a venit Crăciunul de aseară, Mihai. Lipi, cu noi ai luat primul titlu. De ce nu recunosc că am vorbit amândoi ieri dimineață și eram sigur că ne calificăm? Ba da, mi-ai spus, te-am întrebat care e atmosfera și mi-ai stai liniștit, ne calificăm, totul este sub control, fix așa mi-ai zis, ai fost foarte liniștit. Da. Nea, Mihai, Crăciunul în familie Ivanovici a venit mai devreme, tată.
Nea Mihai, vezi care e diferența. Mai avem până la Crăciun, am tot cu mulți no, cu pentru, pentru fotbalul nostru, Crăciunul a fost, Crăciunul a fost aseară, iar Revelionul va fi marți când batem Elveția. Da? Auzi, Nea Mihai, vezi care e diferența? Dumneata, te uiți să schimbi mașina acum, că e prima, noi cumpărăm globuri. Vin și eu să vă însoțesc. Hai, hai România, Mihai, hai România. Felicitări. Hai România. Felicitări tuturor. Bravo. Vezi dacă vorbești cu Edi, dacă poate să intre 5-10 minute, pentru că repet, e momentul lui și ne-ar face plăcere să vorbim cu el dacă poate, bineînțeles. Bine, mulțumesc Mihai. Mulțumesc. Ține-te după el. Da, Robert, ce ai vrut să spui? Da, vroiam să revin la ceea ce am spus mai devreme și am văzut, eu mă mai uit și la detalii așa când văd imaginile astea din vestiar, când văd imaginile imediat după finalul meciurilor. A fost luat la mișto de nenumărate ori cu discursul lui Edi, cu grupul, că domne, creează un grup, forța grupului. Păi uite, vedem aseară ce înseamnă forța grupului, că încep meciul de la 1-0, iar după meci, uite și în vestiar, jucători care sunt de mare valoare sau de valoare... La liber, te refer, uite cum să bucură. Niță poate să apere titular oricând. Ali Bek poate juca titular oricând. Moruțan poate juca titular. S-a dus la Pușcaș. S-a dus la Pușcaș la concurentul lui pe post. Asta înseamnă grup. Primul lucru, Ali Bek l-a îmbrățișat pe concurentul lui pe Pușcaș. Păi la noi știi ce se întâmplă? Ce se întâmplă chiar așa și la noi? Tot merg la un turneu final acum. Corect, Adi, știi cum e. Mergi cu grupul, dar unii să mai țin de inghinali pe bancă, da. Lasă-vă să joace ăla prost, să intru eu. Nu cred că la echipa, la club mă, se mai întâmplă, dar la național... Adică, meciul de pe Giulești, un jucător de la Craiova stătea pe telefon și era supărat. Și n-a mai venit. Vezi ce înseamnă? Edi s-a ținut de cuvânt. Cu cei grupul. Care nu sunt în grup, n-a mai venit la echipa națională. Gândește-te că Ali Bek n-a jucat un minut. N-a jucat deloc. Gândește-te că Moruțan n-a jucat un minut. N-a jucat deloc. Exact. Asta dar au participat la calificare. Da, Adi, dar știi cum e. Ai participat, dar nu te simți tu ăla importantul. Nu te simți tu. N-ai jucat. E o tristețe. Bă, să duce pe concurentul lui direct pe post și le îmbrățișează și îl felicită. Ca suport, mi-aș dori ca Edi să aibă puterea să continue. Ca om, la câte umilințe a fost supus, inclusiv de către oameni cu care el a crescut, care erau icoane fotbalistice pentru el, care tatăl lui făcuse performanță la nivel, la mai mulți care l-au criticat. Cel mai mare contestatar a fost Cică Popescu. Da, bine, și parțial Hagi. A fost și Hagi parțial cu ieșirea lui Gică de atunci. Uite, să ajunge într-un punct în care, până la urmă, băiatul ăsta își atinge obiectivul și îl îndeplinește. Ce va fi de acum încolo? Va fi un bonus. Pentru că am avut inclusiv aseară, ca să minimalizăm un pic performanța asta, domne, dar jucăm pro, jucăm urât, ce facem că ne-am calificat? Bă, că ne-am calificat e o mare performanță pentru fotbalul din România, iar ce va fi în Germania? Nu e doar o mare performanță, eu cred că poate să fie și un restart, un entuziasm. Mai ales dacă dă Dumnezeu și nu mai contează, pe un joc inteligent, chiar și cu puțin noroc, batem Elveția și încununăm. Dar nu trebuie să batem. Mie mi-ar plăcea să batem Elveția, să terminăm. Nu câștigi grupa. Să nu ne bată și să terminăm noi pe primul loc. Da, dar exact. Mi-ar plăcea să terminăm în fanfar, să-i batem minutul 93, să-i văd fața lui arogantul ăla. Murat ăla, așa. Cum îi cade fața aia. Deci nu poți să-l înghit. Bă, nu poți să-l înghit. Deci nu poți să-l înghit pe arogantul ăla. Cum a zis Nea Sorin în emisiune de Craiova și de Neamu? Să-i bate și să ia vreo roșu, vreo penalti, să nu fie. Așa să-i batem. Cum ai înțeles? Cu un var să nu vadă minutul 90. Da, Robert. Vreau să mai puneți poza asta, poza pe care noi am ales-o aici, asta este poza simbol, poza totem pentru tot ce a însemnat și ce înseamnă această campanie și această calificare. Poza surprinsă de, îi mulțumesc lui Daniel Șendre, care are un ochi extraordinar și bine, are foarte mult talent. Este unul, după părerea mea, dintre ziariștii cei mai cerebrali ziariști. El nu e, el e și condeier, e și scriitor, e de toate, dar e unul dintre ziariștii jurnaliștii cei mai cerebrali. Iată ce poză poate să surprindă de pe transmisiunea TV. Da. Atenție, Daniel Șendre, pe care îl felicit. Asta înseamnă să ai ochi, să fii meseriaș. Poza din secunda când s-a terminat, în care
primul lucru, Edi Ordănescu nu se aruncă să se îmbrățișeze cu jucătorii sau nu fuge în teren, este recunoscător și mulțumește divinității printr-o cruce mare, largă și cu un zâmbet de zici, pe cuvântul meu de onoare, că l-a și văzut pe, Doamne, Doamne. Zici că îl și vede acolo undeva, care îi face așa, Doamne, Doamne. Bravo, da? Bă. Bravo, bă, bravo. Ai făcut-o și pe asta. Ai făcut-o și pe asta. Bravo, Edi, parcă îi face de sus, știi? Repet, ca microbist îmi doresc să rămână. Ca om și ca antrenor îi doresc să plece. Da. Și eu îmi doresc să meargă la Euro, să facă un turneu bun. Și să mă lase bun. Pe mine după aia. Nu, nu, pe mine nu. Că nu, nu. Să ne mai califice o dată sau dacă nu, să prindă, că toți își doresc să prindă un club mare, un club, nu știu, afară din țară, să câștige bani, și pentru că pentru asta este munca. Și eu aș rămâne și la mondiale, pentru că zic că eu zic că are o șansă, are o șansă să bifeze și mondial. Și mondial. Știi cum e. Vedem. Horia a trecut prin foarte multe și eu mai vorbesc cu jucători, mai mă întâlnesc cu ei, mai vorbesc la telefon. A trecut prin multe până acum, de acum încolo drumul se deschide. Vor fi pretențiile Vor fi pretențiile, domnule, am calificat, am mers acolo. Am văzut acolo selecționeri care au calificat naționale și peste 6 luni erau călcați în picioare. Exact. Nu, nu exact. E așa. Dacă primim 4-0, 5-1, 3-2 la turneul final, crede-mă, va nu fi... că va fi pus la zid, va fi iarăși călcat în picioare. Nu o să se întâmple asta. O să încearcă, domne, să v-am zis noi că dacă mergem la europene, suntem ciuca bătăi. Hai să, hai să aflăm reacțiile, da? Reacțiile presei, că asta e interesant. Gabi Safte e pregătit. Gabi, salut, hai România! Și bravo, România! Hai România, vă salut! Ce faci, Jordanule? România la Euro, bravo, tat! Ți-ai luat cu 23 cadat de 3 puncte. Asta înseamnă, Gabi, asta înseamnă, apropo de tine, să fii profesionist. Așa, așa arată un jurnalist care intră la Fanatic. Bravo! Da, ți-ai luat numărul cu 23 că ai dat de 3 puncte ca Jordan? Poftim, Adi! Ți-ai luat numărul cu 23 că ai dat de 3 puncte ca Jordan? Nu, no, este ziua nașterii, am primit cadou când eram la federație de ziua mea, e ziua nașterii, 23 octombrie. Da, ia zi, Gabi, ce zice presa, ce amănunte ai după o seară a fericirii? În primul rând vă mulțumesc vouă pentru că aveți această gândire, această mentalitate de a susține necondiționat Naționala României. Când văd colegi în presă, așa cum sunteți voi, crește inima mine și mă bucur că ai avut acele trăiri aseară. Eu am comentat meciul pe o platformă de rezultate, nu-i dau numele. Și poți să-i dai numele, final, Gabi. Spunea... Gabi, poți să-i dai liniștit numele. Stai azi, e fric. E la liber, e fric azi. Pe flash am comentat și chiar asta spuneam, nici nu știu ce o să fac acum, pentru că nu mai știm cum să trăim aceste bucurii. Poate am îmbătrânit noi, dar nu cred că acesta e motivul. Da, l-am văzut în acele imagini pe Maradona, Vidil știe și Adil știe, celebrul Maradona Masior, care pe vremuri a fost în stafful lui Neapuiu și acum este în stafful lui Edi și m-am bucurat că l-am revăzut după mult timp. El a lucrat și în Emirate, acolo unde a rămas după ce a lucrat cu tatălui Edi. Eu cred că nu a fost presă, așa cum spunea Cristi, pentru că nici nu cred că s-a petrecut mult la cum îl cunoaștem pe Edi. Este meciul de marți și cred că abia marți se va sărbători această calificare. Un detaliu interesant pe care mi l-a spus un prieten din Budapesta, Robert Șuș, Ianis a fost pe acel teren de aseară în 2015, când era mult mai mic, copil, a fost eliminat la o cupă Puşcaş. Iată că acum a dat gol după 8 ani și a calificat România. Dar trec la presa mondială care a scris despre calificarea României, prestigiosul Gazeta de Sport. Aoleu, m-auzi, Gabi, bietu Haaland, ce trist e Mititelu, ce trist e el, da? Ține-mi pumnii Israelului, băi... Matahala genială, că n-ai ce să-i spui lung. Băi, alo, Nea Haaland, da, ți-am dat Nana și ție, hai. Puțin Nana, așa. Fotbalist, nu imens. Nu imens. Credeți-mă ce o să facă Haaland ăsta, ce recorduri o să bată, nu o să mai existe așa. Mai goluri decât meciul ăsta. Da, Nana, i-am dat și noi la Matahala blondă și genială, Nana. Bravo, ia uite, așa ți-a dat Naedi, ia, pa, 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 pa. Ia zi, Gabi. Da, Gazeta dello Sport, prestigiosul ziar roz din Italia, scrie că Olanda și România, împreună cu Elveția, se califică. România a întors scorul prin genoanul Puşcaş și fostul Viola Hagi. România lui Ordănescu trece pe primul loc
iar atacantul Parmei Pușcaș a marcat primul său gol în această campanie, în timp ce Micăile de la Parma a ratat golul de 3-1, apoi a fost eliminat, încheie Gazeta dello Sport. Într-un articol din L'Équipe din Franța, sub titlul Elveția și România s-au calificat la Euro, francezii scriu că România a profitat de rezultatele etapei și a urcat pe primul loc. România s-a impus cu 2-1 chiar dacă a început prost și au fost conduși în minutul 2. Pușca și Hagi au permis românilor să treacă pe primul loc. Elinarul Mihăilă nu a schimbat fizionomia meciului în final, încheie L'Équipe. Ziarul AS din Spania titrează România la Euro în numele lui Hagi. Așa e titlul. Yanis, jucătorului Alaves, fiul legendarului Gică Hagi, a marcat golul victoriei cu Israel, califică România la Euro. Rezultat care lasă Norvegia lui Haaland acasă. O bună parte a calificării se datorează fiului celui care la el în țară este numit rege. Egalarea României a venit din golul lui Pușcaș, același nume precum al lui Ferenc, a cărui poreclă a dat numele stadionului unde s-a jucat. Hagi a ajuns la 28 de meciuri și îl onorează pe tatăl său. România a suferit puțin după eliminarea lui Mihăilă, dar a meritat victoria și s-a calificat grație calităților fotbalistice ale acestui Hagi. Un subtitlu în acest articol, după 30 de ani și se amintește că golul Yanis coincide cu reușita tatălui său, Gică, marcator contra țării Galilor, care a dus România la Mondial din 94, turneul cel mai glorios al românilor. Atunci Hagi a devenit Maradona din Carpați, scrie AS într-un mare articol. Și ziarul El Mundo Deportivo a scris un articol despre calificarea României, care merge din nou la Euro după 8 ani. Golurile lui Hagi și Pușcaș au certificat răsturnarea scorului și calificarea trupelui Iordănescu. Yanis de la Alaves a marcat cu un șut superb din interiorul careului și a adus victoria. Mergem în Marca. Ziarul Marca prezintă un amplu articol despre calificarea României. Cu golurile lui Hagi și Pușcaș, România revine la Euro după 8 ani. Elevii lui Iordănescu au profitat de absența publicului numeros israelian și astfel pe teren neutru s-a calificat. Echipa lui Iordănescu a reacționat repede după ce Israel a marcat prima. Egal, după 8 minute a fost de ajuns, doar că în partea a doua un șut puternic al lui Hagi a anulat orice speranță Israelului. Acela ziar Marca îl compătimește pe Erling Haaland, care a ratat Euro 2020, Mondialul 2022 și acum Euro 2024. România lasă acasă pe golgheterul norvegian, este titlul. Acesta va fi iar în fața televizorului. Haaland avea nevoie de un miracol. Poarta lui Haaland a fost închisă de România, scrie presa spaniolă. Și portughezii scriu de România. A fost sâmbăta decisivă. România și Elveția se califică din grupa I. Israel poate merge la Euro pe traseul din Liga Națiunilor. Pe pagina de Twitter a clubului Genoa din Italia, aceștia îi felicită pe cei doi români din lot, Pușca și Drăgușin. Dacă e timp să spun și ce zice presa din Israel și din Elveția. Da, Corea. Gabi, păi asta ne interesează în primul, presa din Israel și din Elveția. Asta îți dai seama că... Am vrut totuși să ridic în slăb prin foarte aceste bune, nu, foarte bine. Colegilor. Sună bine când toată presa mare internațională ne laudă. E un motiv de mândrie pentru toată lumea. Te rog. Sigur că au mai fost articole mici cu titluri și în Argentina și în Brazilia, pe toată planeta. E durere mare în presa sportivă din Israel, dar, atenție, mai există speranță. Lupta nu s-a terminat. Acesta e titlul din ziarul One. Suntem la 180 de minute de Berlin, se încurajează israelienii. Am pierdut cu România, dar jucăm semifinala Ligii Națiunilor. Speranța nu e pierdută. Ziarul One vine cu detalii. Pe 21 martie Israel joacă împotriva Islandei sau Ucrainei, iar pe 26 martie finala cu Bosnia sau Finlanda. Într-un articol de analiză a meciului, titlul este Săgeată în inimă. Se scrie că Israel a ratat o mare ocazie, că echipa lui Hazan s-a predat, dar că încă stă la coadă pentru biletul la Euro. În două cuvinte, durere mare, așa și începe ziarul Maariv, cronica. Oaspeții au fost mai buni, toți au văzut asta, alb-albaștrii nu și-au îndeplinit sarcina, să aducă zâmbet în Israel. România și Elveția s-au calificat pentru că au meritat, scrie Maariv. Și iată o bucățică din articol extrem de interesantă. Israel a vrut, dar să privim adevărul în față.
Israel nu a reușit nicio victorie cu adversarele de nivelul ei sau mai puternice. Nu am bătut Elveția, nu am bătut România, nu am bătut Kosovo, am câștigat greu de două ori cu Belarus și cu Andorra odată, nu e de ajuns pentru a ne califica. Analiza interesantă a lor. Sport One scrie că România a jucat deștept în repriza secundă și a profitat de fiecare greșeală din defensiva Israelului, care acum urlă spre cer. Sunt și declarații ale câtorva izraelieni. Vedeta Zihavi a promis că în martie echipa lor se va califica totuși. Gloch era dărâmat, printre lacrimi a spus că Israel merita mai mult decât o profundă dezamăgire. Antrenorul Hazan a spus că în loc de 2-0 în minutele bune din debut, echipa lui și-a pierdut inexplicabil concentrarea. Și el vorbește de șansa din luna martie. Îi laudă pe elevii lui pentru că au arătat tot ce puteau. Și a mai zis impresionant Hazan: am văzut în tribună copii și familii. Îmi pare rău pentru ei că nu am reușit să le readucem zâmbetul. Asta e cea mai mare dezamăgire, a spus Hazan. Și cu această declarație închei presa izraeliană și trec în Elveția. O parte a presei îl bombardează cu critici pe Iachin. Ziarul de limbă germană Blick ne mulțumește nouă în limba română, atenție, mulțumesc România, mulțumiri, scrie limba română, am rămas, am crezut că am dat eu pe Google Translate, dar nu, așa au scris cei de la Blick, mulțumesc România, mulțumiri. Elvețienii și-au luat bilet de Germania, dar fără să bată o echipă Kosovo de Liga a treia, calificare fără euforie, putem spune un singur lucru, mulțumim România. Ziarul de limbă, da, acolo se scrie în limba germană, mă rog, în materialul de limbă germană, pe final se scrie mulțumim România. Ziarul de limbă franceză, Le Matin, titrează: Elveția intră la Euro prin ușa din spate. În ciuda calificării, problemele rămân. Ne-a ajutat România să mergem la Euro. Avem o bucurie tulburată. Avem un Murat Iachin care nu știe să facă selecția și tactica. Meciul a început înainte de start, când un banner al suporterilor a fost afișat pe el, scria: dăm totul pentru țara noastră, dar tu, întrebându-l pe Iachin, federații au cerut să fie scoasă partea cu întrebarea și a rămas: dăm totul pentru țara noastră. Rematând, concluzionează: această echipă a Elveției nu mai știe să joace, nu mai știe să câștige cu Kosovo 2, Belarus și cu Israel. Nu poate merge cu așa climat de neîncredere între un antrenor și jucători. Federația trebuie să-și pună întrebări legate de Iachin. Căderea lui este un fiasco. Poate că e cazul să evitați încă unul la Euro, recomandă ziarul Le Matin. În interviul de la final, atenție ce a spus Murat Iachin: poate ar trebui să-mi cer scuze pentru că nu ne-am calificat după 6 zile. Eu nu înțeleg criticile, dar nici nu-mi influențează munca. Ceea ce văd e o echipă care joacă grozav. Elveția este ofensivă, atractivă, integrează tinerii și se califică la Euro înaintea ultimului meci. Poate e o lipsă de eficiență, dar ne-am creat foarte multe ocazii. Nu mă interesează în ce urnă vom fi la Euro. După meci pe teren, ei nu au sărbătorit calificarea. Și dacă îmi dai voie încă 2 știri, maxim 3. Te rog. Franța a dezmembrat pe Gibraltar cu 14-0. L'Echipe a prezentat câteva cifre. Aflăm că e un record pentru Franța. 10-0 a fost scorul maxim cu Azerbaidjan în 95. Au marcat 9 jucători diferiți. Mbappé a dat gol de la aproape centrul terenului. Este golul de la cea mai lungă distanță de când se monitorizează așa ceva. Urmat de Gurcuf contra României în 2008 de la 35 de metri în acel 2-2. Mai avem și o știre legată de campionatul Angliei. City riscă să retrogradeze la sfârșitul acestui sezon din cauza nerespectării fair play-ului financiar. La fel de expusă este Chelsea după ce și-a recunoscut greșelile făcute de Roman Abramovici. Un expert din finanțe, avocatul Stefan Borson, a spus că dacă City e găsită vinovată, iadul se va dezlănțui. Va apărea o situație incredibil, explozivă. Retrogradarea va fi soluția pentru City și Chelsea. City a acuzat de 115 încălcări ale regulilor financiare, iar în 2024 încep audierile. Și Horia, știi că zilele trecute am fost printre primii care am anunțat acea propunere de schimbare a regulamentului din fotbal cu eliminări de 10 minute pentru cei care protestează agresiv la deciziile arbitrilor. Ei bine, a venit știrea și în Europa, eu o luasem din Argentina. Spaniolii de la Marca vin cu o precizare: ar fi vorba de protestele agresive ale celor care primesc
meritat cartonaș galben. În plus, marca scrie că International Board vrea să modifice și regula de la offside, legea Wenger, cum au numit-o, astfel să nu mai fie offside chiar dacă o parte a corpului atacantului e mai aproape de poarta adversă, în cazul în care acesta este într-un duel direct cu un ultim apărător. La regula cu 10 minute din 2024 va fi implementată. Gabi, și deci, ultima știre... Gabi, da, te rog, zi. Ultima știre este legată de croatul Modric. Se scrie în ziarul azi noapte, la ora 2, ziarul catalan din Catalunia a scris că Modric va pleca în scurt timp de la Real Madrid în iarnă. Croatul a pierdut postul de titular în fața lui Bellingham la 38 de ani. A decis să plece de pe Santiago Bernabeu, unde a jucat 12 sezoane. Saudiții revin cu oferta de 120 de milioane pe sezon. Și a făcut datoria. Deci ne laudă toată presa. Suntem iar peste tot. De la Marca la L'Echipe și de la Abola până la Gazeta dello Sport. Suntem peste tot acasă, Gabi. Suntem peste tot acasă acum. Da. Doamne ajută. Și chiar că porțile ni se deschid. S-au deschis. Mulțumim, Gabi. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. A fost Gabi Safta. E bine să fii fericită. Cum vedeți povestea asta? Vreau să comentăm puțin povestea asta cu Pușcaș și faptul că Edi s-a ținut de Pușcaș până la final și până la urmă a ieșit. Vezi ce înseamnă când antrenorul te susține, îți dă încredere. Când antrenorul are încredere într-un jucător și îl bagă, îl cheamă, îl ține în anturajul echipei, vorbește cu el, îi dă încredere, uite, când e mai groasă, iese la rampă Pușcaș și împunge în poartă. Bine, Pușcaș care a făcut o partidă bună tot meciul, nu doar că a marcat. Da, tot meciul a făcut o partidă bună. Bate cu ochi, aleargă, agresiv. Dar el agresiv a fost toată viața lui. Da, sincer, credeați în Pușcaș? Sincer, nu. Când ați văzut echipa? Și l-ați văzut pe... Unde eram? Eram la meci la CSU Plopeni cu CS Dinamo ăștia. Da. Cu Danciu, am stat cu Dăncilescu de vorbă. Și repriza a doua, intru pe Fanatic. Și văd echipa. Cristi a dat-o. Da. Pușcaș titular. Și mai eram cu niște prieteni. Zic, bă, joacă Pușcaș. Zic, du-te, bă, Vivi. Bă, am echipa. Și am după Fanatic să vedeți că joacă Pușcaș. Zic, pentru că Edi se gândește că va fi un meci de luptă, să-i țină pe cei de fund, așa, pe mingile, pe pressing-ul adversarului, să joace minge lungă și Pușcaș poate să ține de ea. Du-te, bă, că dacă joacă... Alibec e mai altfel de jucător. Așa. N-a crezut nimeni în el. A crezut Edi, nu? Păi nu. Eu n-am crezut în Pușcaș niciodată. Corect. Nu, eu... Nu te-a crezut Edi, care e cel mai important. Nu, și cum să spun, și mai înțeles, mi s-a părut întotdeauna când îl băga, bine, și așa a avut meciuri slabe, și asta e adevărat. Corect. Mai înțeles și? Dar n-am crezut în Pușcaș, mai înțeles, nici o secundă, de-aia eu nu o să fiu niciodată selecționerul național României. Da? Adi, tu ai crezut? Nu erai fan. Dar nu sunt fan Pușcaș, pentru că mie îmi plac altfel de jucători. Alt tip de jucători. Doar că pentru tactica noastră depinde de meciuri. Depinde de meciuri. Dacă joci, nu știu, cu el, vezi că atacantul trebuie să fugă, să se bată cu ea, cu Israel. Dar cu alte meciuri, eu nu sunt fan Pușcaș. Când jucăm acasă, de exemplu, cu orice echipă... Și trebuie să marchezi, să construiești. Nu e el cel mai recomandat. E recomandat, hai să fugim pe acolo, prin față. Dar din punctul meu de vedere, mă așteptam ca seara să aibă ocazii. Pentru că el, fugind în față acolo, având spații, chiar și a avut și ocazia, și mai avut un goleu, un jucător de luptă, ceea ce a trebuit pentru meciul de aseară. Dacă îl compari cu Alibec, de exemplu, zici, bă, ăsta pe combinații, e și ăsta agresiv, fizic are dacă și va, el. Alibec nu face efortul ăla în față să fugă de la unul la altul, adică să țină puțin tactic vorbind de ritmul sus. Uite, acolo. Duelurile pe care mine le câștigă la pe cap, mine iar... da, senzațional. Senzațional. Bine, îl pierde pe cel mai important și minutul 1. Da. Corect. Dar, din punctul meu de vedere, m-a surprins Edi cu cei doi, cu Iani și cu Drăguș. Acolo m-a surprins cu cei doi. La Drăguș nu s-a întâmplat, nu s-a așteptat nimeni să joace în bandă. Dar m-a surprins plăcut și a ieșit exact formula din față, toți au contribuit la gol. Păi am văzut și comentarii. Și inspirat. Deci pentru meciul ăsta chiar a fost Drăguș, dar Sadă l-a făcut să facă ruptură. Și uite, vezi și puțin norocul și aia la gol. Nu e cel mai fericit șut al lui Drăguș.
O oprinde exterior. cu exteriorul. Să duce... Da, uite, o lovește bine. O lovește bine, dar să duce mingea pe exterior, ai văzut cum, o ia. Fuge de portar. Da. Știi, o atinge ăla puțin, se mai pușca întâmplă, și urmărește foarte se mai bine. Se mai întâmplă încă un lucru. Am vorbit și cu Cristi, care acolo, și am vorbit și cu băieții din ștaf. Sunt Edi Ordănescu față de noi care suntem acasă, are niște informații în plus. Da. Are parametri. Deci, problema cu Alibek este că de când s-a dus în Qatar, stă foarte rău. Datele. Iar parametrii datele. Care a avut Alibek exact. În această săptămână au fost la 50%. Ăsta a fost și unul dintre marile motive pentru care Pușcaș, lăsăm o parte că Edi crede în Pușcaș și crede în calitățile lui pentru astfel de meci. Dar este... Ăsta a fost un motiv pentru care Pușcaș a fost titular. Parametrii Alibek sunt la 50%. Transferul în Qatar l-a tras foarte mult în jos. Noi vorbim aici... Eu am fost în staful lui Victor Pițurcă la echipa națională. Ei, Horia, este... total diferit față de ce se întâmplă la o echipă de club. Acolo ai 3, 4, 5 zile maxim. Trebuie să ții jucătorul în formă, trebuie să ai toate informațiile despre el, pentru că nu stai ca la o echipă de club un ciclu săptămânal, poți să-l vezi. E, aici vin de la cluburi, unul vine obosit, altul vine dintr-un fotbal mai puțin atletic. Aici a fost un meci de luptă. Uite ce s-a întâmplat la izraelieni. Au jucat meciurile astea din 3-3 zile, au avut problemele care nu s-au antrenat unii dintre ei din cauza ce se întâmplă în Israel și se vede pe final, se vede că noi puteam să le dăm repriza a doua în ultimele 30 de minute, puteam să le dăm... Bun, i-am prins și într-o conjunctură extraordinară. Da, noi am profitat de asta. Totul a fost cu noi. A fost teren neutru, ăștia fără antrenament. Bărbos, cum era Edi? Totul a fost cu joci pe teren neutru, adversarul vine după două meciuri în 4 zile... nu se antrenează, n-a competiția internă. Competiția internă, ăla se accidentează. Eu am vorbit cu prietenii aseară și le-am luat calificarea de la bun început. Și am zis, în seara asta ne calificăm. De ce? Păi uitați-vă la rezultate. Scăpăm de Israel, care trebuia să ne bată acasă, terminăm 1-1. În Kosovo Elveția jucăm 2-0. Acasă, Kosovo jucăm acasă, le elimină jucător la 0-0, câștigă meciul. În Elveția... suntem conduși cu 2-0-2-2. N-avem cum să nu ne calificăm. Stai, nu că cum. Mai e ceva. Elveția care se tot împiedica. Se împiedice și la următorul meci. Da. Măcar am cu înțeles, picior. Tu ești cu egalul, nu? Eu sunt cu egalul, da. Să terminăm pe primul. Nu o să-l rog pe Gabi Safta să strângă niște informații pentru următoarea intervenție, să ne spună cum e cu biletele, dacă mai există vreo jumate de bilet pentru meci. Nu mai există. Am avut 20 de cereri pe biletul meu. 20 de cereri pe biletul meu. Ai 20 de cereri pe biletul tău? Poți să faci o licitație. Deci ce înseamnă fotbalul? Da. Ce înseamnă victoriile? Nu, că biletele astea s-au vândut înainte de aseară. Știu, dar speranța. Pe mine omul crede, știi? Au sunat cel puțin 50 de persoane să le dau bilete. Cel puțin. Și eu pe mine nu chiar 50 față de cum ai zis tu, dar m-au sunat vreo 100. Nu chiar 50, ca la tine. Auzi, mai ai un bilet în plus? Ai numărul, ai numărul. Da, dar ți-l dau pe 5.000 de euro. Să sărbătorești cu băieții. Păi nu. Eu rămân cu ei, amicii. Dăm 5.000 de euro și dacă aveam 5.000 eram și eu la biserică. La meciul marți o să fie iar copii. Să fie copii. Dar eram în mașină și pe un post de radio o doamnă profesoară de muzică spunea că are un cor de copii care au învățat cântece și vor cânta marți pe stadion. Uite ce s-a întâmplat la meciul cu cine am jucat? Cu Andorra. Bine, scuză-mă, au făcut copiii, au atmosferă, mai înțeles de aia din Andorra, nu le venea să creadă ce se întâmplă, ce n-ai. Păi, acum ne întoarcem la Kosovo, ce au făcut unii sub tricolor? S-au luat la bătaie, de noroc cu influența lui Răzvan Burleanu la federație, dar nu ne-au făcut mai rău, ne-au suspendat, ne făceau, uite că așa, și hai să vorbim de arbitraj. Băi, arbitrajele în această campanie au fost perfecte pentru noi. Adică, ai jucat practic acasă toate meciurile. 5% aia au fost pentru noi. Da, timpul. Uite, vezi și cu că toată lumea spune de domnul Vasaras, că domne, că e străin, că conduce el în România, că e plătit foarte bine, că nu stă pe aici. Păi avem 14 arbitri în competițiile internaționale, 14 sau 17, 5 brigăzi. La nivel de echipă națională n-ai ce să reproșezi arbitrajelor. Și din punct de vedere moral al încrederii, îți dă un arbitru acum comisia aia întâmplător cu care tu n-ai pierdut niciodată.
Bă, deci te și gândești, ca fotbalist te gândești, nu? Vivi, Adi, te gândeai, bă, ne arbitrează, nu știu, Porumboiu. Mamă, n-am câștigat cu ăsta niciodată. E, uite, ți-l dă pe unul acum întâmplătorul care n-ai pierdut niciodată. Când tu ai nevoie de un punct, tu ai nevoie să nu pierzi. Bă, sunt lucruri, sunt detalii de astea care, exact, care fac diferența până la urmă. Și... influența lui Burlean. Hai să vorbim puțin de jucători. Eu am văzut doi jucători, lăsăm la o parte că toți merită fericire, am văzut doi jucători cu o foarte bună calitate ieri, care mi-au plăcut și care îmi dau speranțe că vor putea să-și arate calitatea asta și la Euro la un alt nivel. Mi-a plăcut foarte mult Rațiu pe dreapta și mi-a plăcut foarte mult Drăguș. Mă uitam la Drăguș, un fotbalist care știe fotbal. Să nu-i luăm din merite lui Screciu. Da, Screciu a cărat pianul. Toți foarte buni. Ai dreptate, dar am văzut doi jucători cu adevărat de calitate. Da. La Rațiu și la Drăguș. Hai că l-avem pe Dumitru Dragomir la telefon. Neamitică! Au, bună dimineața! Bună dimineața! Ești la universitate? Păi am terminat-o mai demult. A? Am crezut că ești la universitate, sărbătorești. Păi am sărbătorit acasă. Bravo! Ai desfăcut aseară o sticlă de șampanie, ceva? Nu, am băut așa un păgăre mic de afinată. Așa, în cinstea calificării, a? La 12 noaptea, în cinstea calificării. Bravo! Neamitic, hai să te întreb ceva, să o luăm cu începutul. Când ai văzut echipa Ianis în dreapta, Drăguș în stânga și, cum îl cheamă, Pușcaș, Vârf, sincer, ce ai zis? L-ai luat puțin la înjurături pe Edi sau nu? Nu, tată. Urmărește cu o etapă sau urmă, emisiunea la tine, ce am zis. Așa. Și atunci, într-adevăr, sunt oracol. Deci când l-ai văzut iar pe Pușcaș titular, ce ai zis? Doamne, m-am gândit că va juca cu pressing avansat și ăsta are capacitate de formare și că a făcut bine. Uh-huh. Am vorbit în permanență cu fiul meu, am făcut și pariu pe bate. Uite, întreabă, trebuie să dea o masă la prânz acum, pentru că am spus bate. Când găia conduceau cu 1-0, am făcut pariu cu el. Serios? Jur, jur. Așa, ai făcut pariu cu Bogdan, că chiar dacă era 1-0, că batem? Da. Dar de ce? Ce te-a dus în zona asta de, cum să spun, de încredere atât de mare? Mi-a plăcut ideea tactică a lui Edi Iordănescu. Adică pressing în jumătatea lor de teren a băgat jucători cu capacitate de efort mare. N-a mai mers pe jucători tehnici și valoroși. Pe Floricele, n-a mai mers pe Floricele. N-a mai mers pe Floricele, a mers pe jucători care pot alerga. Drăguș ăsta are trei plămâni. Ăsta l-au puștul ăsta de care mi-ai vorbit tu, Vârful de acum. Pușcaș, înfrezatul ăsta, a alergat, cred că are peste 11 km la bord. Uite, aseară, ca să fiu foarte atent la meci, n-am mai scris, că de obicei scriu cam câți kilometri și eu știu câți kilometri face fiecare, dar de data asta n-am făcut treaba asta, învățată de la Cornel Drăgușin. Dar cred că specialiștii pot să scoată astăzi pe film și garantez că a făcut peste 11 kilometri. Deci, pressing-ul avansat, foarte acerboși am fost, să nu spun altfel, dar am fost pentru prima dată când am văzut și eu echipa națională acerboasă, înțelegi? Adică, dom'le, n-aveai loc de întors aici. Știi că atunci când ești epuizat în ring și tot gândești dacă totuși trebuie să-i dau să-i un punct să cadă, știi? Da. Karaoke! Da. Karaoke. E calificarea lui Edi, în primul rând? Chiar că dori, 100%. Și a lui Stoichiță, să știi. Stoichiță l-a pus, Stoichiță a insistat. No, bine, noi, și eu și tu, am fost de partea lui de la început și mulți au fost de partea lui Edi. E cu picioarele pe pământ, să știi. Iar ideea, da? Domnule, împotriva a foarte mulți
antrenori șmecheri, profesioniști, care n-au văzut bine alegerea lui cum a ales echipa. Bine, grupa n-a fost grozavă, deci eu să da, dar nemitic, că mai contează. Dar domne, nu contează. Edi a calificat echipa, rămâne în istorie și el și dai că tot domne. Bine, peste câțiva ani, nu o să-i dea voie, dacă e actual la conducerea tineretului, nu o să-i dea voie nici în stadion să-i închidă, mă rog, asta este altceva. Cum ai zis, cui nu o să-i dea voie, lui Edi sau cui? Nici lui Edi, nici lui taicătul, la mine, nu? Într-un an de zică, dar primul în succes, dar afară, mie nu mai primești pe. O înțeles. Deci, practic, poate să le spună Edi, glumind așa puțin, contestatorilor Ciocumic? Nu. Dacă face asta, îmi trec total impresia despre el. Uh-huh. El trebuie, carabinul, să dea dreptate la toată lumea. Uh-huh. Uh-huh. Da. Da. Noi, în diplomație și în viața politică a omenirii, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Iar pe Puhoi, mai ales, nu poți să-l mulțumești decât numai cu rezultate. Uh-huh. Ori le dai pensii bune, ori le creezi niște facilități, că altfel te mănâncă precum animalul. Dacă nu-i dai bucățica de zahăr sau ceva. Da. Ar trebui să continue și în preliminarele viitoare pentru mondial? Are cineva curaj de dea afară atunci? Sau să-i zică ceva? Eu, dacă aș fi în locul lui, aș cere cel puțin 1 milion de euro pe an sau mai. Dar știi care? Contract mic, are 25.000, sau cât are? 25.000 de euro are pe lună. 300.000 pe an. 30 are? Da. Și cât, 30, deci 360.000 pe an. Și cât ai cere, dacă ai fi în locul lui? N-a stat sub 1 milion. Păi, după rezultatele astea, dacă se supără și nu pleacă în Germania, este antrenor în Arabia Saudită de 5 milioane de euro. Da, corect. Și asta e adevărat. E unul dintre cei care a calificat o echipă națională la turneul final. Așa este. Așa e. Favoritul meu, Răzvan Burleanu, l-auz puțin? Da, e de felicitat și el. Da, de ce? Serios? Domne, eu am zis-o așa la... Ia zi, te rog. Domne, stai domne un pic. Domne, când greșesc, îi critic, dar când fac lucruri bune, de exemplu, sunt informat că la echipele de junior a creat niște condiții foarte bune. Pentru asta este de felicitat, domne, de ce te... cine... Nemitică, cred că nu ți s-a adus efectul la vișinată de aseară. Cine este ranchiunos în viață? Ține minte că și tu ești un gen de ăsta de ranchiună. Opa. Eu? Opa. Na, da. Nu e adevărat, greșești. Nu e adevărat. Da, cu picior, că și el și tu e ranchiunos. Doamne ferește, ce ai? Că întreabă... A vorbit cu Pițurcă la telefon. Doamne, Nemitică. Nemitică, mă duci la cafea cu Piții. No, mă confund. E bine, atunci numai el e ranchiunos. Da. Nu mai e nici el și a revenit. M-am mai înțelepțit și eu. Eram când eram mai tânăr și mai prost. Asta e adevărul. Da, fii atent aici. Spune, de ce să nu vorbim, dacă merită, de ce să nu vorbim frumos de Burleanu? Când o convite? Asta e altceva. Da, bun. Și ai văzut și tu, prezidente, arbitraje impecabile am avut. Impecabile arbitrajele le-am avut. Israelul a trebuit să joace 4 meciuri în 10 zile. Știi cum e? Contează, orice influență contează. Iar Vasaras, râde lumea de Vasaras, îl ia lumea, dar Vasaras pe plan internațional e șmecher rău de tot, ne-amintică Vasaras. Nu că e șmecher, dar a ajutat... echipa națională foarte mult, așa că să ne vedem de treabă vis-a-vis de critica împotriva lui Vasara. Adică să stăm în banca noastră că Vasara a făcut bine, nu ne-a făcut rău. Am înțeles, da, ne-a făcut bine, așa e. Nemitică. Așa, spune-mi, te rog, următorul lucru. Ce jucători ai văzut cu adevărat pentru nivel mare pe care să ne bazăm ieri? Bun, toată echipa și așa mai departe. Bă, pentru nivel mare, fiți atent aici, o să râdeți în fundașul drept.
Rațiu, dar nu... Fundașul drept care a făcut și primul gol. Rațiu neamidică. Dar... Rațiu, da, da. N-am vrut să... Fundașul drept, Drăguș și Drăgușin. Uh-huh. Eu aș spune portarul, dar a făcut două gafe, dintre care una trebuia să fie 2-0 pentru el. Uh-huh. Dar de emoții, eu l-am... Nu l-aș îmi bine nimic pentru chestia. Așa. Iar restul, toată lumea e de felicitat, toată echipa națională e de felicitat, și rezervele după bancă, echipa tehnică, nu mai vorbesc, medici, ce medic a avut, a făcut de așa natură încât să poată să susțină efortul maximal jucătorii. Ieri, unii dintre ei s-au întrecut în kilometri parcurs. Asta, să știți mai bine că mergătura multă nivelează valorile. Am mai spus-o și repet întotdeauna. Chiar dacă ei aveau 3-4 jucători foarte tehnici, viteza fundașului drept Rațiu a făcut de așa natură încât să oprească incursiunile celui mai bun jucător al Israelului. Nergie mai ales, sau în Dumnezeu. Turgheon. Restul. Cu Drăguș, cum ți se pare neamitică? Dacă eu să fiu un lucru stoichită, aș lua, înaintea campionatului european, aș lua 3-4 jocuri cu echipe din Georgia, din Finlanda și una din țările nordice, obligatoriu, aș face câteva meciuri amicale, să fac o unitate de echipă, pentru că ușor-ușor se structurează o echipă națională cu un mito bun, cu Sanciu, cu ăsta. Adică se poate face o echipă unicită, să nu ne facem de râs la campionatul european. Mm-hmm. Da. Crezi că putem să ne facem de râs la Euro, neamitică? Dacă nu punem presiune pe echipă, pentru că echipa, tot aud spune, eu sunt cel care spun, nu puneți presiune pe echipă, nu puneți presiune pe echipă. Dacă punem presiune pe echipă, să alegeți praful de aia. Lăsați-o lejer, cum au fost acum. Nu a pus nimeni presiune pe echipă, am mai și lăudat-o și asta. Asta spune cam mult. Pentru că eu am văzut cum s-au ajutat ieri. Mai puțin în prima repriză partea stângă, cu toate că a venit destul de mult Drăguș în apărare și în ajutorul. Drăguș. Da. Uh-huh. Da, să știi, jucător de clasă Drăguș, așa mi se pare. Da, numai că au fost câteva incursiuni în prima repriză pe partea dreaptă, în care bancul era exact între trei, nici nu știa ce să uita stânga-dreapta până s-a prins Drăguș sau s-a prins Trebi și în permanență i-a cerut să facă faza de apărare. Că altfel, pe acolo era bulevard. Pentru că nu era bine neapărat bancul. Ideea tactică era, pentru că ei s-au canalizat acolo cu câte 2-3 și dacă nu vin înapoi pe cei, omul te face babză. Uh-huh. Aș mai vrea să nu știu dacă sunt în asentimentul tău, dar aș vrea să laud pe cei doi comentatori. Da, te rog. Cum să? Doi comentatori de la prima. Da, da, pe Emil și pe Costi Mocanu. Mocanu cred și Emil Grădinescu, da. Doamne, bine, se vede că au experiență mare și sunt niște tipi. Eu cu Emil n-am mai vorbit, cred că, de 10 ani. Cu Mocanu m-am întâlnit prin străinătate, pe unde, dar sunt în admirația mea și cred că întregului popor cum au lucrat. Mm-hmm. Da, nu... Mi-a dat că Cristian Tudor Popescu e critică. Băi, fratele meu, dacă și la victorie dăm cu gâta în baltă, numai de critici suntem buni în țara.
Da? Ce, ce zice? Că nu știu ce a zis Cristian Tudor Popescu, că noi suntem nefiți. Are un editorial. I-a făcut praf? Îi critică. Adică persiflează ideea națională și naționalului. Că am avut o grupă ușoară și că... Și ce adică, nu? Da. Adică, domne, noi nu știm să ne bucurăm, domne, nu știm să ne trăim viața. Suntem tot morocănoși, tot supărați, suntem supărați pe noi. Păi, într-adevăr, păi, merg multe lucruri, dar viața merge înainte, băi, trebuie așa să mai... Așa e, adică te-a dezamăgit ce a scris Cristian Tudor Popescu, ne amintică? Da, m-a dezamăgit, bine, nu e pe credința mea, dar îl citesc, bineînțeles, pentru că este o... Și ce, ți s-a părut, adică, ceva incredibil, bă, dacă și la calificare suntem supărați? Da, domnule, nu mai știm să ne bucurăm de nimic, domnule. Care o fi bucuria? Care e bucuria? Câștigi, băi, fratele meu. Că joci bine, că joci rău. Domnule, eu știu în felul următor, că atunci când joci rău și câștigi, înseamnă că ai antrenor deștept și știe să facă tactica la echipă. Dar uite, a ajutat Dumnezeu cu un pic de noroc. Păi norocul face parte din viață, băi, copii, bă. Dar ce dacă la... n-ai și un pic de, dacă ce... n-ai și un pic de bular, vorba fotbaliștilor... Dar de ce, de ce ne-a mitică în critică? E, are răutatea aia CTP-ul, a? E bine, n-aș vrea să vorbesc, dar e prea grosier. Cum e prea? Grosier. Înțeles. Am înțeles. Na, știi cum e, părerea omului, na? De-aia e democrație, da? Da, ce da, e, Robert, te zic? Nu, păi dacă nici acum ne bucurăm și comentatorii, că da, e el nu e un om din fenomen, Cristian Tudor Popescu, n-a fost niciodată. Scrie și de tenis și de chimie organică și de război și de chiar la toate, așa să pricepe și pe toți îi ceartă. Dom'le, stați un picuț. Eu nu scot în evidență faptul că acest Cristian Tudor Popescu nu este un tip citit. Nu este, dar are atâta răutate și o titlă precum Gaia Matul câteodată în multe tâmpenii și aia cu religia și astea, trebuie totuși chiar dacă tu poate ești mai deștept decât poporul, poporul simte altceva. Poporul simte poate să se distreze, să simte și el un pic de bucurie. Nu neapărat mai tristețe, că nu merge nimic în țara asta. Că nu... Într-adevăr, sunt lucruri care nu merg. Vreau de critici. Băi, nene, dar mai dai și drumul la adevăr când vezi că sunt lucruri frumoase și lucruri bune. Adică, eu ce credeți, că iubesc pe Burleanu? Nu iubesc pe Burleanu, numai că Burleanu e de felicitat pentru calificare. Ce să mai ne dăm după Cireș și după... Da, sunt oameni care nu pot să se bucure pentru nimic, domnul Dragomir. Da, asta e o expresie foarte frumoasă. Asta este, din păcate, așa pare, deși este un uriaș jurnalist, da, și un tip talentat și nu mai vorbim ce cultură are, pare genul domnul Cristian Tudor Popescu, care și e trist, eu sunt foarte trist pentru el, pare genul de om care nu poate să se bucure pentru nimic. Și asta e foarte trist, mi-amintică. Eu nu i-am criticat educația și inteligența. Educația poate, fiecare avem acum în educație. Nu l-am criticat că n-ar fi un tip citit, un tip erudit. Problema este că este căsătorit cu tristețea. Da. La fel de frumos ai spus. Da. N-am nimic cu el, n-am nimic cu ăsta. Și în scris e destul de, să v-am spus, e destul de bine documentat în unele probleme. Are și el lacune ca orice om în minte ăsta. E puțin grosier, dar, domne, el vrea să facă o diferență, să se diferențieze de mulțime, de popor, de cei mulți. Mă rog, n-a găsit cel mai bun moment, după părerea mea. Dar ascultați-mă, cei doi comentatori sunt chiar de felicitat și te-aș ruga mâine când ne întâlnim să ne aduce aminte să-i felicităm public sau felicită-i tu acum pentru că merită. Îi felicităm și mâine, că ne și vedem, neamitică, la profeții mâine, da. La 1:30. Un singur lucru vreau să te mai întreb. Batem Elveția?
Îi batem ușor. Ne-am trezit târziu de Elveția, trebuia să ia locul 4. Da. Aici să știi că am mai dreptate. Ai poate nu locul 4, dar 3 putea să-l ia liniștit. Nu, locul 4, locul 4. Ascultă-mă ce spun. Pe locul 1, noi, pe locul 2, Kosovo, pe locul 3, Israelul și pe locul 4, ei. Da. Deci îi batem pe aroganții ăștia? Depinde cum mai bagă ursul ai noștri. Când, și eu vreau să văd ce se întâmplă. Sunt foarte curios să văd ce moral de competiție putem avea atunci când suntem deja cu taci în căruță. Da. Pentru că până acum nouă ne-a lipsit moralul de competiție mare, de competiție înaltă. Seară nu. Aseară parcă erau injectați cu microbul victoriei. Da, meritul lui Edi, e clar. Ce să mai? Trebuie să-i dăm lui Edi? Nu, meritul lui Edi. Da. Faptul cum a făcut echipa împotriva la absolut toți, o singură chestie aveam și eu, am fost de acord cu echipa făcută de el, dar cu una, zău că nu l-am prea înțeles. Adică, în momentul când l-a scos pe Scrieciu, da. Am înlemnit. Da. Am înlemnit pe Scrieciu în partea Fundațiilor Centrale. Cei doi jucători de la Craiova au fost formidabili pe toată perioada, și Bancu, dar mai ales Crieciu, și cu atât mai mult e de neconceput că Universitatea Craiova e pe locul pe care e când are jucători de nivelul ăsta. Și Bancu, Bancu permanent bun, permanent de la bun în sus, da? Dar Crieciu a fost fenomenal în aceste meciuri ultimile la care Bancu, a apelat Edi. Bancu e jucător de Champions League. E jucător de echipă, nu știu... De Champions League, ai zis bine, de Champions League. Da. Dar crede-mă, Scrieciu este fabulos, este un jucător fantastic. Deși ieri a făcut un meci, băieți, Scrieciu, senzațional. Senzațional. Da, da. Are un jucător rotaru acolo, de poate să pupe și să-l pupe pe Scrieciu la ce joc. Da. Are un jucător fantastic. Când l-am scos, m-a trecut un fior, am zis, Doamne, asta e o greșeală. Nu știm să jucăm fără Scrieciu acolo, dar ce dată răsie fizic izraelieni. Da, așa este, ce dase răfizi. Și Marina a intrat bine. Deci batem Elveția și îi punem cu botul pe labe și pe aroganții ăștia, nu? Vreau să vă spun ceva, dar să nu interpretați greșit. Când e tragerea la sorți? Pe 2 decembrie. E după meciul nostru, nu? Da, logic. La cât timp? La 2 săptămâni. Dar grupele să știu. Și grupa și grupa grea. Da. E în funcție de eu știu, de lozul pe care îl avem la tragere. Nu pot să dezvolt subiectul ăsta. Ai destul șmichere acolo cu tine care Doamne, dar crede-mă, până atunci vreau să-i batem pe îngânfații ăștia marți de elvețieni. Doamne, deci nu-i suport. Să știi că îi batem. Bă, deci știi cum? Să le facem, să le dăm cu tifla la îngânfații ăștia în frunte cu Murat Iachin, e cel cu sânge aristocratic, da? Când el e un turc care mănâncă șaorma, de fapt. Ce n-ai? Lasă-vă pe toți. Noi știm să-i respectăm pe toți. Da. Nu, n-am niciun respect față de aroganții ăștia. Nu vreau să-i batem, să le dăm cu stadionul în cap dacă putem. Știi? Vreau să te mai întreb ceva în încheiere, neamitică. Crezi că în sinea lui undeva, lui Gigi, pare rău că a renunțat la Edi acum, când a fost Edi la FCSB? Nu, ăștia nu-i pare rău de nimic. Nu? Nu. Adică, pe ideea, bă, uite, dacă îl lăsam, puteam să am și o performanță, să iau titlu, să... Îl doare la bască pe ăsta, își face numai, pe banii lui, își face numai ce crede el că e bine. Niciun regret când îl vede pe Edi că s-a calificat și că... Nici, ba din contră, s-a bucurat Gigi Becali că s-a... pentru că și jucătorii lui se duc la campionatul european. Nu, asta e clar, asta e clar, dar niciun regret... Nu, dar eram bască pe ăsta. Că s-a debarasat de Edi? Da, ce dracu mai zic. Vorbim despre Gigi Becali, e un om diferit. Dacă îl atați în problema dogmelor, nu în ceva, atunci altfel îl doare. Sau la familie, dar restul sunt
foarte bine. Da. Da, bine, ne amintică. Hai, hai România, Doamne ajută, ne vedem mâine. Hai România, felicitări jucătorilor, felicitări antrenorilor, felicitări federației și felicitări suporterilor. Corect. Doamne ajută. Mulțumim, ne amintim. Sănătate. Hai să vedem ce a scris Cristian Tudor Popescu pe, cred că pe, da, pe pagina sa de Facebook. De Facebook, da. Cine merită calificarea? E un scurt comentariu, nici măcar nu editorial. Învingând unele dintre cele mai puternice echipe de pe glob, adică Andorra, Belarus, Kosovo, Israel și Elveția, meciuri formidabile, în care n-a avut nicio urmă de noroc, spune Cristian Tudor Popescu, Naționala de Fotbal a României s-a calificat în fine la europene. Însă, după părerea cârciocară a subsemnatului, cei care merită cu adevărat această calificare sunt necăjiții și statornic entuziaștii suporteri ai tricolorilor, care și-au înghițit dezamăgirile atât amar de ani, fără să se lase pe gubași. Aici are dreptate, că primii sunt suporteri. Un rol, deci, și aici intervine ironic în forță, apropo de Grădinescu și de Mocan. Mocan. Un rol decisiv în calificare mi se pare că au avut cei doi comentatori TV, care au dat cu gura patriotic din răsputeri la meciul Israel-România, fără ei, vă asigur, pierdeam. Cred că este imperios necesar ca toate confruntările naționale de la turneul final din Germania să fie heirupiste de aceeași. A scris la puțin după meci Cristian Tudor Popescu, mă rog, au avut, au fost tot felul de comentarii, da, unii uri pro, alții, bineînțeles că i-au criticat pe Emil și pe Costi, să sperăm că acei comentatori nu s-au calificat și ei la Euro, comentariul celor doi a fost cel puțin grețos, alții, mi s-a părut că suntem la o terasă, la o bere, asta nu e comentariu de nivel de echipă națională, alții laudă. Oamenii au trăit meciul, da, da, poate au ieșit puțin din... Libertatea din, de exprimare. Da, poate au ieșit puțin din haina comentatorului ăsta. Când comentezi meciul, comentezi, nu treci de acolo, exact, de lente. Exact. Ai cartonaj roșu ca la fotbal. Corect. Spun eu că l-am ascultat cu mulți prieteni. Și? Același lucru spuneau, nu știu ce comentează acolo. Cine spuneau, prietenii tăi? Prietenii mei. Adică nu le-a plăcut? Nu. Deloc? Păi există comentariu de mes sau treci dincolo de... Ei au fost sau de ce? De, de bere? De restaurant? Tot ce țipam noi, hai, hai, era și la televizor. Da. Când voi vreați altceva, nu? Păi, să vezi comentariul... Păi, nu știam cum să filmat de sus, nu știam nici cine e la minge la un moment dat. Aha. A, deci nu v-a plăcut? Nu le-a plăcut prietenilor? Nu le-a plăcut. A? Ei au fost mai mult suporteri. Asta e heirupist? Păi, dacă așa au spus sub noi suporterii de lângă televizor, noi ne bucurăm și spunem, hai, trage. Dar vă este suporter. Păi nu este suporter, dacă tot ajungem să comentăm meciurile. E cartonaj roșu din punctul meu de vedere și ești eliminat. Am înțeles. Dar ce ai, voi ați fi vrut fotbal, nu? Să se comenteze fotbal. Nu ce făceați voi, nu? Păi, același lucru făceam și noi. Da. Dincolo de televizor. Mm-hmm. Dacă tot comentăm fotbal. Da, Adi vrea să zică, domne, screciul la minge interceptează pasarea de cime. Nu vrea să zică. Hai, trage, șut, vrea să spună, adică nu poți ca și comentator să te comporți ca suporter. Ia au trăit intens și ei. Au, știi? Na, acum, prea intens. Prea suporte. Dacă tot prea ducem suporte. Așa, spune că portarul avea emoții. Care are emoții, da, la corect, fotbal, atunci la, merge la campionatul european, poate dă direct la noi în poartă gol. Uh-huh. Știi? Acolo face alegeri ca, și ca antrenor și ca... Da. Da, au, da, trăit prea intens. Au trăit Vivi, prea intens. Ți-a plăcut comentariul? Au trăit prea intens. Băi, și eu am comentat acum vreo 10 ani. Nu, dar nu fii diplomat. Dacă dar, ți-a plăcut sau nu. Au fost multe, multe informații pe care le-au dat și Costi, putem spune, îl știm toți că este foarte bine informat. Emil spune ce gândește. Și cred eu că și ei n-au știut să se mai bucure și ei n-au știut să mai facă un comentariu așa cum era normal pentru o calificare și s-au transformat în suporterii aia care, care știi că spuneau că suntem la două, la două scaune deasupra băncii, da, de rezerve, da, da. Hai bă băiatule, hai, să nu greșești acum, hai. Toți am fost, eram toți, dai seama, bucuroși că echipa națională joacă așa, dar revenind la, la Elveția și spuneai tu de arogantul de Iachim, mi-aduc aminte o declarație. Iachim. Mi-aduc aminte de Murățel. Murățel. Bravo, cum? Murățel. Bravo, tată. TikTok, pe TikTok. Murățel. Murățel al Elveției. Alt elvețian de viță nobilă, descendentul ducelui de Geneva, Granițaca, a spus când a văzut grupa că vor avea 10 victorii din 10. Ați minte declarația? 10 victorii din 10 cu grupa asta. Îi spulberăm pe toți. Și uite că sunt în urma noastră și... Și să rămână acolo. Să rămână locul acolo. Da, cam asta este. Când nu respecti fotbalul și nu ești mai arogant decât îți permite valoarea, uite că se întâmplă ca să vină un screciu care cară pianul
Și tu, Granicea, ca cu numărul 10, capitan de echipă care juca pe la Arsenal. Să ajungi să iei lecții de la Screciu. Da, deci mie mi-a plăcut Screciu formidabil. Deci formidabil a fost Screciu. Și nu doar un acum. Un jucător care nu iese în evidență. Nu doar acum. Deci mă uitam, bine. Mă uitam, ziceai că e Caracatiță, nu știu de unde mai găsea un picior să mai pună, să mai recupereze un balon, să-i mai blocheze. Burcă, mai Drăgoșii pentru că ei cei mai constanți sunt aceste. Da, da, pentru că, atenție, ei au avut momente de joc bun. Bun, foarte bun. Adică eu vă spun ceva, bun, chiar mă gândeam, aoleo, ce bine totuși că i-am prins fără vreo 5-6 jucători. Da, pentru că am văzut momente de calitate, pasau mingea, adică în anumite momente am văzut o calitate pe care încă noi nu avem. Nu, dacă ei jucătorii individual, valoric și ăia născuți 2002, 2001, tinerea de prin față 2003, de acolo, 2003, dacă ei cu performanțele care au avut la nivel de tineret și dacă ei individual valoric, sunt peste jucătorii echipei naționale. Eu am văzut meciul cu Elveția, Israel Elveția. Da. Deci au creat niște faze la Elveția. Spectacol. Că nu știau oia pe unde sunt, prin care păi și ai văzut câteva pase de era în profunzime, cu spate la poartă, se întoarce, joacă poziție viitoare, ăla urcă din bandă, atacă și spațiu. Și cu Elveția l-au făcut niște faze din prima, prin care, în care elvețienii nu știau pe unde se află. Individual foarte, foarte buni. Foarte buni individual. De-aia spun că noi toți spunem grupa, Kosovo. Păi uite Kosovo. Kosovo, dacă se trezeau puțin mai devreme, ne cocoșeau. Kosovo are jucători. Păi asta spun. Kosovo are jucători de valoare individual. Individual are mulți jucători peste jucători. Eu cred că valoare individual. Eu cred că nu-i băteam la București dacă nu le. Dacă nu mai țin minte la ei ce am pătimit și au fost și golul ăla marcat care a fost anulat de către VAR. Deci una peste alta a fost o grupă echilibrată între cele patru. Da, echilibrat. Dar nu să vin acasă. Hai să vă dau că ne-a dat practic un breaking news Mihai Stoichiță, care ne-a spus acum o jumătate de oră că a vorbit cu Edi Ordănescu azi noaptea seară și că Edi Ordănescu i-a spus că va continua și în preliminarile pentru campionatul mondial. A spus Stoichiță, am vorbit cu Edi, mi-a spus că va continua, așa? Și să vă mai dau dar Stoichiță a spus că am vorbit cu Edi azi noaptea seară sau când a zis că au vorbit. Și mi-a confirmat că va continua și în preliminare. Doamne, așa Edi, să fie. Da, vedem ce se va întâmpla. Avem însă și o informație foarte interesantă. Am tot insistat, normal, să vorbim cu Edi Ordănescu și până la urmă mi-a dat un mesaj. Edi Ordănescu nu pot să vă spun tot ce este mesaj. Este un mesaj mai lung pe care l-am primit de la Edi și ați văzut că am tot insistat să intre normal să vorbim și mi-a spus în felul următor că sau m-a anunțat, ca să zic așa, în felul următor, a spus că singura apariție publică, singure declarații vor mai fi după meciul cu Elveția, care le va da la conferința de presă oficială și obligatorie, și anunță practic Edi Ordănescu prin intermediul meu că după conferința de presă cu Elveția, timp de câteva luni până la Euro va intra în silențiu stampa. Bravo. Nu va mai da nicio declarație, nu va mai merge la nicio emisiune sau nu va merge la nicio emisiune, nu va vorbi cu nimeni, nu va mai da nicio declarație la nimeni. A spus că nu e vorba că e supărat sau așa, dar vrea să se refacă în primul rând psihic și să stea acasă cu familia, pentru că mi-a spus familia a suferit enorm în această perioadă și el vrea să vină lângă familie. Bravo. Deci ăsta este mesajul pe care mi l-a dat Edi Ordănescu înainte să decoleze avionul, deci acum 30-40 de minute. Mă rog, mesajul este mai lung, îmi spune și niște lucruri care nu pot să le dau și evident sunt niște lucruri intime, dacă tot vorbim de pușcaș, da? Dar acesta este mesajul pe care m-a rugat să-l dau public. Ultima apariție publică a lui Edi Ordănescu va fi la conferința de presă oficială de după meciul cu Elveția. Apoi până la Euro, Edi Ordănescu va intra în silențiu stampa, va sta cu familia și va încerca ce a pierdut în acești 2 ani să redea familiei, pentru că familia, mi-a spus, a fost foarte afectată de tot ce s-a întâmplat. Multe lucruri. Afectată în primul rând, mi-a spus Edi, de faptul că s-a ajuns la jigniri care au depășit orice fel de limită și care nu mai au legătură cu fotbalul, asta mi-a spus Edi. A spus că nu e supărat pe nimeni și că este doar o decizie a lui, vrea să se refacă psihic în primul rând și să acorde timp familiei și va intra în silențiu stampa, nu va merge la nicio emisiune, nu va mai da niciun interviu, nu va mai vorbi cu nimeni, se va concentra pe familie. Acesta este mesajul lui. Să concentreze, să fie liniștit. Și bineînțeles, se va concentra pe echipa națională. Exact, să analizeze adversarii și uite un alt lucru, că toată lumea, scriu unii
mesaje acum, domne, cât îi lăudați, păi ăștia e normal să îi lăudăm pentru că stai că eu nu înțeleg, dar nu înțeleg, acum ce să-i facem, să-i criticăm? Să-i certăm probabil, dar trebuie să-i certăm că n-au dat gol Mihăină, că n-a fost 3-1. Ce am zis lui Ilie acu oră? Ți-am zis, Ilie, acu oră ți-am zis? Gata, că tu ai zis că gata, că acum trebuie să rămână, că porțile s-au deschis, ce ți-ai zis? Dacă ne bate Elveția și mai luăm și vreo bătaie primul meci la Euro, plece, mamă, de știi cum? Da, dar din ăia 100 s-au dus la 50 acum și când mergem la nu e așa. O să fie 5.000. În noi clocotește sângele balcanic, crede-mă ce spun. Uite, vă dau scris. Dacă ne dă Elveția 3-0 luni, da, eu îți spun că nu mai e să uită și de calificare și de tot și iară îi împușcăm iară pe jucător. Eu nu cred că uită prea curând lumea de calificarea asta, să că prea am așteptat să mergem la Euro, că lumea, ne omoară lumea la Euro. Lumea mare, masa suporterilor, nu, dar o parte și importantă. Dacă tot am spus de fiecare dată aici, i-am criticat și noi prin corect, joc la toate meciurile, dar nu mai mult să-i jignim. Sau uite, iar meciul de aseară, Adi, cred că trebuie foarte bine analizat, cum ai spus tu, cu emoțiile, cu portarul, cum mai scapă, pasele alea greșite prin care este un meci care trebuie să-l analizezi foarte, da, foarte pentru bine. Dacă ne pentru că la european, dacă te prind unii așa, îți dau 3-0. Rapidistule, apropo, nu-mi place Horațiu. Nu-mi place. Câteodată dă nesiguranță. Are meciuri bune. Nu ia gol. Și până la urmă ai ce? O degajare și o respingere. Nu e pe gustul meu. Eu spun. Da, deci, a făcut și meciuri care dacă nu era acolo, deci, Robert, era groasă. Robert, cu Israelul, Robert, cu tot dragul, că nu pot, adică îți dai seama, nu pot să critici acum un jucător așa. Nu-mi place. Eu, cum spui eu, că mie nu prea îmi place Pușcaș în atac. Corect. Da. Aș prefera altul. Bine, nu avem acum. Eu l-aș prefera Păniță în poarta națională. Cred că e un jucător care dă mult mai multă siguranță națională. După și are ultimele mai 3 meciuri ale echipei naționale, ai fi schimbat portarul? Nu, n-ai cum să schimbi portarul. Păi asta spun. Face niște meciuri, nu, Vivi? Da, exact. Face niște meciuri, n-ai cum să-l schimbi. Face niște meciuri. Încă o dată încrederea lui Iordănescu. Corect. Dar nu-mi place, nu mi se pare, încă doar o secundă, încă Horațiu Molodan n-are acel mental de competiție mare. Stai să l-am văzut în primele 30 de minute, crede-mă, dacă era o echipă apăsat de miza jocului. Total, apăsat dar de nu miza numai jocului, el. Da. Uite, păi. Da, dar la el se vede că e în poartă. Bun, la fundașul stânga nu s-a văzut? Înțelegi? Și la fundașul stânga nostru. La cine? La Bancu? Da. Parcă mai puțin. Dacă ăla e ultimul și când degajează ăla greșit, ziceau și comentatorii, nu acum, vorbeam de Rațiu și cu Drăguș, da. Și inclusiv de astăzi îl iau și pe transferul lui Yanis în Spania. Vezi, ultimele două săptămâni sau trei până să ajungă la echipa națională și Drăguș la echipa de club, joacă bine și de goluri, da. Vine cu alt moral. Rațiu e lăudat după meciurile din Spania cu Anihila pe Vinicius, face Vinicius, da, și vine cu alt moral la echipa națională. Yanis începe să joace contra Barcelona, da, vine da, da. Cu alt moral la echipa națională, da. Și asta se vede și în teren. Drăgușin într-un val, că laudă toată lumea, transfer, prelungire de contract. Clar, burtă de goluri în Arabia Saudită. Exact. Vin cu alt moral la echipa națională și acei jucători care vin cu alt moral deja s-au văzut în timpul jocului și ieri. Corect. Au jucat bine, au continuitate, au încredere. Sunt liniștiți că una e să joci. Hai să dați-mi voie să fac și o analiza mea. Da. Ca moderator și ca om care a văzut destul în fotbal, dar care, cum să spun, dar care n-are nicio pretenție că s-ar pricepe neapărat la fotbal. Adică vorbesc ca unul care am văzut. Deci eu iau naționala, eu văd așa naționala. Horațiu Moldovan. Este un post în care, într-adevăr, n-aveai cum să-l scoți pe Horațiu. Nu era nici fair să-l scoți pe Horațiu Moldovan, nici măcar corect nu era să-l scoți pe Horațiu Moldovan. Dar, după părerea mea, Niță este un portar peste Horațiu Moldovan, din primul rând, din punct de vedere al experienței. Nu vorbesc neapărat ca și portar. Partea dreaptă, cred că avem un senator de drept deja. Nu, lasă-mă să continui puțin. Dacă acești jucători până la anul în vară, la campionatul european, nu-și mențin forma la echipele de club, să spui despre Rațiu și nu joacă acolo. Lăsați-mă să-mi zic eu cum am văzut. Eu vorbesc strict fotbalistic de aseară. Și dacă vrei și această campanie.
Deci, pentru mine, Horațiu Moldovan trebuie să mai coacă, nu este de titular la echipa națională, eu l-aș prefera... Îți câștigă două meciuri. Peniță, nu, îți câștigă, dar și gafează foarte multe meciuri. N-a scăpat o poartă la niciun meci cu Horia la echipa asta e părerea națională. Ta, nu e părerea mea. Păi, deci, Horațiu Moldovan nu este portar de echipa națională titular. După părerea Niță mea... Niță joacă de 3 săptămâni, nu, 4, Niță poate 5. Să joace și de 2 zile și joacă titular la echipa națională, la valoarea lui Niță. Așa, 2. Rațiu, cred că avem un senator de drept. Aici nu cred că mai avem ce să discutăm. Burcă, Drăgușin, n-avem ce să discutăm. Bancul pe stânga, n-avem ce să mai discutăm. După aceea, după părerea mea, Screciu și-a câștigat locul de titular indiscutabil, da? Așa, mie personal nu-mi place Marin, nu mi-a plăcut nici măcar Răzvan ieri. Marin. Da, Răzvan Marin nu-mi place nici ieri, deși ieri n-a făcut o partidă rea deloc. A fost una dintre partidele bune. Ajunge la finalizare, recuperează. Nu, dar, după părerea mea, nu este jucător de nivel. Eu zic că avem jucători mai mulți, mai buni pe postul ăla decât ieri. Ce? În Italia. Așa. Și dă Olaru cine? Păi zi și variante, că la portar ai zis, la portar ai zis, zi și la ăștia variante. Stai să termin, imediat, da, așa. Stanciu. Clar, n-avem ce să discutăm. Nu, după părerea mea este liderul indiscutabil al Naționalei României. Nu vorbesc de Constanță, că așa Drăgușin a fost cel mai constant și după aia Screciu. Dar, de exemplu, Burcă. Burcă, Stanciu n-a făcut o partidă, a făcut o partidă așa și așa seară, da, una peste alta. Dar este un... Nu poți să vezi Naționala fără Stanciu. După aceea, mi-a plăcut foarte mult Hagi în ultimile partide, foarte mult mi-a plăcut Ianis și mă bucur pentru bunul simț acestui băiat. Eu nu o să pot să uit niciodată, cum ne-a zis Hagi, te iubim România, adică denotă mult, un băiat de caracter, asta înseamnă să ai un tată, să ai o mamă, să fii crescut într-o familie, asta înseamnă, vezi, îl ajută și Dumnezeu. Înțelegi și până la urmă. Gol senzațional, închide un cerc peste timp, da? Una peste asta, un jucător extraordinar. Puțin că Edi are doi băieți, trebuie să facă și Ianis ca să închidă cercul peste timp peste 30 de ani. A, da, corect. Așa, eu nu-l mai văd ieșit din echipă. Eu nu-l mai văd ieșit din echipă pe Drăguș la cum joacă. Nu contează că e stânga, că e vârf. Mie îmi place Drăguș la nebunie în momentul de față, deci mi se pare un jucător extraordinar. Peste Coman. Da, așa. Iar în ceea ce îl privește pe Pușcaș, lăsând meciul de la o parte, care a fost poate cel mai reușit meci, lăsând faptul că l-am văzut la Under jucând niște meciuri extraordinare, la fel mie nu-mi place Pușcaș. Mie este, după părerea mea, nu este genul de jucător care să-mi plac, dar încă o dată nu iau acestui băiat nici măcar o secundă din, nu, nici măcar un gram din merite, ca să ne înțelegem. A fost aseară și partida lui George Pușcaș. În primul rând, bravo lui că a crezut în el când toată lumea îl înjura și unii ziceau să plece din țară, nu de la echipa națională. Însă mie nu-mi place Pușcaș. Punct. Așa nu-l văd pe Pușcaș. Eu cred că o națională de nivel de euro este o națională mult mai tehnică, care trebuie să joace mult mai, mai combinativ și nu neapărat numai forță brută și așa mai departe. Aș vrea și puțin fotbal. Pentru că, uite, aseară m-am uitat așa cu puțin, cu puțină invidie așa la unele execuții și la o minge care circula la israelieni. Calitate, Horia. Înțelegi? Știi? La niște jucători pe care noi am scos am fanfar până la urmă. Păi până la urmă. Da, dar ca vreau, și grup, vreau să trecem de faza, eu fac o analiză acum, cum să spun, la sânge. Vreau să depășim faza de hey rup. E foarte bine că ne-am calificat și să vedem la Euro națională mai sus calitativ. Asta mi-aș dori eu, ca bun, și microbist. Și dacă te duci mai sus calificativ. Eu cred că sunt soluții. Ei trei. Nu, dar eu cred că sunt soluții. Asta este părerea mea. Eu cred că sunt soluții. Sunt jucători buni. Nu uitați un lucru. Îl avem pe Man, care Man n-a jucat. Man este un ghinionist teribil. Nu, Man care face furori în campionatul italian. Ai un Moruțan. Înțelegi? Dar, mă rog. Nu. Jucători sunt. Nu este problema de jucători. Horia. Aș vrea, lăsând la o parte entuziasmul calificării, aș vrea mai mult fotbal. Da, să și să vezi altceva. Nu vreau altceva. Păi vreau spectacol. Vreau o îmbinare păi între... Față de nu, vreau o îmbinare între caracterul
cum să spun, determinarea de aseară, faptul că băieții au jucat cu adevărat la sacrificiu, ca un grup, așa, dacă reușim să îmbinăm lucrurile astea și cu puțin fotbal mai mult, cu mai multă minge care circulă, cu mai multă calitate, eu cred că putem să facem la Euro o figură foarte frumoasă. Oria, echipa națională a României și când avea calitate de mustea, dădea pe din afară, avea un Hagi, un Popescu, un Ilie Dumitrescu, un Adrian Ilie, un Răducioiu, un... tot închis juca, nu făcea spectacol și aștepta prin calitatea individuală a jucătorilor sau pe contraatac sau printr-o execuție să decidă jocul. De acord, doar că diferența... Aici nu-ți dau dreptate. Aveam momente cu echipele bune, cu Anglia. Păi cu da, păi nu, aștepta nu. Momente, dar da, când jucam cu ceilalți... Le dădeai 3-4, făceai spectacol. Da, dar jucătorii din ziua de azi nu mai au calitatea voastră, Adriane, că zicem că vorbim cu cărțile pe față. Păi îl compari pe cine vrei tu din atac cu Adrian Ilie, care juca la echipa națională? Dar uite, nu, dar uite-te! Nu? Ți-a apărut, a adus Edi un jucător și aici e și meritul lui Șumudică, pentru că da, Șumudică a tot zis de drăguș. Da, da. Bine, Șumudică care a sfeclit-o iară, aseară în stil de mare campion. A blocat două poziții. Băi, Șumi, îți dau un sfat. Nu mai intra toată ziua pe la emisiune. Așa, prietenesc. Mai înțeles, nu mai crede că le știi tu pe toate, mai înțeles că te faci de cacao, pe bune. Adică, îți dă realitatea. Mai înțeles, vine naționala și îți dă realitatea sau, și vine și Edi și îți dă în cap. Că ai intrat ieri, domne, două locuri care le-a blocat Edi. Bun, cu vrăjeala aia ta frumoasă, că ai zis tu, sper să greșesc, dar tu știi bine că asta credeai. Înțelegi? Edi a blocat două poziții, cum să joace Drăguș în stânga, cum să joci păi cu Pușcaș. Toți trei au jucat perfect. A avut dreptate păi le-a blocat ăștia titulari. Adică, băi, m-am auzit, băi, Șumi, nu mai, lasă toată ziua. Știi cum e? Cu cât intri de mai multe ori de dimineața până seara la televizor, cu atâta șansele să încep să greșești sunt mai mari, că nimeni nu știe fotbal 100%, știi cum e, da? Adică, iară, cum să spun, ai făcut-o de cacao, ai sfeclit-o, ce să mai aprietenești așa, ești așa mai arogant în ultimul timp, te-am văzut așa și când vorbeai cu mine la telefon în ultimul timp, băi, ăștia de la Fanatic, că nu știu ce știre, eu n-am avut salariu ăsta, dar spun așa, lasă aroganțele astea, nu mai te crede iar buricul pământului, că iar o să prinzi 3 meciuri fără victorie în Turcia și iară vii cu coada între picioare și sumpă la toate echipele prin România, doar te-o primi cineva. Iar aia cu doar mânecile și fermoarul de la Hanorac în fața ziariștilor, ca să nu mai spun că eu te știam băiat deștept, aia cu ziariștii când ai plecat, mi s-a părut așa, cam de porc. Între noi fie vorba, ai țipat la ziariști. Ziariștii sunt pus să pună întrebări mai bune, mai puțin bune. Dar acum știi cum e, nu fi ca scroafa aia care se urcă în copac, ai 3 victorii în Turcia, da? Ai, mai ușor, mai multă modestie, mai că dacă o să ai 3 înfrângeri, ai înțeles, te dau, știi cum sunt turcii, te dau afară în șuturi, dansezi în drum spre aeroport când te-au dat afară. Mai multă modestie nu ți-ar strica că aseară ai sfeclit-o rău de tot, înainte, rău ai sfeclit-o rău, domne, Pușcaș, Drăguș, nu înțeleg astea, bine, ți-ai băgat un alibi, o vrăjeală din aia, dar sper să greșesc, dar îți dai seama, sperai pe naibii să greșești, mai înțeles, cred că așa făceai. Inflația de declarații te duce la greșeli. Mai ușurel, tată. Mai ușurel puțin, că nu le știi tu pe toate și lasă aroganța, că iar ai început-o cu aroganțele, da? Iar ai început-o că aia cu sacou mi s-a părut așa de prost gust total. Într-o țară ca România, unde oamenii câștigă, unde salariul mediu e de 2500-3000 de lei. Domânecă de-a ta, mai înțeles să ne spui că, bun, e clar că ai valoare, e clar că ești un băiat ok. Da, de multe ori, bă, te strică gurița aia, te strică rău gurița aia, mai înțelegi? Și dacă tot nu înțelegi așa, chiar că într-o zi o să vezi lucrurile, nu o să mai meargă deloc în sus, ceea ce eu îți doresc, pentru că tu ești un antrenor talentat. Chiar ești un antrenor talentat, cu ochi la jucător. Dar lasă-ne cu aroganțele, așa, că te-ai făcut de cacao național ieri, înainte, da? Când ai criticat primii 3 jucători atacul și tocmai atacul, aia 3 au fost cei mai buni. Adică, bip, Șumi. Bip, mai ușor, tată. Mai ușor, da? Mai cu frână. Ce-mi place de Horia. L-a făcut praf, dar zice, tu ești un antrenor. Ești foarte bun antrenor. L-a făcut praf. Are o, nu e. Are, dar a zis, ai ochi. Are, da, mai auzi, bip, mai ușor, mai ușor, mai cu frână.
Are, uite-te, l-a luat pe Drăguș. Păi eu în locul lui Șucu, eu aș și nebuni când mă uit la Drăguș ăsta. Da, acum da. Nu, aș și nebuni. Clar. Bun, am înțeles că n-a vrut, Robert. Am înțeles că n-a vrut Drăguș. N-a vrut. Adică Șucu și cu... Au fost discuții, clubul a încercat să aduce exact. Foarte deci, departe clubul. Deci fii atent ce spun. La următoarea, dacă și Mudică câștigă 3 meciuri în Turcia, bip îți face și-l ție. Măi, n-are ce să-mi facă. Naționala e la Euro cu Drăguș pe stânga. Da, George, Fușcaș vârf și Ianis Hagi pe dreapta. Adică fix mutările pe care le-a făcut, l-a făcut Varză pe Edi, înțelegi? Bineînțeles, s-ar bucura să greșească, evident. Băi, el până la urmă vede din punctul lui de vedere. Și eu tot din punctul meu. Eu, Robertinho, eu tot din punctul meu de vedere. Uite, dar vrei să spun, el acum, relația cu Drăguș. Scuză-mă, de-aia am zis că are ochi. Pentru că da, a insistat și l-a luat pe Drăguș, omul are ochi. Dar mai ușor cu hanoracele alea, să nu te strângă peste vreo lună prin Turcia. Vezi hanoracul ăla, să nu te strângă puțin. Îți face și el fermoarul, dacă e. Înțelegi? Da, ai grijă. Îl prinde, că e pe cai mari. Să dea Dumnezeu să-l prindă, că știi cum e, ce am eu cu șmudică, da? Mai bip! Băi, el e un om care... spune tot timpul ce bă, uneori, să... uneori e bine, mai înțeles, uneori e bine, înțelegi? E o vorbă, știi? Da. Știi cum e și umii? E o vorbă. Dacă tăcei, filozof rămâne. El nu poate să tacă, Horia. Așa e și Mudică, îl știm cu toții. Bine, nu tace, culege roadele. Da. Da. Și acum vrei să spun, el, din punct de vedere al antrenorului care îl antrenează pe Drăguș, o să zic că cu șmecheria lui caracterizează. Ai văzut, mă, că am intrat înainte de meci și am zis că nu-i locul tău acolo. Că și umii le știe pe asta. Am avut cifrele, dar ce a zis? Dom'le, preparatorul fizic la Expoziția Națională i-a cerut preparatorului meu și m-a întrebat ăla, dom'le, ce fac? Cum vă să nu le dai, bă, cu echipa națională? Noștri. Bă, echipa națională noastră, dă, bă, cifrele acolo. Nu. Bine, cifrele nu erau și de la antrenament. Cifrele la curse măzluite. Dă-mă, mai pune 10% acolo. A pus 20% de ăla băgat în stânga. Să alergi mai mult. Astea sunt al lui Șumi, n-ai ce să-i faci. Până la urmă, și astea fac parte din farmecul lui, știi? Astea nu, stai puțin, că nimeni nu-i neagă, nimeni nu-i neagă farmecul. Pentru că Șumi, cu ghilimele de rigoare, dă de mâncare la toată presa. Ai înțeles? Stai, să-ți mai spun ceva. Mâine l-aș lua. Eu sunt invidios pe Digi că l-a luat înaintea mea. Și eu nu m-am orientat să-l... Bine, dar îți dai seama ce satisfacție avea să-l dai afară. Eu vreodată am dat eu pe cineva afară. Hai, mă, glumim, ce n-ai mai zis. Bă, stai, eu mâine, dacă zice Șumi, mâine l-aș semna la Fanatic. Corect. Pentru că el este un tip aia. Dar știi cum e? Uneori sunt în anumite momente când e bine să mai taci. Anumite momente în viață. A venit și el, Horia, e acolo. Gata, bine, rapidistule, gata, am înțeles, da. Dar, uite, hai să mergem. Sunt curios, uite, eu mai am și o să urmăresc. Eu sunt curios dacă Șumudică va fi pus în posibilitate, va avea o accidentări suspendați în echipă, dacă l-ar juca pe Drăguș în partea stângă acum. După ce a văzut aseară. Da, vede, nu știu, vede. Hai să mergem la Gabi Safta, oameni buni, să vedem ce se anunță marți, dacă va fi sold out. Gabi, te salut! Te salut, Horia, te salut și vă salut din nou pe toți. Felicităm din nou România, da? Ca și cum nu ne-am fi văzut mai devreme, dar e bine să o felicităm mereu. Apropo, două secunde de comentatori jos părăia, Costi Mocanu, Emil Grădinescu, amândoi comentează de când eram noi mici, ca să zic așa, și să, ar trebui să înțeleagă după, oamenii, pentru după că de fiecare mea, dată formează, după părerea mea formează, indiferent de laude sau critici, un cuplu cu adevărat de comentatori. Adică, în mod sigur, exact. în țările mari ar fi avut un succes foarte, foarte, foarte mare, în mod sunt sigur. Calificați la pentru că, da, exact, exact, pentru că oamenii chiar au vorbele la ei și, na, sunt oameni deștepți. Te rog, ai folosit de două ori acest cuvânt, Horia, sunt oameni și asta trebuie să înțeleagă cei care critică mereu comentatorii. De multe ori, când echipa favorită pierde, primul vinovat e comentatorul de fiecare dată. Nu, antrenorul e bine. Antrenorul e primul vinovat, nu comentatorul. Comentatorul, deci e așa, nu, pe locul 1, nu, la noi așa e, locul 1. Edi Iordănescu, cel mai vinovat, logul 2 Pușcaș, clar, așa, și de-abia la mare distanță, eventual, comentatorii pe 3.
Da. În fine, așa am simțit eu ca și comentator, că se dă vina mereu pe comentator, dar și ei sunt tot oameni și reprezintă oameni și trăirile de la echipa națională sunt cu totul altele și îi felicit pentru că au trăit pentru echipa națională. Așa se comentează un meci al României. Bravo lor, îi felicit. M-a întrebat de bilete Horia, îți povestesc două lucruri scurt. Da. Unul dintre colegii noștri, care... Sorin Cojocaru m-a ajutat pe mine cu informații oficiale legate de bilete. Din nefericire știm toți ceea ce a pățit Sorin Cojocaru. În urmă cu puțin timp am aflat și noi detalii despre el. Mi s-a spus că a început să reacționeze un pic, strânge mâna, a plâns când a văzut un clip cu cățelușa lui acolo în spital, e tot paralizat. Din păcate a luat și o bacterie de acolo. Era unul dintre cei care mi oferea informații la secundă câte bilete sunt vândute. Sorin Cojocaru. Îi ținem pumnii să fie foarte sănătos. Doamne, am lucrat cu el la Steaua. Să-și revină, îi ținem pumnii Gabi, ne gândim la el, îi transmitem gânduri bune să-și revină, să se pună cât mai repede pe picioare. Este o încercare teribilă a vieții și sper să aibă puterea să o depășească. Doamne ajută! Însă m-am informat la cealaltă sursă, pe care nu o divulg acum, da? Bineînțeles, sold out de câteva zile chiar acea sursă care se ocupă de vânzare bilete, de securitate, de control pe stadion, mi-a spus că a încercat să obțină două bilete pentru cineva din străinătate, dacă dai cu tunul, nu mai găsești. Discuția am purtat-o vineri dimineață. Nicio șansă să te apropii de stadion fără bilet. Este sold out de mult timp. Va fi ceva, probabil, ca la meciul cu Franța, plus că e sărbătoare undeva acolo, mă refer la meciul inaugural 0-0, va fi nebunie. Se dărâmă stadionul marți seară la 21:45. Cred că o să retrăim acele momente pe care noi doi și toți cei din studio peste 50.000 de bilete vândute? Peste 50.000 de bilete vândute și probabil se va întâmpla ca pe vremuri când oamenii mergeam cu 2-3 ore înainte de meci ca să găsim loc, să-l prindem, să fim siguri că vom putea asista la acest meci România-Elveția și totul se întâmplă datorită acestor băieți care ne-au dus în această situație. Mă gândeam situație. Așa la titlurile care le-ai zis tu din presa, mai ales presa spaniolă, ce frumos una, apropo de Yanis Hagi, o altă pagină glorioasă în tricoul cu care tatăl său a scris istorie, știi cum au titrat ziarele spaniole, cum ai spus-o, și mă gândeam așa ce frumos e și ce mândru te simți că ești român și ce mândru trebuie să fii că porți și numele de Hagi și, cum să spun, e altceva, îți dai seama, o să fie altă deschidere, sponsori care vor veni, emulație, un campionat care se, atenție, o superligă care se va subordona acestei calificări, entuziasmul și dorința să iei titlu va fi mai mare la patronii din România, clar, fiind naționala calificată și noi fiind acolo, dar mă gândeam ce frumos scrie presa de afară, o altă pagină glorioasă în tricoul cu care tatăl său a scris istoria despre Yanis Hagi. Ce frumos, Gabi. Frumos, rău de tot. Și vorbim de... Emoționat și gândește-te, eu am selectat Gazeta dello Sport, L'Echipe, Marca, AS, El Mundo Deportivo, am văzut și pe la polonez, Șec la Sportovi. Într-adevăr, titlul acela, nu, calificare în numele tatălui, te lasă mut, efectiv. Vreau să vă ofer și o discuție pe care am avut-o scurt de tot cu Florin Manea azi noapte pe la 2:30. Mi-a spus că va pleca la campionatul european cu 4 baterii la el pentru telefon, glumind, la ce o să-l aștepte acolo ofertele pentru Radu Drăgușin. Fratele lui Costin a spus, nu te apucă, nu o să prinzi euro, semn că se pare că Radu Drăgușin va fi vândut în Premier League acolo unde visează el înainte de campionatul european. Avem... Și o să prezint acum un moment video, s-a întâmplat rar în această rubrică, am convenit cu Adi Barna, să vă prezint modul cum a transmis felicitări poate cel mai mare boxer din istoria României, Leonard Dorin Doroftei, din Canada, azi noapte, a trimis acest video. Hai România, mergem la europene, cu cât mai multe victorii, ne batem cu toată lumea, și eu, și voi, și întreaga România. Hai România! Hai România, mergem la europene! Cu cât mai multe victorii, ne batem cu toată lumea! Și eu, și voi, și întreaga România! Hai România! Da, frumos! Da. Este,
mesajul, da, lui Leonardo Lindoroftei, care s-a întors în țară pentru că iubește România, e ploieștean de-a lui Vivi Răchită. Da. La final avem și o fată frumoasă. O avem pe sportiva din Canada, Jennifer Dory. Gabi, scuză-mă. Nu mă interesează. Perfect. Gabi, nu, chiar nu vreau să văd. E, vorbim de națion, lasă fetele. Altă dată, știi că sunt imprevizibil. Nu, mulțumesc, nu. Gabi, e stai duminic, am înțeles. Gabi, stai puțin că vrea Horia să închidă ochii. Nu vreau. Lai, lasă fetele că vorbim de lucruri importante. Calificare la Euro și altele. Oricând da, astăzi nu, Gabi, lasă. Mersi frumos. Mersi. Perfect. Deci, cerere de... Să, știi cum e? Hai să ținem emisiunea acolo sus. Deci cerere nemai întâlnită, nu? Pentru partida de masă. Eu nu mi-aduc aminte, eu 9 ani de administrație, Răzvan Burleanu, nu mi-aduc aminte. Au mai fost meciuri interesante, importante, a fost europeanul, dar de seniori, la care noi nu am participat, dar nu mi-aduc aminte să fi fost nebunie, bătaie, cum se spune, pe un bilet, poate pe jumătate de bilet, este rupere de nori. Da, este, cum să spun, este o cerere cum cred că n-a mai fost de ani de zile. Eu cred că e o cerere record de la Revoluție încoace, eu așa știu. Da, să ai sold out înainte cu o săptămână, fără să știi scorul din meciul cu Israel. Dacă, să spune cum foarte bine a remarcat Robert, parcă, cer scuze dacă nu a fost el, biletele s-au vândut înaintea meciului de aseară. Da, asta da, este da, cu adevărat fermecător. Să știi că, de altfel, ați văzut în Feroe, în Luxemburg, în Danemarca, Norvegia, românii noștri sunt alături de naționala care nu s-a calificat de atât de mult timp, de 8 ani, și asta parcă te face să ai anumite trăiri, te sensibilizează bucuria românilor adevărați pentru România, care nu le-a oferit bucurii, dar ei, iată, sunt alături. Acum, când sunt și fericiți, ce va fi marți, va fi cu adevărat depus în ramă, în viața noastră. Da, cât e capacitatea, băieți? 55.000. Da, da, stai cu zona tampon, cu are suporterul, da, n-ai voie stadionul, să vin. 55.000 de locuri are stadionul, da, național, dar sunt acele locuri care sunt tampon între... O să fie 48.000. Nu, probabil 50 poate să fie. Cred că va fi record. Nu cred că o să fie foarte mulți elvețieni, da, la cum joacă Elveția, da, la fapt... Da, dar trebuie să le dai 5% din bilete. Păi da, dar nu să... N-o alea să consideră vândute. Uite, și... cred că de la elvețieni putem să mai putem găsim. Putem să mai găsim. Sunt 2-3 bilete care nu vin elvețieni, nu o să vină foarte mult. Foarte mulți, pentru că... Mm-hmm. Da, deci deci un singur cuvânt pentru Marți, Gabi. Nebunie! Colosal! Nebunie! Și felicitări, un alt cuvânt. Da. Bine, felicitări tuturor. Gabi, mulțumim, da? Ține fetele și pentru... O să aveți o duminică mâine, plăcută. Mâine ține hai fetele, România, începând de mâine. Hai, pa. Hai România, da. Bun, așa. Hai să revenim la discuția despre jucători, că era aici o discuție. Spuneai tu, adică nu ești de acord cu Robert Niță aici. Cu generația de aur, cu meciurile, când erau adversarii... Mai... Noi făceam și, adică noi, genul jucători, eram tehnici, cream ocazii, făceam și spectacol, adică jucam, doar că acum... Atâta putem, nu? Atâta putem, este clar, să nu ne așteptăm să mergem la Euro și să încercăm să atacăm pe toți, că nu să meargă situația. A, nu, dar clar, echip, dar nu, dar să dar știi cu echipele mici, avem, am, știi ce am văzut eu? De ce spun că eu cred că se poate face acest echilibru între forță, determinarea de ieri și așa mai departe și niște jucători tehnici? Pentru că au apărut și niște jucători tehnici. Mă uitam la Drăguș. Așa, bă, Drăguș ăsta e fotbalist? Bă, Drăguș e fotbalist? Nu, are. Mă uitam la el, mă uitam cum o ghidonează, mă uitam cum o ține la picior. Mai înțeles? După aia, Hagi crește, se vede că s-a dus. Se vede că s-a dus în Spania, chiar se vede că s-a dus. Nu se cunoaște, Scoția un campionat modest. Numărul 10, dar numărul 10. Mai exact, se vede că s-a dus, altă încredere. El oricum avea calități, altă cum să spun, altă încredere. Avem un jucător care mângâie mingea, e Moruțan, nu mai vorbim de Stanciu, care vedeți cum bate, cel mai bun executant din Liga Miliardarilor.
Da? Deci cel mai bun executant din Liga Miliardarilor este de lovituri libere, scuză-mă. De-aia eu spun, că mi-ar trebui. Și uite că îți rămăsesem dator cu un răspuns. Așa, bun, știu că o să-mi spuneți, bă, că n-are experiență, bă, stai puțin, cum, de altfel ți-am zis și eu despre Moldova, poți să-mi spuneți asta? Mie o să râzi, mie îmi place șut. Mie îmi place șut. Șut e un jucător... Să-l bagi direct la un campionat european? Nu, să-l vezi în meciurile de până la campionatul european. Păi, un meci. Păi nu, o să fie 3-4 amicale minim. Stai să... Mie îmi place șut. Nu știu, asta, nu, m-am uitat, cum să spun, nu știu, poate e prea liniar pentru mine, Marin, sau poate asta e valoarea lui că e liniar, nu știu. Dar m-ai întrebat de un jucător. Gândește-te la Marin că făceam o analiză puțin înainte de meci. Ai perfectă dreptate. Nu am ce să zic. Tu când vii și îmi spui joacă în Italia, eu spun ce văd. Corect. Nu-ți fac pe specialistul acum. Tu, scuză-mă, tu când zici joacă în Italia, eu n-am cum să-ți spun că Șut joacă și el în Italia. Dar mie mi se pare Șut un jucător care, dacă i s-ar da încrederea națională, ar face diferență. Dar crezi că ar fi, dacă i s-ar da încrederea, ar fi peste Marin? Da. Asta e părerea mea. Meritul și lui Edir. A jucat cu jucători de experiență care s-au cunoscut, jucători cu Marin, cu Ianis, cu toți care au jucat. Nucleu, cu Nucleu, care au fost acolo. Și pentru mine Marin are o experiență, chiar dacă nu se ridică la nivelul care ar trebui. Ai văzut pentru cum am și început, că n-are experiența lui Marin, clar Șut. Mie îmi place, eu cred însă că lui Șut, și mai e ceva, ce îmi place mult la Șut. Șut este un băiat care se pupă pe sprijin, pe atmosfera acestei naționale. E un băiat care moare pe teren. Mi se pare că ar trebui să înlocuiască pe Screciu acolo. Pe Screciu, da. Acolo este, cred că, poziția. Nu la Marin. Nu la Marin. Asta zic și eu. Da, mă rog. Iar Screciu, în momentul de față... Și mie îmi place Șut. Mie îmi place foarte mult Șut. Cât a jucat Șut bine. Da, uite, vezi, Adi, e discuția care am avut-o și cu Nistor. Hai să vedem ce fac ei alții. Nu? Că Nistor ar fi meritat, nu? Da, dar spune de Nistor, este indisciplinat tactic. Păi asta e că noi vedem, discutăm doar că vedem 90 de minute sau 180 sau... Dar Iordănescu cu stafful lui analizează toate lucrurile. Clar, iar Iordănescu, clar, a mers pe cei doi de la Craiova nu sunt fotbalist, Mitriță cu Ivan. Exact. Nu o să mai vină la echipa națională. Tu știi mai multe, probabil. Nu știu. Vivi, e clar că Edi Iordănescu a mers pe jucătorii cu experiență. Da, care jucători, care... cum e, cum să spun, cum e Pușcaș. Pușcaș care joacă în Italia, la Genoa, Drăgușin, Marin care joacă, e clar că a mers pe jucător. Eu v-am spus părerea mea despre Șut. Corect. Eu cred că lui Șut, dacă îi dai încredere 2-3 meciuri, poate să fie peste Marin. Asta e părerea mea. Acum știi cum e, sartează-mă și el. Poate nu acum și în viitorul. Poate, da. E un jucător apropiat. Clar care este... Nu, și este genul de fotbalist care chiar se mulează pe atmosfera făcută la națională. Dar hai să vorbim despre un jucător care a dispărut din Olaru. Ce-am vorbit despre Olaru, era cel mai... Uite, după ce s-a întâmplat cu acea declarație accidentare, nu știu, dar parcă nu s-a făcut despre Olaru rămâne o soluție și el pentru național, să știi. Olaru, da, e un jucător interesant. Toți care joacă, Horia, și mai ales că joacă la FCSB, nu joacă la o echipă de mijlocul clasamentului. Dar, uite că... Da, dar trebuie să-l treci și peste ciclul 2, care și ciclul 2 așteptă. Și ăla așteptă. Vorbeai de Mitriță și de Ivan. Păi... Uite câți jucători aveam pe posturile mai bun ca ei în momentul de față. Da. A, da, erau jucători de natural de echipă națională și vorbeam de... Uite, că vin jucători, cum și Morunțanu joacă și de rezervă Man încă... Drăguș, că dacă ne întreba de acum 3 luni de Drăguș, ce ziceam? Ce să caute, domnule, la echipa națională? Uite, că joacă în Turcia și își câștigă locul, dacă o ține tot așa... Da. O să plece garantat. L-am sunat pe Gigi, pe Gigi Becali, acum, și n-a vrut să intre. Și ne-a spus, nu, ne-a spus așa. Nu vă supărați, spuneți lui Horia să nu se supere. N-am ce să vă spun, nu mă interesează echipa națională de fotbal a României. Eu nu cred că pe domnul Becali nu-l interesează. Asta le interesează, pentru să fotbalul românesc, exact. Asta e o mare gură de oxigen. Valoarea jucătorilor români va crește. Cluburile au interes să își promoveze mai bine jucătorii ca să ajungă la echipa națională. Jucătorii care vor fi selecționați automat le va crește cota, va fi
și să vezi. Dar acum transmite încolo... și tu, Horia. Mulțumim că ne-ai dat antrenorul echipei naționale care ne-a calificat. Asta nu știe. Asta nu știe domnul. Da. Da, da, da. Cum să spun? Asta nu știe. M-auzi? Asta nu știe domnul Becali, că vroiam să intre și să-i mulțumim că ne-a dat antrenorul. Da. Da, 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 da. Va fi o emulație, indiferent nu, de joc. Nu vă supărați. Spuneți lui Horia să nu se supere. N-am ce să vă spun. Nu mă interesează echipa națională a României. Da, deci păi dacă nu-l interesa, era supărat că n-a fost convocatorarul, Coman, Tavi, îl un da, pic. Da, da. În ultimii 2 ani îi mulțumește și CFR-ul și Farul. Cum? Îi CFR-ul și Farul. Deci dacă e campionat. Cineva care chiar nu se bucură de calificare, da, sigur e Gigi. Nu cred. Și eu nu cred că se bucură. Eu cred că se bucură. Că se gândește la bani. Nu cred. Și dacă sunt 2-3 de la FCSB în lot, ascultă-mă ce spun. Gigi Becali e un om d-un orgoliu care și peste echipa națională și peste ce crezi tu. Ascultă-mă, omul a spus clar, nu mă interesează echipa națională. Asta e declarația, puteți să o dați și pe site. Da? Omul ne-a zis clar. Nu mă interesează, n-am ce să vă spun, nu mă interesează echipa națională. Păi bă, ce antrenori am făcut eu? Olor Roy, Reghe, în Caviar, cu milionari. Eu am plecat afară din țară după campionatul european din 96. Da. Să uită în portofel. Gen unul dintre cei mai buni la Steaua. Da, dar am plecat ai semnat după o competiție importantă. Și nu am jucat meciul titular cu Spania, Franța am intrat 30 de și nu titular din primă sau o chestie, știi? Se va uita în buzunar și când vede că va vedea că are 3 sau 4 convocați și intră asta înseamnă câteva milioane și mai dă vreun gol. O să zic că sunt cel mai mare susținător al echipei naționale a României. Să vezi presiunile care vor fi din partea finanțatorilor, președinților. Armeu e cel mai bun, să-l ia Palmeu. Să vezi că dacă îl pune pe Elias Haralambos acum la Naționalul Ciprului. La Cipru. Iar începi. Dacă se califică și Cipru. O să-l pună la Cipru. Îl pune, da, dar nu știm ce. Bun, bun. Continuăm. Așa. Deci, scurt, Horațiu Moldovan, Vivi. Și eu sunt de acord parțial cu tine, prin faptul că și mie mi-e... Nu știu, eu văd portarul mai înalt, mai cu experiență, mai, uite, Buffon până la 40 ceva de ani a apărat. Okay. Mi se pare că a greșit foarte mult. Mi-aduc aminte de gafa pe care a făcut-o la Ploiești. Am mai avut câteva gafe. Ca portar, când greșești, se vede pe tabelă. Dar... în contextul faptului că noi suntem echipă națională neînvinsă, cum am zis, nu era să corect să-l scoți niciodată din poartă. Suntem neînvinși. I s-ar fi făcut lui Moldovan o mare nedreptate. Horia, suntem neînvinși și portarul și fundașii centrali. Da, normal, da, așa este, greu, așa este, normal. Logic, este logic cum gândește Edi. Portarul și fundașii au făcut să avem cele mai puține luate. Restul e, asta e. Dar eu dacă aș face un update, eu aș juca cu, ți-am zis, cu Niță. Dar în fin. Mai departe, linia de fund cred că n-are sens să mai discutăm. Păi Rațiu l-a făcut anonim pe Vinicius, care Vinicius are cea mai bună extremă din lume. O miliard are cotă, ce naiba. Fundași central. Bun. Aici, la mijloc, Screciu. Da, Screciu care este cel care a creat pianul și este bun, foarte... Bun, fix. Punct fix, da. Dar aici mai avem o soluție. Uite, mie tu spuneai că, sau ne-am că spunea că l-a schimbat pe Screciu cu Marin, dar și Marius Marin a jucat foarte bine. Este jucător de Serie B în Italia, care Serie B în Italia e foarte greu să joci. Superliga. Și dacă nu ești fotbalist, da, adevărat, mai ales nu, pe Marini, să nu vreau, Doamne ferește. Începi tu ca Gigi cu Marini. Da, dar cu Marini. Aude Marini, da. Că n-aude Marini. Da. Bine, nu mai spun nimic. Stanciu, punct fix. Aici, la cei trei, Marin, cei... poți să avem Cicâldău, avem soluții, putem să găsim. Mie îmi place, uite cum îți place ție Șun, mie îmi place de Tudor Băluță de la Faru. Acum este acțiunea, mie îmi place, un jucător inteligent, un jucător... Stai, poți să nu joci cu doi închizători, care e problema? Da, depinde de Edi. Da? Nu mai vorbim de posturi acum. Drăguș, poți să-l mai scoți? Dacă ne lasă Șumi să jucăm cu el în stânga și nu central, da. Nu vor să de atac, puteți să jucăm și cu Drăguș. Cum să nu joci cu Drăguș? Dar acolo... Ianis Hagi? Hagi, care joacă și la Alaves, tot în zona aceea, dar acolo avem și Moruțan, Vineman este unul dintre cei mai buni jucători de la Parma, care este în vizorul echipă. Aici la vârf de atac noi avem Pușcaș, Denis, mai avem lui Munteanu, Pușcaș, titular sau nu? Eu v-am spus părerea mea. Eu depinde de meciuri. Deci, cu tot meciul Oria, extraordinar și repet, cu admirația pentru el,
Pentru că Pușcaș a arătat că are un caracter foarte puternic. Spune, am fost da, normal, tu spui că sunt meciuri în funcție de adversar. O să încep cu Pușcaș. Noi luam fundașii centrali de la echipa adversă. Da. Mă, și aveam între 30 de secunde și un minut de faze video. Ce înseamnă asta? Îți trebuia 4-5 ore de meciuri ca să faci un minut de faze. Că trebuia să tai din meciuri faze. Probabil că Eddie are a avut aceste informații și i-a văzut pe cei doi fundași, Vitor și cu Goldomer, că sunt mai lenți, micuți de înălțime și de-aia au jucat cu Pușcaș. Probabil că are și cifrele lui Alibec și cifrele lui Pușcaș și noi ne vedem din afară. Băi, ok, Alibec, mai fotbalist decât Pușcaș, toată lumea spune. Și noi, ca fotbalist, spunem, bă, frate, Alibec e fotbalist. Dar probabil că nu este în forma necesară de a fi acum titular la echipa națională. Dar ce avem în spate? Păi cine mai poate să vină? Bârdigea sau Luis Munteanu? Ca ăștia, mai avem apă altcineva? Nu mai avem. Aici avem eu cred că problema noastră la vârf este. Apărarea nu s-ar schimba inclusiv moldovan, e clar, nu? Da, dar vreau un pic mai mult de la bancu. De la bancu și uite pe faza defensivă, da? Și un plus de moral și siguranță în anumite momente ale jocului de la moldovan. Pentru că aseară, cum și tu ai sesizat foarte bine, pe unele momente ale jocului a dat o anumită nesiguranță, chiar dacă el nu primește gol. Chiar dacă el nu primește gol, pe degajarea aia puțin întârziată, pe o minge respinsă în zonă centrală, dă senzația că este puțin nesigur. Dar el, în momentul de față, este un jucător care face parte din axul și din nucleul echipei și ai face o mare nedreptate să-l schimbi. Mie Marin, pentru ceea ce joacă echipa națională a României, îmi place, cu amendamentul că poate fi mai prezent pe unele momente de joc, la finalizare, cum o face și aseară pe o fasă în fața porții, încearcă să prindă colțul scurt, dar dă peste poartă. În atac n-aș vrea nici, într-adevăr, Drăguș este un jucător care este pe val în momentul de față în campionatul Turciei, dar n-aș vrea să cădem în extrema cealaltă din punct de vedere al jocului lui și al randamentului, cum am căzut de multe ori cu Pușcaș, practic distrugându-l. Este un meci, deocamdată, un prim meci în care el are minute, care joacă foarte bine, pleacă golul de la el, dar este foarte important ca la echipa de club, pe o altă poziție, să aibă continuitate, iar când vine la echipa națională să joace ca aseară. Pușcaș, nici eu nu sunt un admirator al lui Pușcaș, jos pălăria pentru ce realizează aseară, dar în funcție de adversar și de strategia și de deciziile tactice ale niciun caz nu un titular bătut în cuie. Nu. Din punctul meu de vedere, repet, exemplu, scuză-mă, despre Stanciu, care clar da, n-ai cum. Stanciu, indiferent în ce sistem joci, da, și cu cine joci, și cu cine joci, are locul lui. Adică îi faci loc, că e mai în față, că e puțin mai retras, că e acolo, pentru că unul contra unul este bun, capacitate de efort foarte bună, are o agresivitate pozitivă, e lider, e capitanul echipei, foarte bun executant de faze fixe, nu poți să-l scoți. Da, e o întrebare. Da. Dacă Stanciu joacă 6 meciuri la fel cum a jucat aseară, îl mai pasă să joace? Nu. Nu găsește soluție? Nu, ba da. Ai văzut? Ba da. Ba da, dar de noi vorbim și... Este sub randamentul la ce ne așteptăm noi de la Stanciu. Da, nu sunt de acord cu tine, cu niciunul nu sunt de acord. De ba ce? Da, îl lași să joace, pentru că al șaptelea meci îl va juca bine. Păi nu te așteaptă nici șase meciuri. Ba da, te așteaptă. Nu ai jucător de nivelul lui Stanciu. Asta e părerea. Păi nu, asta spun. Nu ai jucător. Bine, cu cine joci? Pot, stai, pe cine joci? Avem are de selecție. Uite, joci cu, îl tragi pe Ioanis Hagi acolo și pui pe bani în partea cealaltă. Și că noi în față avem soluții. Avem soluții și marea majoritate Drăguș, joacă. Joci exact. Cu Mihail în stânga. Eu de-aia vreau un update la joc. Că avem soluții. Păi avem soluții, dar noi încă... La noi în mijlocul terenului, cred că acolo avem o... Mare problemă. Mare problemă. Da. Adică... Cei trei din mijloc. Da. Nu văd o construcție foarte bună în momentele când noi începem cu construcția de la fundașii centrali. Păi uite-te de câte ori ai ieșit cu mingea constructivă aseară, că de-aia am spus că trebuie meciul ăsta analizat. Primele 20 de minute ai degajat ori în aia, ori în aut. Exact. Asta ce înseamnă? A Screciu să ieși de acolo. Păi, vezi? De club, joacă fundașii centrali. Păi vezi, dar noi spunem de Screciu că e de neînlocuit. Păi, da, păi da, vezi? Când jucăm păi asta... de genul ăsta, în care trebuie să te apere, trebuie să închizi. Păi și ăia buni care te atacă și aia nu vin să facă presiune. Ca să te aperi, știi?
Trebuie să nu le dai mingea să la nu le dai să mai și tu nu ții de ea. Noi nu ținem de mingea aici, e o chestie. Corect, da. În față nu fac probleme. Drăguș poate să joace fără Mihail. Am văzut ieri momente bune în care Israelul a arătat că știe să țină de minge. Ne-au cocoșat Horia, n-a leșit acolo, posesie progresivă. Păi la un moment dat, pe, dacă to- pe total am meritat victoria, dar pe mult caracter, să știi. Da. Și pe, știi pe sacrificiu și sacrificiu. Pe, eu cred și pe tactica lui Edi am câștigat ieri meciul. Da. Și pe foarte bine, bună organizare. O tactică care, cum ziceți și voi, că aici vă dau dreptate, dacă nu ieșim să-i atacăm pe toți din primul meci, nu facem nimic. Ei trei. Da, da, vezi că primele 20 de minute am suferit foarte. Foarte. Nu, de acord, aici vă dau dreptate. Noi niciodată când am ieșit, uite-l pe Rădoi. A ieșit să joace. Săracul s-a ales praful. Dădeam două, dar luam trei. Da. Nu, trei. Dar s-a ales praful. Ce să mai lungim povestea? Pe sfârșitul mandatului și-a dat și el seama. Cum? Și-a schimbat. A fost prea, prea târziu. Aici vă dau dreptate. Noi noi jucăm foarte bine când suntem reactivi. Când trebuie să stăm, să facem construcții, nu avem. Deși, uite, încep să apară și jucătorii tehnici. Da. V-am zis, bă, mie îmi place Drăguș, m-am uitat cum ghidonează mingea. Mă uitam la el cum iesea din câte 2-3 jucători israelieni. Adică, băi, frate, știi, are băiatul calitate, știe. Clar are calitate. Dar nu, hai să spun așa o chestie. Drăguș, Iannis și cu Man. Păi nu toți trei știu cu mingea și ba, nu, dar m-am uitat la Iannis. Nu știe cu mingea. M-am uitat la Iannis, păi, reușea să iasă cu mingea din meleu. Mai înțeles, chiar dacă părea că pierde mingea, tot ieșea cu... Adică se vede o calitate. Calitate individuală aveau și izraelienii și mai bună decât a noastră, dar ca organizare și grup le-ai dat cu terenul în cap și ai putut. De acord, însă și un Israel fără 5 jucători cei mai buni. Păi și tocmai fără aia 5 cei mai... Fără Solomon, dar tot pe fără aia 5 cei mai buni au avut moment de joc în care ți-au pus mari probleme. Au niște jucători de calitate. Jucători născuți în 2003, 2002, 2001. E adevărat, campioni pe la tineret, pe la echipe importante. La Red Bull Salzburg. Dar dacă erau ăia cinci, ăștia prindeau banca, sau unii stăteau în tribună. De aia că noi zicem, noi ne dorim, clar, și vrem, dar primele 20 de minute de seară sunt o bună lecție și sunt sigur că stafful echipei va analiza foarte bine de ceea ce nu trebuie să faci la EU. Mi-a plăcut că avem caracter și deși am pierdut meciul, am început meciul decisiv de la 0-1 minutul 2, am reacționat. Ai înțeles? Deci am reacționat. Hai să vedem și imagini de la aeroport. Este așteptată echipa națională, imagini live, cred. Nu știu acum dacă Adi Barna mi-a scris corect, da, sunt imagini live, da. Frumos. Da, 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 sunt imagini live de la aeroport. Așteptăm din minut în minut să aterizeze echipa națională. O să mai lungim și noi emisiunea. Adi Ilie îl lăsăm să se ducă dacă. Nu, plec. Nu, a, nu? E ok. Bun, perfect. Atunci, dar am crezut că ai ceva. Merită să vedem, și noi pe băieți cum coboară din avion și ce spun băieții, că până la urmă știi cum e. De aia facem zeci și sute de emisiuni ca să prindem și momente din astea, care sunt atât de rare. Mă băieți, nu ne-am mai calificat la Euro din 2016, o viață de om. De la Cardiff au trecut 30 de ani. Nu știu câte generații. Și de-aia merită băieții ăștia, merită, cum să spun, să-i așteptăm să aterizeze. Ia uitați-vă presa, ce frumos e când presă, zeci de ziariști cum așteaptă, tunurile pregătite, transmisii în direct. Vezi? Asta ți-aduce o calificare la... Și să știi, nu doar... Bine, echipa națională este maximum, normal, dar să știi că și dacă Steaua se califica în Champions League, dacă Rapidul se califica în, așa, și, bun, dar nu se compară cu Naționala. Nu. Naționala reprezintă e maxim, România. E maxim. Dar te rog, Vivi, ce vrei să zici? Vreau să spun că, da, spuneam eu de Iannis că să pună pe treabă, că Edi ne-a găsit selecționeri. Din doi băieți găsim noi unul peste 30 de ani. Dar Iannis trebuie să ne găsească un jucător care să, peste 30 de ani să ne marcheze golul, cum a marcat cel acum. Da, sunt frumoase, dar parcă mi-aduc aminte în anii acela, la generația de aur, când ieșea lumea la universitate, era atunci după Revoluție, era o afluență de oameni foarte mare. Bine, noi veneam din comunism, acum suntem obișnuiți cu meciuri din Champions League, din Premier League și uite când mai ne calificăm și noi cam puțină lume, mă așteptam la mai multe. Păi nu, stai, că asta e pe pista acolo spre salonul oficial, cred, unde vor fi aduși băieții. Dar crezi că se duc suporteri la... Câțiva vor fi.
câteva zeci, da, cred că vor fi. Ți-am mai spus, noi nu mai știm, nici nu mai știm să ne calificăm, tată. Nu, credeți-mă ce vă spun. Să ne bucurăm. Să ne bucurăm, pardon. Nu, am zis bine, nici să nu mai știam calificăm. Să ne calificăm, da, și da, nu mai știm să ne bucurăm. Da, da. Deci nu mai știm să ne bucurăm. De-aia nu o să vedeți lume așa, deși ar fi fost frumos să fie măcar 1000-2000 de oameni. Uite, care să îi aștepte. Bănuiesc că vin cu un charter, băieți. Da, probabil că ăsta e avionul. Nu, cred că ăsta e avionul, că este, cred că e charter. Ăsta este avionul. Lăsați imaginile în direct cât stăm de povești aici. Și bun, eu cred că era normal și cu suporterii să vină la ultimul meci la stadion, pentru că hai să vă spun ceva, hai noi să vă spun un lucru. Da. Faptul că acum nu sunt, nu știu, 10.000 de oameni la aeroport, nu înseamnă nimic. Suporterii și-au arătat dragostea față de echipa națională, cumpărând 50.000 de bilete înainte să știm, da, dacă suntem calificați, da, sau nu cu Elveția. Cred că până la urmă despre asta este vorba. Da, ăsta este cercetul, da. A aterizat, uite, echipa națională a aterizat și o să înceapă, bineînțeles, să coboare băieții încetul cu încetul, așa, îți dai seama, sunt fericiți. Băi, astea sunt imaginile pentru care tânjim, știi? Până la urmă de aia ne facem și ziariști, de aia facem emisiuni. Astea sunt imaginile să te bucuri, să ai performanțe, Vivi, Cobra, Robert, nu? Pentru asta ne bucurăm, pentru ce ne bucurăm? Așa este. Acum o să ne trimiți în Germania. Cum, bineînțeles că vă trimit pe banii voștri, cum să nu, nu, e vreo problemă? Ne zici tu, să ne ducem și da, noi. Da, vă dau, cum să nu, vă dau, nu e nicio problemă, da. Da, 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 da. Cum am zis, cum eu merg la meciurile din grupă și tu mergi la celelalte. Îl avem la telefon și pe Florin Mane, agentul celui mai constant jucător din aceste preliminare, Radu Drăgușin, într-o formă de zile mari, pur și simplu. În paralel, când vorbim cu Florin, vedem imaginile în direct, din minut în minut avionul național a aterizat și din minut în minut băieții vor începe să coboare, victorioși, calificați. Florin, te salut, servus! Bună dimineața! Bună dimineața, chiar că e zi bună din toate punctele de vedere. Florin, tu vorbești cu Radu, aveți o relație specială, este, cum să spun, ca și copilul tău, el are o relație de mare respect față de tine. Povestește-ne puțin deci, care secretele, ce-ți povestea Radu, care secretele că totuși naționala, deși mulți nu le dădeau șanse, s-a calificat și iacătă neînvinsă cu un meci înainte de ultimul meci. Povestește-mi puțin lucruri pe care nu le știm, Florin. Deci nu este niciun mare secret. Noi, eu și el am abordat această calificare cum am abordat cariera lui de la 16 ani încoace. Multă muncă, multă încredere. Și chiar îmi spunea că și colegii lui s-au unit în jurul acestui obiectiv. El are și un motto la el pe Instagram, să zic, munca bate talentul. Ăsta e motto acestei naționale? Da. Munca bate talentul. Acesta este motto-ul acestei naționale. Nu putem să spunem că avem niște jucători wow, talentați în comparație cu Franța, cu Germania, nici chiar cu Israelul. Jucători, am văzut la Israel niște jucători senzaționali, tehnici. Jucători care joacă în campionate puternice. Noi nu mai avem jucători care joacă în campionate puternice. Câțiva așa, sporadici. Și atunci a trebuit să muncim, a trebuit să suferim, a trebuit să ne unim ca să ajungem la această calificare. Asta este părerea mea. Uh-huh. Ai reușit cumva să dai de el azi noapte sau n-ați apucat să vorbiți? Da, am vorbit aseară, azi noapte, după meci, imediat am vorbit. Ce zice? Era bucuros. Mi-a zis ce, ți-am zis eu că ne calificăm. Ți-am zis că o facem, mă? Da, da. Uh-huh. Ți-am spus să nu faci griji. Uh-huh. M-am bucurat pentru el, m-am bucurat pentru toți băieții, că sunt mulți băieți acolo. Stanciu nu este tot descoperit de mine. De la 16 ani îl știu pe Nicușor Stanciu. Uh-huh. Este tot un băiat care crescut de mine într-o fel. După aia drumurile noastre s-au despărțit. Hai să nu-ți escur meritele, dar ăștia fotbaliștii ne cam, știi, descoperim singuri. Dar nu zic că nu-i descoperim, dar i-am condus într-un fel destinele. Uh-huh. Ce ți-a zis aseară, Radu? Ce ți-a povestit aseară? Cum era atmosfera? Nu se arată, n-am stat, vă dați seama, n-am stat foarte mult de vorbă. De când m-a sunat bucuros după tot ceea ce s-a întâmplat, în ziua meciului am trimis eu un video cu Mourinho care spunea că, un motivațional așa, în care spunea că unii sunt fotbaliști și alții sunt lideri. Aha. Și eu i-am spus că el s-a născut lider și trebuie
reușească. M-a sunat să mulțumesc pentru asta. E un lider momentan în vestiar, Radu? Nu, este un lider în general, așa e el, și la Genoa. Sunt la 21 de ani, s-a impus și conduce apărarea Genoei. Asta îmi spunea și Dilardino. Acum nu știu cât de lider el este, că n-am stat în vestiar la națională, dar în timpul jocului este un băiat care impune și care strânge jucătorii lângă el. Crezi, Florine, că și cu calificarea asta, sincer, realist, mai poate să rămână în viitorul apropiat la Genoa? Nu. Știu și cei de la Genoa lucrul acesta. Dacă continuă așa, eu nu cred că mă prind nici europenele. Râdeam cu fratele meu că îmi zicea, zice, o să stau la europene cu telefonul în mână să aștept oferte. Și fratele meu, nu cred că le prind. Și cred că are dreptate. Deja eu sunt la Londra pe ceva timp, m-am ocupat cu familia aici și am întâlnire aproape săptămânal. Echipe importante deja se strânge la, cum se zice, suntem din ce în ce mai aproape. Florine, zi-ne una, două echipe cu care vorbești, nu neapărat care o să-l cumpere. Am vorbit cu Newcastle, cu Tottenham, cu Arsenal. Am văzut, a apărut și în BBC ieri. Dar chiar ai vorbit cu aceste echipe? Am și mesajele cu ei și conversațiile, da. Sunt echipe și care ți se pare? Care ți se pare? Pentru că tu ești un băiat inteligent. Sincer, care sunt cei mai insistenți, așa, la momentul ăsta? Asta, știi cum e, dacă spun treaba asta, e ca și cum aș admite. Nu pot să spun, Horia, dar vreau să spun că 100%, până în vara viitoare, eu zic că Radu va juca la un club nu puternic, foarte puternic, din primele 10 din lume. Șanse mari de Premier League, nu? Și Premier League, da. Păi el așa își dorește, dar și Milan, să zic că îl place foarte mult. Am vorbit cu cei de acolo. De echipe importante. Da, deci și Milan nu face pressing puternic? Da, Milan îmi place foarte mult. Eu am vorbit cu cei de acolo. Acum, de aici până la cel transfer, știi cum e? Eu normal. Sunt un pic legat că ei trebuie să se înțeleagă cu Genoa în prima instanță. După care normal. Iar pretențiile Genoei se ridică la o sumă destul de mare. E suma aia corectă de 30 de milioane sau acum suma e și mai mare? Ei mi-au promis că nu o să fie mai mare. Da. Noi avem acum pe masă o ofertă de prelungire a contractului. Da. Radu, care ne-am înțeles de fapt, dar în care am spus că dacă va veni un club foarte care ne place și care este un pas înainte în cariera lui, ne vor lăsa să plecăm în jurul acelei sume. La cât? În jurul la 30 de milioane. Aha. Deci am înțeles. Suma e practic aceeași, da. No, ar fi extraordinar. Oricum îți dai seama că i-a crescut cota și lui și celorlalți colegi de la Națională și mai mult acum cu calificare. Da, și mai ales dacă ajunge pe europene. Eu sper să crească cota tuturor jucătorilor români odată cu pasul ăsta spre care îl va face Radu, spre echipă mare națională, spre un turneu final. Ușor, ușor să mai avem și noi jucători la top. Nu mai avem, din păcate. Da, așa este. Florine, apropo de Drăgușin, că e clar cel mai puternic produs acum la noi, ție din Națională, cine ți se mai pare un jucător de mare, mare impact, care poate să explodeze? Hai, poate nu la nivelul lui Drăgușin de 30 ceva de milioane, dar un jucător care tu crezi că e ochiul tău, l-ai semna mâine, ca să zic așa. Eu am încredere mare în Denis, în Drăguș. În Drăguș? Da. Și vorbesc cu el, e un băiat extraordinar. Dar Drăguș, pe cine are impresar? Pe cine are agent, Drăguș? Nu știu dacă mai are agent la momentul de față. Mi se pare că era cu Pietro Fiodinese, dar l-am înțeles eu. Nu mai are, e singur. Aha. Dar eu am mare încredere. Îl văd un jucător de talent. Ce a arătat astea. A avut execuții senzaționale. Adică poate să fie un jucător transferat în peste un an dacă face... Da, în Anglia la un 15-20 de milioane? Eu cred că da. Dacă face și un euro bun acum, normal. Normal, eu am și avut o ofertă pentru el înainte de un fel, nu o ofertă, un interes pentru el. M-am întâlnit cu
o echipă care se bate pentru promovarea din Championship în Premier League, pentru el înainte să aleagă Gaziantep. Dar cine? Că acum s-a dus, știi cum e. Cine? Ce echipă e? Stoke City a fost interesată, dar din păcate l-au luat pe Westy, cel de la Arsenal, brazilianul, împrumut și a căzut treaba cu Dennis. Dar, deci a fost aproape și el de campionatul Angliei, Dennis. Da, foarte aproape. M-am întâlnit cu directorul lor sportiv, a vorbit și cu Dennis la telefon, dar din păcate au ales să-l ia cât, pe Westy. Cât vroiau transfer definitiv, mă gândesc, nu? Da, 2 milioane jumate era la Standard. El prin ultimul an de contract cu Standard. Nu era o sumă foarte mare. Da. Da, și eu l-aș fi luat. La 2 milioane jumate eu l-am pe Drăguș. Dar în fine, nu? Și eu am zis la fel. Dar, nu. Știi cum e prost Horia că noi nu avem repere. Îmi spuneau și agent sau director sportiv. Florine, veni pe România să găsim pe noul care. Pe vremea era nou Hagi, nou Dumitrescu, nou Popescu, nou Petrescu, nou. Acum e nou care. Poate o să fie nou Ianis, poate o să fie nou Drăguș, poate o să fie nou Drăgușin. Da, dar la momentul de față nu sunt jucători care joacă în campionate puternice și la echipe puternice. Da. Poate că acest euro va schimba lucrurile. Să dea Dumnezeu, că toți ne dorim lucrul acesta. Acum apare un pic, cum e, toată chestia care am făcut eu pentru că Aradu să fie la echipa națională. Am avut discuții cu antrenorii Under-21, chiar și cu selecționerul care spuneam că acest copil merită să fie la națională. Uite că, într-un fel, am contribuit și eu la calificarea asta, cu nebunia mea. Doamne ajută, știi cum e? Contează fiecare acolo, un centimetru fiecare, știi cum e, se face mare calificarea. Că a contribuit și Maradona, a contribuit și toată lumea, pe bucățica lui. Știi cum e, Doamne? Corect. Doamne ajută, îi felicităm pe băieți și să avem un euro de senzație și ține-ne la curent cu Radu Drăgușin, care sperăm că va fi cel mai important transfer din istoria fotbalului românesc. Îți ținem punct. Siguranță va fi, numai bine. La revedere. Frumos la Londra. Dar și costuri ridicate. Expensive. Și expensive, da. Bine, la 30 de milioane comisionul e bun. Cum? La 30 de milioane. M-aș băga și eu, da? M-aș băga acum și eu. Acum să și facă transferul ăsta pe banii ăștia. Nu, de ceva da. Se va face. Da. Co-fi 20, da. Co-fi 18. Păi asta spun. Co-fi 28. Care? Ai văzut ce a zis? Valoros, Milan, da. Să știi că eu spun ceva. E foarte posibil să aleagă totuși Milan. Pentru că Anglia se plătește la săptămână. Nu, se plătește, dar ascultă-mă ce spun. El joacă în Italia. Joacă în Italia. Știe Italia. Anglia e câți ani are? Câți ani are? 22. Bun, și de ce să nu mai joci la Milan? Da, de ce să nu te duci direct în Anglia la... Pentru că poți să crești și mai mult la Milan, să-ți crească valoarea. Și în Anglia la, nu știu, la o echipă eu m-aș duce... Și de acolo e pasul mult mai mic. Ascultă-mă, eu aș lua te acomodezi, Horia, cu țara, cu campionatul, eu îți spun ce aș face eu. Eu aș semna cu Milanul dacă oferă Italia o știe deja. Nu, aș semna. E Milan. Stai. Hai să nu comparăm Genoa cu Milan și cu... Dacă se ducea acum la Milan, poate nu prindea să joace Horia. Adică el a făcut pasul corect acum, să duce la Genoa. Păi și acum pasul la Milan, că hai să spun ceva, dacă se duce la Arsenal și nu-și poate să joace? Nu poate să joace în momentul de față. Păi și atunci ce a rezolvat? Nu mai bine te duci la Milan? Păi și la joci. Milan e aceeași și să poate. E adevărat că Milanul ia titular, nu-l ia ca să-l țină, pentru că Milan nu e Arsenal. Dacă gândim pozitiv pentru echipa națională, trebuie să aleg o echipă să joace și să vină la echipa națională. Dacă stă pe bancă la Arsenal sau la Tottenham și vine la echipa națională, nu mai are același randament. Clar. Deci, nu știu, vorbeam de unde să transfere, dar undeva unde să joace. Dacă ar fi o opțiune Milan, la Milan, pentru că deja știe campionatul, vorbește limba. În ianuarie, Mazilu se duce în Premier League, nu? Stai să vedem dacă se mai duce, că uite, joacă la echipa națională de tineret și mă gândeam, Borza care era fundașul stânga, nu, următorul... Este foarte greu să joci în Anglia, la ce viteză. Da. Este la orice echipă, este foarte greu. Normal că e foarte greu. Ritmul de joc e fantastic. Și să vorbim de Drăguș, mai bine merge în Spania, e ritm mai lent, înaltă. În Anglia fluieră fundașii aia pe lângă tine. Exact. Mă uitam la Rațiu, că toată lumea zice, domne, cum joacă? Păi da, dar Rațiu îl bate la viteză pe Vinicius.
Îl bate la viteză pe ăla. Pleacă de la centrul terenului ăla, are 2-3 metri în fața lui și până la 16 îl prinde. Și Turghe mai aseară viteză și ăla și nu uite că nu l-a făcut. Vezi că nu e întâmplătoare și ascensiunea lui Raciu. Bă, să duci acolo cu un... Are nevoie și el de o adaptare. O conjunctură, o conjunctură, că e titularul accidentat și îi vine rândul chiar cu Real Madrid. Și o face senzațional. Păi să vezi articolul în Marca, adică cred că l-ai citit. Da, l-am citit. Mamă, senzațional cum vorbesc ăia. Zici că e de-al lor. Dar lor, deci lăudat de toată lumea, de specialiști, de antrenori, de, are o presă senzațională. Ai nevoie și de, știi cum, cariera ta de fotbalist, ai nevoie și de ceva. Să accidentează cineva, adică să cu echipierul acesta. Când îți vine rândul. Când îți vine rândul, da, și da, când ai intrat acolo. Să rămâi. Să rămâi, da, că asta clar, este. Clar. Că, uite, cum și cu Manea. El l-a descoperit pe Drăgoșin. Da. L-a îndrumat, poate, da, să-l ajute. A fost alături de el. L-au da, descoperit, l-au descoperit antrenorii. Nu, el s-a pregătit, a jucat și are valoare. A avut opțiune să joace, că dacă intri și joci și nu joci bine, stai pe la doamnă. La revedere, mai aștept o dată să-ți vină rândul. Să vă povestesc cum am debutat eu la Electroputere. Da. Yeah. Că mâncai Eugenii? Pe biscuiți. Pe biscuiți, pe trotuar. Pe trotuar, da. V-am povestit, nu? Stăteai în fund pe trotuar. Deci nu jucam, era etapa a treia, că eram copil și stăteam să încălzeau așa jucătorii. Albeanu, Mitriță, că erau toți care jucau acolo, în atac. Și m-am pomenit cu două palme peste că stăteam, mâncam biscuiți. Așteptam să înceapă meciul. Da. Ce faci, mă, mănânci biscuiți? Bondrea. Antrenorul. Da, antrenorul. Ce faci, mă, mănânci de biscuiți? Treci și joacă, că la Albeanu are febră. Buf. Are ți-a febră? Rămas biscuitele în gât, direct. Tu te vomită biscuitele. Stai că rezolvi stai că rezolv și biscuitele, da. Și am dat două goluri cu farul. Păi mai scoate un bine. Dar ai fost rezervă următorul meci? Da. Da. Nu, dar după aia iar am intrat. Da, ai intrat și iar a dat gol. Cum a intrat Falem în echipa la noi? Era la, cu două zile înainte, făcut piții echipa și era în echipa rezervelor. Așa. Era Paraschiv. I-a băgat alunecare. I-a băgat alunecare lui Florentin Dumitru. A trecut Paraschivul locul lui Florentin Dumitru și a intrat Falem în echipă. I-a făcut crez de atâta. Ai nevoie și șansă de o și șansă ta. Și, dar și când ai ești acolo, profită de ea. Uite, Rațiu a profitat exact cu cine trebuie. Cu Vinicius. Da, 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 cu Vinicius, da. Și te gândești înainte de meci, mamă, tocmai acum s-a accidentat ăsta. Mă face varză, nu mai prind. Și uite. Bă, dar mă gândeam la apropo de accidentări, bă, ghinionist e mană. Asta e campion mondial. Nu, asta e campion când mondial. Când e că tu meci importante să eu știu, și mai eu știu, eu le zic la băieții din redacție, eu le zic la băieții din redacție când se apropie meciul național, pregătiți-vă de știre cu mană că se accidentează. Mai e unul ghinionist la echipa națională. Mihaila. Cum? Mihaila, la fel. Da. Da. Dar nu doar cu meciul ăsta. Cât la fel, când trebuia să vină la națională, când juca bine la Parma, s-a accidentat. Mihaela, când sare gardul, s-a accidentează. Sigur, de o uitat. Da, păi e roșu direct. Primul meci e roșu direct. De la Euro nu va juca. E roșu direct. Dacă se ține cont, se ține cont. E roșu direct. Da, cum? Da. Și meciuri oficiale. Da. Meciuri oficiale, primele două meciuri oficiale. Da. Bun. Cum procedăm cu Elveția? Cum jucăm cu Elveția? Să nu pierdem. E o sărbătoare, sunt 50.000 de oameni în tribună, ar fi o dezamăgire pentru cei care vor fi pe stadion. E o încununare a unei campanii foarte, foarte bune în care echipa națională a României nu pierde și cred că un punct va fi tratat și sărbătorit ca o victorie. Din punctul meu de vedere, dacă meciul ăsta cu Elveția se va termina egal, va fi un motiv de sărbătoare pentru suporterii naționalei, pentru jucătorii naționalei, pentru toată lumea. E important să nu pierdem. Iar punctul ăla te transformă în câștigătoarea grupei și te duce într-o urnă mai accesibilă pentru tragerea la sorți de pe 2 decembrie. Eu zic că Eddie va schimba din jucători. Joacă Ali Bec. Cred că Ali Bec joacă sigur, cred că va intra și Moruțan. Poate Hagi în altă poziție. Da, vor fi schimbări în echipă, pentru că e și normal. După cât au alergat aseară, să joci la 3 zile. Și cred că un alt lucru, Vivi, îmi cer scuze că te întrerup, cred că le va da bucuria unui joc în fața atâtor oameni și celor care au jucat mai puțin. Eu asta cred și o să lasă toată presiunea deoparte, sunt calificat să joc. Distrați-vă, bucurați-vă de noi și poate o să iasă un meci frumos. Da, să nu pierdeți. Asta zic și eu. Acum presiunea a trecut la jucători. Va fi o relaxare. Dar cum ar trebui să jucăm la fel de inteligent stând modelul, să zicem, arici?
și încercând să-i surprindem, sau să jucăm cum ar vrea tribuna, să jucăm deschis, să-i atacăm, să-i... Este un meci de calificare și trebuie tratat... De primul loc al grupului. De urna 2. De urna 2. Trebuie tratat ca și cum ai merge la campionat. Tu când începi meciul, când ai început meciul, ești câștigătorul grupei. Exact. Dacă ții de dacă asta... Dacă pierd, poți să te duci chiar în grupa 4? Clar. Dacă tu trebuie să începi meciul și trebuie gândit meciul, să ții de punctul ăla care ți-l dă organizator. Ce a zis Stoichiță? Că nu s-a făcut... Păi e normal, tu-l vezi pe Edi să fie făcut petrecere. Se gândește la meciul de marți. Dar și jucătorii, Vivi, au șansa să câștige grupa. Mai ales că mai e ceva, jucătorii se gândesc, cum zice și Robert, bă, jucătorii se gândesc, bă, trebuie să câștigăm grupa. Cu cine o să jucăm la campionat? Exact. Nu, va fi, eu nu fac probleme, Edi ține mai bine ca tata. Mai sunt și... O să vină și, cum zice Horia, aroganții de elvețieni, că sunt și tot calificați. Da. Și eu vezi că-s probleme cu cea acasă, probleme da. Nu, și stai, și au atmosfera proastă de tot. Mă auzi? Mare minune. Sper să alunece pe ciocolata aia. Mare minune să nu-l curețe pe Murățel, da? Că oricum sunt calificați, da, să-l las să-i zică Murățel, vine toamna, am pus gogonelele, du-te puțin. Să știi că nu mai mira să-l curețe pe Iachim. Nu, păi asta spun, păi cu liderii doi din liderii vestiarului, e în conflict cu ei. Nu, ascultă-mă ce spun, dacă pierde... Păi va pierde. Nu, dacă pierde... România îi bate, o să vezi. Da, România vedem. Așa, acum ți-am zis, nici nu vreau acum să mergem total pe valul entuziasmului. Nu, dar n-am pierdut până acum Horia. Da, joci acasă, 50 ține minte ce spun, dacă pierde, are o mare problemă Murățica. Da, presa e contra lui, jucătorii, doi dintre liderii echipei, ai vestiarului, sunt foarte supărați, sunt relațiile foarte, foarte proaste cu selecționerul, se bucură de o, între ghilimele, de o presă foarte bună. Deci sunt toate premizele pentru a România face un meci foarte bun și jucătorii elvețieni să-l ajute pe Murețel să se uite la Euro la televizor. Și mai e un lucru foarte important, băieți, v-am zis, am mai vorbit puțin, așa, această calificare va potența Superliga. O să vedeți ce, cum să spun, ce ambiție va fi la toți patronii să câștige acest campionat care se termină când mergem la Euro. Da? Mă rog, să puțin înainte. Să recomande jucători pentru echipa națională, Horia. Cum toți știi? Vor spune, al meu e mai bun, ia-l da, pe ăla. Da, va fi nebunie. Toate cluburile ce vor? Să vândă, da? Cum crezi valoarea jucătorului și îl vinzi pe bani mult? Îl duci în cea mai bună vitrină. Euro e cea mai bună vitrină. Acum, în următorul an, da? Și atunci toți o să dorească să-și pună în vitrina aia și jucătorul lor. În afară de Steaua, FCSB care o să intre în Champions League. Crezi tu? No, îi place, o să-i placă și lui Gigi. O să țină cu ei și Nea Gigi și toată lumea o să fie domnule al mai bun. Mă auzi, dacă intră Coman și dă Coman două goluri, mai înțeles, intră Gigi pe la toate emisiunile. Păi nu face iar 20 de milioane, zice că e cel mai mare român. Nu a dat gol cu Anglia. N-a dat la sub 21. Da, șutul ăla de la 16 metri. Și după meci a intrat și mamă, România. A intrat bine. Toți au intrat. Adică s-a pus în slujba echipei. Au luat și galben pentru... Coman a intrat cum trebuie să intre un jucător profesionist, dedicat. Mai înțeles? A luat prea ușor galbenul. A prea ușor la galbenul. Prostie. Da, prea ușor, dar nu contează. A făcut-o pentru că și-a dorit. Pentru echipă. Da, pentru echipă a făcut lucrul ăsta. Situația este departe de poartă și poate vine următorul minut și îl ia pe al doilea. Exact. Dar mai era puțin. Nu, mai erau vreo 10 minute. 10 minute. Au fost 6 minute de prelungi. Dacă eram în nou, nu ne băteau. Nu poți să știi. Uite, iar prostia. L-ai văzut pe Zahavi unde cobora? La 30 de metri cobora. Nu avea minge. Nu mai aveau, nu știu, israelieni s-au părut și obosiți. Și oboseala. A trei meciuri în 7-8 zile. Bine, au schimbat din ei, dar nu au valoare toți. Nu poți să o duci așa. Da. Nepregătiți, fără meciuri oficiale. Pereț în nota. N-ai, nu poți, e greu. Dar nu, pe mine mă mâhnește așa și îmi pare rău pentru băiatul ăsta, pentru că era pe o formă bună. Bă, intri să faci prostia aia, să te, după ce ai mingea în fața porții, să dai gol. Lasă-l, iertăm pentru ce a făcut în Elveția. Dar nu e că-l certăm sau aia, dar, bă, uite, acum două meciuri să uită. E meciul ăsta imediat acum de sărbătoare. Eu cred că cu Elveția a jucat titular.
Asta da, spun. Poate, bă, aveai con, un pic de continuitate, rămâneai în ritm. Vorbeau și altfel vorbește și aia la echipa de club. Bă, s-a calificat cu a jucat, a intrat, a luat acum roșu din dorința de a da, alunecare. Dacă da, da. Era... Și pun fond prost, că ai faza aia acolo, pe nervozitate. Dă, bă, nu dai cu latul. Da, nu dă cu latul. Și uite să eu neagă cred că negativ vine lucrurile. Prea îi vine prea repede prea și în el. Și în el n-are timp n-are să penduleze. Nu, și mai e ceva, e și entuziasmul. Era, e și știi tu, adrenalina aia, voi știți mai bine decât mine. Auzi, eu te întreb altceva. E entuziasmul ăla sau e supărarea când ai jucat titular? Na, nu, nu, nu cred. N-a fost. Dacă nu s-a supărat Denis, tare Denis era... Lasă, bă, nu, păi ăsta intră. Da. El intră. Da, dar Denis era... Nu l-a intrat în afară de... Că ratează, că se poate rata. El efort, a intrat bine și el, efort, da, disponibil. Intră în două combinații, redublează, sigur, încearcă da, să plece. Ajunge în spate da, la da, acolo, da, nu, da, foarte bine. Păcat, păcat, păcat că, uite, era și meciul ăsta acum, apoi urmă încă un meci, meciurile amicale, îți dai seama, el pierde foarte mult. Ok, te bazezi pe el, dar nimeni nu se bazează pe un jucător care în primul meci oficial de la Euro nu va juca. N-ai cum, vin în două, trei meciuri amicale. Tot din postura de rezervă o să intri, o să că nu o să, n-o să riște Iordănescu mai să-l bagi mai titular. Mai e ceva, vezi, Mihail, ratezi o șansă. Mare! Man, ratezi mare. Nu știu câte șanse. Pentru că ce se întâmplă? La meciul ăsta de la București de marți va fi toate reflectoarele, da, vor fi toți. Da. Și știi cum e? Astea șanse pe care le pierzi. Da. Sunt momente în carieră care contează și le pierzi. Ce s-a scris acum despre noi afară din țară, o să se scrie și după meciul cu Elveția. Da, exact. Dacă ai câștigat da, da, da. Grupa, cine marchează, jucătorii, tot. Jucători, tu nu ești tot acolo. Și tu nu ești, dintr-o prostie. Performanță de afară. Când da, se scrie de tine, se uită lumea. Să vezi bătaie pe locurile de la Euro. Că avem și o echipă națională bună de tineret. 5-0, da, parcă, da, avem de acolo. Ia gândiți-vă dacă era Tavi Popescu în forma de acum 2 ani. Vezi bătaie pe locuri. Juca titular la Pancu, da. 2 pe loc. 2 pe loc trebuie să fie să ia, dar o să fie 4-5 pe loc pe cine lași. Să vezi atunci ce. Probabil, lasă că e bine. Că Edi se gândește, deci am mutat în silență stampa. Nu, lasă că e bună. E bună și pentru jucători, pentru concurența care este între ei, e bine pentru Superliga. Da. Are hai că avem o nouă legătură telefonică. Mergem pe 4 ore de emisie, nu? Așa e la calificări, mergem nu? Înainte. Tot avem o legătură telefonică tot cu niște băieți care au muncit și ei aseară. Îl avem la telefon pe Emil Grădinescu, comentatorul partidei de aseară care ne-a dus la Euro de la prima. Emil, salut! Salut, Horia! Salut! Salut, salut și salut, în primul și în primul rând, știu că e și cu Costi, mi-au zis băieții, felicitări pentru comentariu. Ați comentat așa din suflet pentru români și acolo, chiar dacă domnul Cristian Tudor Popescu nu e de acord cu asta, eu cred că comentariul și vibe-ul vostru de acolo, de la microfon, cred că și aia a contat. Cred că tot a contat ca să ne calificăm. Mersi, Horia, da? Păi asta e, să știi că inițial, înainte să intrăm în emisie, ne-am gândit, bă, hai să fim un pic mai calmi, mai detașați, să, mă rog, să avem acolo marge de siguranță, de, nu știu, poate de civilizație, da? S-a început meciul și ne-a prins tensiunea și ne-am purtat ca niște microbii, ca niște... Da, ca niște de, deci, Emil, că e o discuție, voi așa ați simțit, nu? Să, ați simțit să comentați acest meci deosebit pentru microbiș și de-aia l-ați comentat, să zicem, mai mult ca niște microbiș, nu? Da. Deși eu cel puțin îmi propusesem să fiu un pic mai distant, așa, să nu mă... Dar nici nu mi-am dat seama când m-a luat valul și m-am trezit că strig la arbitru, bă, arbitre, strig la săracul Mihail, astea, de reprizat de peluză, știi? Dar, mă rog, cumpăra le-a plăcut, altora nu, asta e până la urmă. E, știi cum e, nu puteți da, să-i mulțumiți pe tot. Emile, ce ați simțit... Ce ați simțit acolo? Povestește-ne puțin. Sunteți doi oameni și cu experiență și clar că sunteți doi români adevărați. V-am auzit în toate comentariile. Critica nu înseamnă că nu ești român, n-are nicio legătură. Ochiul rece în multe meciuri, nereușitele naționale, că știm și noi. Ne-am calificat, dar am suferit aia. Ce ați simțit voi acolo? Povestește-ne. În primul rând o surpriză plăcută după atâtea meciuri slabe pe care le-am comentat.
cu Naționala, meciuri care echipa chiar a părut așa fricoasă, cu un antrenor fricos. De data asta, bă, parcă am simțit exact ce spui tu, vibe-ul ăla, de pe alte, din alte timpuri, din, de pe vremea când România avea Națională bună de tot. Asta am simțit, că sunt stăpâni pe ei, că știu ce fac, și s-a văzut că au ținut sus apărarea, nu au mai băgat autobuzul în poartă, au ieșit la pressing, am văzut personalitate, l-am văzut pe Stanciu care alerga, cred că văd 15 km, Brațiu iarăși foarte bun, Pușcaș, surpriza emisiunii a fost Pușcaș. I-am zis lui Costi și le-am zis aproape tuturor înainte de meci, băi, Pușcaș dă gol. Unul dintre toți care erau pe lângă noi și m-au auzit, a pus pariu, a jucat gol Pușcaș și după meci a venit la mine să mă spune că i-a ieșit. Ce cotă a avut Emile? 25. Nu știu, nu l-am văzut. Cred că ținând cont că bietul băiat n-a mai marcat nici la Genoa, nici la Națională, 2 luni și jumătate, cred că a avut, glumind puțin, cotă de 100 să dea gol. A dublat cota. Păi da, băiatul avea ochii scos din cap când m-a întâlnit. De fericire, ce pont animării. Cam asta am simțit și am... Ne-a surprins plăcut și cred că ușor începe să se lege așa în rogul Națională. Nu degeaba zice Redi de forța grupului și toate poveștile astea pe care le-am auzit de multe, dar acum parcă așa stau lucrurile. Uh-huh. Acum, retrospectiv, ai fi vrut să fii mai profi, cum se zice, între ghilimele, sau comentariu patriotic, mă rog, cum e numit acum, comentariul ăsta de suporter care iubește echipa Națională, crezi că s-a mulat mai bine pe ce s-a întâmplat aseară? Ei, Horia, nu știu ce să zic. Cred că cel mai bine e să fii tu însuți și să te comporți așa cum simți, pentru că așa am făcut meseria asta 30 ceva de ani. Nu de una am spus ce am simțit. Și am încredere până la urmă în instinctele mele. Cred că am făcut bine așa. Adică era un meci atât de tensionat și atât de important, încât dacă te ții deoparte și vrei să fii distant așa și să nu te implici, nu știu dacă e bine. Și până la urmă spun, m-a luat apa rău de tot. N-am mai... Cred că dacă mă ascult acum, dacă reascult comentariul, cred că mi-ar fi un pic rușine, știi? Pentru că sunt unii care nu sunt neapărat fani ai Naționalei, sunt oameni cu un anumit nivel de cultură și cu anumite pretenții de la un comentariu, care probabil s-au simțit șocați așa și ofuscați de toate interjecțiile noastre pe acolo și cred că lor nu prea le-a plăcut. Dar, încă o dată spun, am comentat pentru suporte și pentru oamenii care... Ai rămas puțin surprins de reacția lui Cristian Tudor Popescu? Mai n-am citit-o, doar mi-a zis... soția, cred că mi-a zis dacă ne ia la mișto. Foarte bine, asta e, așa crede Cristian Tudor Popescu și am anumite păreri despre articolele lui și despre mulțumesc, dar le ții pentru mine, lasă așa. Da, am înțeles. Dacă te înjură Cristian Tudor Popescu, nu e rău. Cum? Dacă? Zic, nu e rău dacă te înjură CTP-ul. dacă te înjură CTP-ul, nu e rău, da. Da. Nu, v-a ironizat, a zis un rol decisiv în calificare, mi se pare că au avut și cei doi comentatori TV care au dat cu gura patriotic din răsputeri la meciul Israel-România. Ce să mai, fără ei pierdeam sigur. Asta a fost ironia. Da, bine, nu știu dacă neapărat patriotic, dar pur și simplu microbiști, oameni care țin cu echipă, nu neapărat patriotic. Nu știu dacă am visat acolo, trăiască țara românească și Ardealul și Moldova și așa mai departe. Am zis ce am simțit, dar niște oameni care consumă fotbal și voiau să câștige o echipă din alea două.
care întâmplător e echipa țării noastre. Întâmplător sau nu? Da, și stai, și echipa și țării lui Cristian Tudor Popescu. Da, da. Evit să intru în polemică cu dumnealui care are multe țări de tun și te poate mitralia. Las-o așa. Am înțeles, da. Spune-mi după meci ce reacție ați primit, cum a fost, v-ați mai intersectat cu Naționala, ce s-a mai întâmplat după meci? După meci, noi am stat încă vreo oră, cred, în stadion jos la camere, că a trebuit să te dă cu părerea așa. După care spun, am mers la hotel și am băut o sticlă de vin. Bă, nu, cred că vot am băut cu niște colegi. În timp ce Paul Antone, reporterul nostru, s-a dus după echipă la Budapesta, ne-am dormit la Celsius. Da. S-a dus după echipă la Budapesta la hotel, unde nu are ce să facă mare lucru, pentru că i-a înțeles că a trimis pe toți la culcare și foarte bine a făcut. E meciul cu Elveția și trebuie jucat și el la un nivel bun. Uh-huh. Da. Ce au zis prietenii, cunoștințele, ce au zis de comentariul vostru după meci? Păi, unii care sunt prieteni ne-au lăudat și ne-au dus tot felul de osanale. Alții care sunt mai puțin prieteni, știi tu cum, ne-au umplut frigiderul și din astea. Până la urmă, noi ne-am simțit la sfârșitul meciului, că ne-am și dat mâna, bătut palma și am simțit că am făcut o treabă bună și așa cred că trebuie la urmă. Deci știi, lumea, mă, totuși lumea e un pic meschin așa. Sunt situații când toți laudă, domnule, ce comentariu au ăștia din America de Sud sau comentatorul ăla islandez care scâmpă plămânii când se întâmplă ceva cu ceva bun cu echipa lui. E, uite, dacă sunești un pic mai golănaș așa, mai de tribună, mai de peluză, dintr-o dată se simt ofuscat. Dar nu e nicio problemă. La urmă, fiecare e liber. Există democrația comunicării în... Nu, cred că tu ai spus foarte bine mai devreme, ai spus excelent, că poate unii... ți-am zis, eu, după părerea mea, eu n-am comentat niciodată, dar eu m-am simțit că ați comentat în spiritul meciului. Așa se comentează, până la urmă, un meci în care România reușește o performanță, iar asta, că poate că ați mai exagerat, e până la urmă, cred că și voi ați fost fericiți că în sfârșit aveți și voi să comentați un lucru bun. În sfârșit, după atâția ani de zile. Și e normal. Dar normal că persoane, poate cu un anumit nivel, tu ai spus foarte bine cum ești Cristian Tudor Popescu, s-au simțit lezați. Asta în mod sigur s-a întâmplat. Da, da, da. Și noi ne-am săturat să facem miștouri și să... Da, să ne amărăm de calitatea jocului. În sfârșit am avut un meci bun și am vibrat odată cu meciul ăsta și cu atmosfera. Normal. Și până la urmă, fiecare cu părerea lui, că asta e viața, e democrație, știi cum e până la urmă. Da, sigur. Fiecare sigur. Cum simte să fie român, până la urmă. Na, asta e. Da, da, doamne aștept. Bravo. Felicitări încă o dată, salută-l și pe Costi mă auzi? Vă așteptăm și aștept următoarele comentarii la Euro a domnului Cristian Tudor Popescu. Să vezi ce va face la Euro. Da, dar nu suntem noi, o să fie pro, nu știu cum... A, nu sunteți voi? N-am știut. Nu, pro are... A, Euro va fi la pro? Da. Da, ia uite mă și eu așteptam, îți dai seama cu... Deci a scăpat. M-auzi vorba lui Robert, vă transferați până atunci, dacă o fi. Felicitări. Poate este de vreo colaborare, nu știu. Da, transmisie și o transmisie excepțională a lui Prima. Felicitări și colegilor voștri care au făcut de la Prima transmisie jos pălăria, totul a fost la cel mai înalt nivel și transmisia de la Prima și ce a făcut Prima și tot ce ați făcut voi a fost pe măsura calificării. Doamne ajută, felicitări! Mulțumesc, Horia, le transmisii colegilor. Mulțumesc. Bine, toate cele bune, la revedere. Ce-a da. Bine. Da.
Asta e polemică, știi cum. Păreri împărțite la toată lumea. Ce scria Tolontan când am mers cu Turcia, când a văzut că dacă Chiricheș ar fi fost la microfon și Răchită în teren, am avut mai multe șanse. Că și eu m-am transformat și ziceam, dă-i, palmă, și mi-a zis Tolo, onomatopeie, ce l-a scos Vivi, și dacă era el pătărit și Chiricheș la microfon, poate avea multe șanse. Nu poți să te... Deci, Horia, eu am fost, am comentat și eu, domnule, poți... Te ia valul. La un moment dat, că ești suporter al echipei naționale. Vrei să... și uiți că ai microfonul la gură și mai scos onomatopeie. Bun, suntem pe final. Batem Elveția? Da. Da? Eu zic că da. Și eu vreau să batem și cred că și batem. Pentru că elvețienii vin, cum sunt ei, cum le spui tu, aroganți, vin calificați. Nu cred. Eu cred că acum nu vor veni aroganți. 50.000 de oameni în spate sunt copiii aia care o să cânte. Au și ei ceva de demonstrat. Cred că au un singur obiectiv. Păi poate au să demonstreze ăștia liderii bestiali. Nu vor să câștigă. Pe liderii bestiali? Vor eu cred că singurul obiectiv e să schimbe antrenorul. Să se ducă cu altcineva la Euro, să facă acolo o figură frumoasă. Aici așa au făcut treaba, obiectivul e atins. Hă? Cobra, batem? Nu cred că îi batem pe elvețieni, dar terminăm pe primul loc. Da, e greu? Ne-ai dat o ghicitoare grea? Da. De tot, dacă m-auzi, dacă parolele la armele nucleare, mai înțeles, ar fi ca și ghicitoarea ta. Ți-am spus că o să ne calificăm. Deci, elvețienii, dacă vă dau timpul înapoi și văd meciul din Elveția, superior. Foarte superior. Dar nu cred că o să ne bate la București. Hai, Doamne ajută, să sperăm că va fi totul ok. Mamă, dar credeți-mă, ce ne așteaptă în Superliga după calificarea asta? Să fie spectacol. Nu, spectacol va fi. Măi, oameni buni, țineți minte ce v-am spus. Țineți minte ce vă spune Ivanovici. Să comentăm la campionat. Nu, dar o să fie nebunie. Lasă până la european. Cum ați zis voi toți aici, se vor bate patronii, exact. Să-și trimită jucători, să joace cât mai sus, să fie cât mai sus. Ai înțeles? Mă pun în locul Rapidului. Mamă, ce jucător ăsta drăguș. Tu îți dai seama cum juca drăguș în România? Știi ce înseamnă asta? Patronii de cluburi să se gândească să crească copii. Da. Ca unde să se ducă cu ei? Corect. Spre echipele naționale. De acolo o să dea. De exemplu, nu știu, la Botoșani avem vreun român foarte bun, că sunt vreo 9 străini în echipă, știi? Da, avem un fundaș central și atât. Da, bine băieți, hai, ne oprim aici, așa, da, dacă mai avem declarația lui Răzvan Bularu de la aeroport, normal. Cum să spun, normal că o dăm pe final, președintele Federației, care are și el un mare merit în această calificare, nu că a jucat el sau a dat el vreo centrare, are merit că a crezut în Edi Ordănescu, că nu mai credea nimeni. Nici cei poate cei din cercul mai apropiat, poate unii în sinea lor poate nu mai credea. Vezi bunul simț, i-a lăsat pe jucători pe antrenor să fie cei care au luat spuma. De când aducea el pe teren, pe acolo, cum ar fi făcut altul, mamă, ce... Să-mi scrieți când e gata să vedem ce spune și președintele Federației Române, care într-adevăr aseară nu a luat prin planul și a dat declarații. Hai să vedem ce spune Răzvan Burleanu, președintele Federației. Nu știe ce va face. Cu siguranță în lunile următoare și eu și selecționerul vom spune exact ceea ce urmează. Dar ce lucrurește conducerea Federației? În cont că avem un selecționer care în sfârșit ne-a dat un Mă bucur foarte mult că ne adresați această întrebare, iar ca manager, în momentul în care susții un selecționer care nu are succes în ceea ce privește rezultatele sportive și în ciuda opiniei publice la vremea respectivă și acel selecționer demonstrează că această încredere, care pur și simplu se baza pe realități care le vedeam și discuții cu jucătorii, și am continuat cu acest selecționer. Cu siguranță opinia noastră a Federației Române de Fotbal este că ne-am dori să păstrăm aceeași coeziune pe care o avem astăzi la cel mai înalt nivel între staful tehnic și jucătorii noștri. Când spun acest lucru că avem o coeziune la cel mai înalt nivel, nu vreau să se înțeleagă că în mandatele anterioare ale celorlalți selecționeri nu am avut parte de același lucru. De aceea, toți selecționerii care au contribuit în ultimii 7 ani toți selecționerii care au fost alături de noi în ultimii 7 ani au cu siguranță un merit și o contribuție enormă la această calificare. Fiecare dintre ei a jucat un rol extrem de important într-un anumit moment dat. Situația financiară, după cum știți, sau condițiile financiare n-au reprezentat niciodată un element fierbinte, astfel încât
După cum știți, și Federația Română de Fotbal, dincolo de aceste rezultate sportive care vă spuneam, la nivel de Under 21, la nivel de Under 19, pregăteau succesul primei reprezentative, din punct de vedere financiar, Federația Română de Fotbal, în toată această perioadă de timp, a fost în cea mai bună stabilitate financiară. Astfel încât, repet, nu e un subiect fierbinte și cu siguranță primele vor fi plătite la timp. Dar inevitabil se va discuta despre prima dumneavoastră, știți foarte bine, și după calificarea de 16 s-a discutat, nu puteți spune ce primă aveți pentru calificare? Dar nu credeți că în momentul de față este mult mai frumos, pur și simplu, să ne bucurăm și toate aceste subiecte și toate aceste întrebări să putem să le discutăm în oricare altă conferință de presă, fiindcă se pare așa că am și uitat să ne bucurăm. Iar aseară, imediat după meci, ceea ce le-am spus colegilor mei, staff-ului tehnic și inclusiv jucătorilor cu care am stat de vorbă, a fost că pur și simplu nu trebuie să ne mai gândim absolut deloc la ceea ce a fost până acum. La absolut deloc. Absolut deloc. Da? Și nici măcar la ceea ce urmează. Ci doar pur și simplu să avem această capacitate să ne bucurăm. Și același lucru vă invit și pe dumneavoastră. Până la meciul cu Elveția, să avem această stare, pur și simplu să ne bucurăm. Iar după meciul cu Elveția, să ne bucurăm în continuare. Iar în ceea ce privește toate acțiunile, toate inițiativele, toate proiectele, în ceea ce privește o dezvoltare sustenabilă a fotbalului, fiți siguri că avem toată pregătirea, toată inteligența necesară pentru a le livra. Astfel încât pentru noi, ca administrație, imediat după ce se termină această campanie de calificare, vor veni probabil cele mai importante momente în care vrem să ne asigurăm că și următoarele generații, peste 7, peste 10 ani, vor avea capacitatea să fie nu doar la acest nivel, ci chiar să depășească actuala generație. Iar actuala generație, chiar ne dorim, dacă discutăm despre viitor, da, fiindcă jucătorii, staff-ul tehnic, pur și simplu trebuie să bucure în continuare, inclusiv astăzi, ne dorim să fie cea mai bună generație din ultimii 20 de ani. Am uitat să ne bucurăm și ne-am fi așteptat să fim azi alături cu toți aici, să fie și băieții în sală de clasă, să ne bucurăm cu toți aici, cu siguranță o să avem posibilitatea după meciul cu Elveția, fiindcă jucătorii aseară n-au avut posibilitatea să se bucure așa cum ne-am bucurat noi, da? Fiindcă totuși suntem în continuare în cantonament. Nu am terminat meciurile, mai avem un meci cu Elveția, o echipă care a pornit favorită în această grupă de calificare, dar o echipă împotriva căreia am reușit să obținem un rezultat de egalitate chiar în deplasare. De aceea jucătorii noștri nu pot fi astăzi într-adevăr să ne bucurăm. Dar fiți sigur că fiecare dintre ei se bucură enorm pentru această reușită, fiindcă probabil în viață, ca să poți să faci un pas înainte, trebuie să faci un pas înapoi. Să faci un pas înapoi, să te gândești la toate obiectivele pe care ți le-ai asumat în cariera ta. Și să te gândești, mai ales ca jucător de fotbal, mai ales ca antrenor, dar inclusiv ca manager implicat în fenomenul fotbalistic, este ceea ce te-a mânat, pur și simplu, de mic, să te implici în această viață, care e una extrem de frumoasă. Am primit sute, aș putea spune chiar peste 1000 de mesaje, ceea ce pur și simplu vreau să le mulțumesc tuturor și mai ales că au fost foarte multe mesaje care pur și simplu ne oferă acea încredere că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani s-a făcut cum trebuie. Și pot să vă spun că au fost 7 ani de sacrificii, 7 ani de eforturi, 7 ani în care poate de foarte multe ori am fost prea aspru criticați, dar cred că toate aceste lucruri ne-au ajutat foarte mult, astfel încât vă mulțumim inclusiv dumneavoastră că ați avut această răbdare. Le mulțumim în același timp suporterilor că au avut această răbdare și încredere în tot acest proiect și mulțumim totodată tuturor membrilor familiei fotbalului românesc care pur și simplu s-au conectat în această perioadă de timp la această strategie, la această viziune pe care o avem și care nu e o viziune doar pentru fotbal, e o viziune pur și simplu pentru modul în care ne dorim să influențăm societatea noastră. Un mod care practic se bazează
pe principii, pe valori și o viziune foarte, foarte clară. Și dacă o să luăm momente cu momente din această perioadă de timp pe care am petrecut-o împreună, cu siguranță veți vedea această fermitate care ne-a caracterizat. Ce obiectiv ne putem fixa pentru europeană cu această generație? Păi, după cum v-am spus, ne dorim să fie cea mai bună generație din ultimii 20 de ani. Să ieșim din grup. Poate diferi obiectivul în funcție de locul pe care te vrem, dar când am pe unul să fim în grupă, dar să dacă am pe locul. Indiferent pe ce loc terminăm în grupă, va urma o perioadă intensă de pregătiri, astfel încât să avem această capacitate să trecem la o etapă următoare. Da? Nu suntem mulțumiți doar cu calificarea, da? Și astfel încât, dacă, după cum vă spuneam mai devreme, ne dorim ca această generație să fie cea mai bună generație în ultimii 20 de ani, trebuie să credem în asta. Iar ca să putem să credem, trebuie să pregătim, să muncim zi de zi în lunile următoare. Și cu siguranță veți vedea acest lucru. Și veți vedea acest lucru la nivelul fiecărui jucător, la propriul său club. Veți vedea acest lucru în ceea ce privește fiecare membru al staffului tehnic. Veți vedea acest lucru în ceea ce privește fiecare membru al administrației Federației Române de Fotbal pentru a oferi tot suportul necesar staffului tehnic și jucătorilor pentru a-și îndeplini acest obiectiv. Vă mai gândiți să faceți unități suplimentare pentru meciurile de cred că dacă am fi avut un stadion de 100.000 de locuri, cu siguranță toate biletele ar fi fost acordate. Cu siguranță, dar să știți, adică nu există niciun mare jucător de fotbal care să-și fi dorit să fie prezent la un meci al echipei naționale și care să nu fi primit o invitație. Gândiți-vă că încă din 2014 am fost inițiatorii acestui proiect, da? Iar lucrul acesta este inclusiv comunicat public. Oamenii care plâng în momentul de față, da? Că nu au fost invitați, sunt oameni care niciodată nu și-au dorit să fie alături de echipa națională la un meci, n-au solicitat niciodată să fie prezenți. Așa că, dacă își doresc, mai au timp să o facă. Ce crezi că Emilio Crescu față de ceilalți care nu are fiscalitate? În primul rând, Edi Ordănescu a avut o contribuție enormă în ceea ce privește crearea unei culturi a performanței. O cultură a performanței la nivelul primei reprezentative, care a produs o reacție la nivelul jucătorilor, care am văzut-o tradusă, transformată în ceea ce numim o familie, o coeziune, un spirit al grupului. Acest spirit al grupului s-a caracterizat în toată această perioadă de timp într-o dorință unică, și anume de a reuși împreună. Acesta, practic, a fost elementul diferențiator care a făcut diferența în această campanie între a ne bucura astăzi de această calificare sau pur și simplu de a plânge. Ce? Și să ne uităm la televizor, probabil. L-am felicitat și pur și simplu n-au fost doar niște felicitări în ceea ce privește victoria, calificarea, ci pur și simplu că a avut capacitatea ca alături de noi în toată această perioadă de timp să treacă prin aceste eforturi, sacrificii, care, pur și simplu, nici pentru el nu au fost deloc ușoare. Da? Și cei care comunicați cu el, cu siguranță știți că a suferit foarte mult. Dar, la fel cum am crezut și noi, ca administrație, în tot ceea ce înseamnă acest proiect, că a fost un proiect în spate, așa a crezut și el. Și gândiți-vă că pentru un selecționer să continue după o campanie în care, pur și simplu, nu ne-am îndeplinit obiectivul sportiv din Liga Națiunilor, un selecționer, un manager al echipei naționale să continue, înseamnă un act mare de curaj, dar și de responsabilitate. De ce? Fiindcă a conștientizat că este într-un moment în care a reușit să producă un grup unit, un grup care are nevoie pur și simplu de un nou imbold pentru a trece într-o etapă următoare. Și un selecționer care totodată a conștientizat că suntem pe un drum bun, chiar foarte bun. Doar că avem nevoie de puțină răbdare, avem nevoie de puțină susținere, avem nevoie de, pur și simplu, la un moment dat, de o vorbă bună pe care să o adresăm fiecărui jucător. Adică să nu uităm, jucătorii noștri sunt în continuare tineri. Jucătorii noștri au în continuare, în anii următori, foarte mult de oferit. Sunt jucători, cei mai mulți dintre ei, peste 20 dintre ei, jucători care au trecut prin ultimele 3 generații de Under 21. Gândiți-vă că doar 2 jucători din actualul lot au cunoscut performanța din 2016.
Ei bine, tocmai acest mix practic ne-a dus în acest moment și face să fim foarte încrezători, foarte fermi și foarte focusați pentru ceea ce urmează, astfel încât să trecem la etapa, să trecem la etapa următoare. Ultima calificare din 2016, pe Mijan, speram că cea calificare va atrage după ea și ea. Păi, în primul rând, când ne uităm la această calificare, trebuie să dăm timpul în urmă și să vedem ce performanță au obținut acești jucători la alte categorii de vârstă. Under 21, under 19 sau inclusiv Olimpiada. Pentru că vă spuneam mai devreme, această performanță vine ca o consecință a altor rezultate care s-au petrecut în ultimii 7 ani de zile. Trei prezențe consecutive la un turneu final de Under 21, o calificare istorică după 56 de ani la Olimpiadă și o calificare istorică, la fel, pentru prima dată, la un turneu final de Under 19. Dacă ne uităm, luăm anul 2016 și ne uităm la ultimii 7 ani, nu o să regăsim absolut nicio performanță. Da? De aceea, practic, acest rezultat confirmă că dacă ai capacitatea de a elabora o strategie foarte clară, foarte coerentă, care să urmeze la fel o viziune coerentă, cumulată totodată de o capacitate de implementare a acestei strategii și totodată inteligența necesară de a te adapta în funcție de contextul pe care îl întâlnești, rezultatele nu vor întârzia să apară. Pe termen mediu și lung. Pe termen scurt, vă spun, e foarte, foarte dificil, aproape imposibil să obții performanță, cel puțin în plan sportiv. Sportul mi se pare că este lecția cea mai importantă pentru societate. Și anume că dacă avem capacitatea să ne asumăm o viziune pe termen lung și ne vom ține de ea zi de zi, zi de zi, zi de zi și vom munci, nu 2 ore, 4 ore, 8 ore, ci 24 din 24, 7 zile din 7, și vom pune pasiune, efort în tot ceea ce facem, rezultatele nu vor întârzia să apară. Și cred că este specific fiecare industrie. Considerați că prin această calificare ați arătat cumva mânușa și în curtea plângerilor să fac mai mult, pentru că la nivel de europene stăm catastrofă. Cu siguranță. De aceea, practic, această performanță confirmă ceea ce am mai spus și cu altă ocazie. În ciuda faptului că nu avem rezultatele sportive la nivelul cluburilor, această performanță a echipei naționale confirmă că fotbalul românesc este pe un trend pozitiv. Este pe un trend pozitiv fiindcă în ultimii 9 ani înregistrăm cea mai mare creștere de participare în ceea ce privește numărul copiilor, băieți și fete care joacă fotbal astăzi în România. Avem o creștere de peste 3,5 ori mai mare în ultimii 9 ani de zile. Dacă ne uităm la bugetul Federației Române de Fotbal, care este singura federație relevantă din România, care este finanțată exclusiv de către mediul privat. Vedem o creștere de 2,5 ori. Dacă ne uităm la infrastructură, o să regăsim 8 stadioane noi inaugurate în România, unde Guvernul României, autoritățile locale au contribuit decisiv. Iar dacă e să ne întoarcem la nivelul cluburilor, în ciuda faptului că cluburile nu au reușit o performanță la nivelul competițiilor europene, înregistrăm totodată o performanță la nivelul cluburilor românești. Iar cluburile românești au contribuit cu siguranță la succesul de astăzi, fiindcă tot cluburile românești au contribuit și la succesul pe care vi-l povesteam mai devreme. Calificarea istorică la Olimpiadă, 3 prezențe consecutive la un turneu final de Under 21, o calificare istorică în top 8 la nivel european la categoria Under 19. Și când mă refer la acest lucru, nu pot să nu menționez. Când mă refer la cluburi, o creștere a investițiilor cluburilor din România de peste 5 ori în propriile academii. Mă refer la cluburile de Liga 1. Ne uităm iarăși, când vorbim de performanța cluburilor, ne uităm la deschiderea cluburilor astăzi în ceea ce privește educația. Și ne uităm la acest proiect care a fost lansat acum un an jumate, numit Academia Națională de Fotbal, care a pregătit până astăzi numai puțin de 2200 de români în 54 de programe unice. Iar toate aceste proiecte le veți vedea accelerate în perioada următoare. Suntem siguri că plecând de la planul pe care îl avem în jurul găzduirii finalei de Europa League la București în 2026 sau 2027, să putem să ne îndeplinim cele 5 obiective majore pe care le avem în cele 5 direcții strategice. Fotbal, care înseamnă practic dezvoltare tehnică, business, care bineînțeles
își propune să ne aducem contribuția la creșterea economiei fotbalului românesc, comunitate, încă fotbalul la finalul zilei propune cel mai important liant social pe care îl avem astăzi în România. Astăzi fotbalul este ultima proprietate publică a noastră a tuturor. Fotbalul nu aparține lui X, Y, Z sau oricărei alte persoane. Nu, fotbalul ne aparține nouă tuturor. A patra zonă este cea legată de sustenabilitate. Iar a cincea zonă, pe care o veți descoperi în lunile următoare, fiindcă deja am intrat într-un proiect accelerat cu UEFA în această zonă, este de inovare. Astfel încât sunt sigur că cluburile, poate nu toate, cele mai multe dintre ele, vor avea inteligența de a ne urma în această călătorie pe care le vom propune. Da, am revenit la Fanatic Superliga, ediție specială dedicată marii calificări la Euro 2024 naționale României. Discurs uriaș al lui Burleanu. Te-ai simțit ca la un curs din ăsta de management. Da. Discursuri ești, da. De licență pro și ți-a venit un lector de afară. Nu, și lucrurile care le-a spus. Da. Lucrurile unui om care chiar știe ce face. Asta e inovator. Nu a fi fost el vreun mare fotbalist, dar jos pălăria. Inovatorul Stoichiță deja a început. Deci, să duc antrenori cu licență pro din cadrul federației la diferite cluburi să facă antrenamente cu grupele de copii și juniori de la acele cluburi. Da. Nu, discursul ieș al lui Răzvan Burlă. Senzațional. Și a atins toate punctele. Da. Inclusiv cu nemulțumirea unora care n-au solicitat niciodată să fie prezenți. Nu, dar așa este, vezi, și eu am bilet. Dacă nu ai o discuție minoră, minusculă, prea mică. Deci, nu, ai o discuție, nu atinge tot. Da, e o atingere de genunchiul. Aia e o discuție de genunchiul broaștei. Că nu i-ai dat un bilet lui Ionuț Lupescu. Cifre, cu detalii, sunt convins că Ionuț Lupescu putea să-și facă el rost de bilet dacă vrea să vină. Fără și o loje, și Ionuț Lupescu. La o loje, dar spune tot, dă cifre, dă creșteri, 3,5, 3 milioane, 8 milioane, adică tot. Pe toate palierele și, de vezi, la sportiv am mulțumit la... e politician, a mulțumit cluburilor, a mulțumit guvernului pentru investiții, sperăm să ne urmeze. I-a dat meritele lui Edi Ordănescu, da. Știi? Foarte bun, da. foarte bun și n-ai ce să comentezi, n-ai ce să spui, pentru că omul își face treaba de când e în fruntea Federației Române de Fotbal. Acum închide cercul ăsta cu o calificare la nivel de seniori, pentru că la Under-19, Under-21 o mai făcuseră echipele naționale, deci practic bugetul federației crește, mediul privat este alături de noi. Am anunțat pe Fanatic că sunt 10 milioane de euro de împărțit, 8% vor lua federarea, adică 800.000 de euro, ceea ce e absolut normal. Se pare normal. Nu văd nimic, a ieșit din comun președintele federației să ia, 200.000 de euro. Toată lumea din federație, da. Că e meritul tuturor. Știi că de obicei ataca președintele, domne, de ce e bani și nu ce. La fel cum 4 milioane de euro împărțiți la staff și la selecționer, mi se pare o sumă, mi se pare chiar o sumă generoasă. 100% vor lua doar cei care au jucat peste 75. Este o grilă, nu ia toată lumea la fel. Nu ia toată lumea. Iar cei care au contribuit și au muncit și fac parte din... Se pare că între 150-160.000 de euro este prima maximă. Este normal să fie recompensat, pentru că este un performanț. Atât când eram la echipa națională, tot în jur de bani ăștia erau. Bravo lor! Pentru jucătorii care aveau 100% din primă. Dar sunt banii câștigați de ei, sunt banii aduși în țară de ei. Stai că sunt și cheltuieli, Vivi, că stai la hotelul de 5 stele, călătoresc cu cearta, îți plătești urne. 40% din cei 10 milioane să dau. Deci mai rămân 6 milioane, să mă dau și la staff. Și sunt taxe, impozite. Condițiile, uite, dacă nu se califică echipa, e o gaură în bugetul federal. Da. Bineînțeles. Bun, băieți, mulțumesc, ne oprim aici, mai avem emisiune și mâine de la 10:30, dacă urmează meciul cu Elveția, da, știi cum e, meciul s-a terminat, show-ul continuă, nu? Că despre asta este vorba. Da, felicitări încă o dată tuturor celor care au pus umărul pentru această calificare frumoasă. Succes cu Elveția, ne vedem mâine la 10:30, tot în direct, bineînțeles. Iar emisiunea aceasta, dacă n-ați văzut-o și chiar merită, au fost multe lucruri interesante, puteți să o revedeți sau să o vedeți în premieră azi de la ora 17:30 pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Mulțumesc invitațiilor, mulțumesc lui Robert, lui Vivi, lui Adi Ilie, mulțumesc sponsorilor, Superbest, sponsorul principal și sponsorul premium Aqua Carpatica și, bineînțeles, băieților, încă o dată la mulți ani lui Adi Barna, sănătate, tot ce își dorește prietenul nostru de viață și colaboratorul meu de viață, e ziua lui astăzi. Mulțumesc tuturor!
băieților de la Tehnic, lui Adi, lui Leo, lui Silviu, băieților de la SAI, lui Cristi Coste. Și știți cum e, ne revedem mâine, trece ziua de astăzi, ne liniștim și mâine o luăm de la capăt cu noi informații exclusive Marca Fanatic. Toate cele bune!